Astăzi o să vă prezint tot ce s-a întâmplat în sezonul 9 din seria Serverul Anei. Toate aventurile interesante și luptele epice pe care le-am avut și toată povestea completă într-un singur videoclip. Nu uitați să dați un like și un subscribe ca să apară cât mai multe sezoane din serie. Luați-vă ceva de mâncare și de băut și uitați-vă la videoclip că merită. Vizionare plăcută! Fraților, recunoaște cineva camera în care mă aflu în secunda de față? Pot să vă las puțin să vă gândiți, o să vă dau puțin timp să vă gândiți și cât timp vă gândiți, dați și un like de urgență pentru că, fraților, ne aflăm în secunda asta pe vechiul server unde jucam împreună cu prietena noastră cea mai bună, Ana. Și din câte știți, Ana s-a cam supărat și a zis că nu o să se mai joace niciodată pe serverul ăsta pentru că serverul ăsta a fost hecuit, s-au întâmplat o mie de chestii și a zis că, bă, nu mai vreau să mă mai joc, plus că serverul ăsta a fost hostat de către prietenul. In nostru hackerul, deci nu era al Anei și toată lumea îmi zicea în comentarii, bă de ce zici că e serverul Anei, că nu mai e serverul Anei și nu știu ce, dar fraților, pentru că tocmai ce începe sezonul 9 din seria voastră preferată, serverul Anei și toată lumea mi-a spus cât de mult vă place serverul ăsta și mie personal îmi place foarte, foarte mult, am reușit să vorbesc cu prietenul nostru hacker și a transferat serverul prietenei noastre Ana, iar în secunda de față serverul este al Anei, este securizat, nu mai este nicio problemă și Ana a zis că da, bă, frate, Hai să ne întoarcem pe serverul ăsta. Am schimbat câteva chestii și la casă care arăta am urât. Mamă, dar camera asta e strâmbă aici, mă rog, trebuie să, trebuie să o mut de aici. Și am mai făcut și Ana câteva chestii pe la casă și am zis că gata, trebuie să începem din nou să jucăm pe serverul ăsta. Iar astăzi, când o să se întoarcă Ana acasă, vreau de urgență să o provoc la un adevăr sau provocare, pentru că ultima oară când am jucat pe serverul ăsta, Ana m-a bătut destul de nasol, toată lumea a zis că și că a trișat și mie mi s-a părut că a trișat puțin, dar astăzi vreau să-mi o revanșa și să o bat pe bune la adevăr sau provocare. Deci o să o aștept pe Ana să intre pe server și o să-i dăm cu o rundă de adevăr și provocare să vedem cine este cel mai bun dintre mine sau Ana. Stați pe la capăt și spuneți de pe acum în comentarii cine credeți că o să câștige și haideți să vedem când intră și Ana. Mamă ce mi-a fost de serverul ăsta, bă ce îmi place, oh my god. Bun fraților, Ana tocmai ce a pe server și sunt gata să o provoc la adevăr sau provocare și dacă nu o să accepte, înseamnă că este o laș pentru că prima oară m-a bătut, m-a bătut urât, ok? Și vreau să-mi iau revanșa de urgență. Ce face Ana? Oh my god, ce dor mi-a fost să bat în clopotul ăsta așa de nebun. Bă, ce zici, Mana? Cum te simți din nou pe noul server de Minecraft, care e vechiul server, de fapt? Bine, Oh my god, uite și pe Rex care sare pe mine Bă, el dă pe mine, oh my god Ce-ai făcut? E Ai schimbat asta? Chiar mi-era dor De ce l-ai făcut albastru? What? Rex niciodată n-a avut asta albastru L-ai schimbat în albastru? Doamne, că arată drăguț Am înțeles, da Uh, ca de obicei Rex mă mure. Ok Ana fii atentă că mi-a venit o idee Șmecheră rău rău de tot ce dor mi era Băi și mie mi-era dor Vezi că tu, tu n-ai mai vrut să ne jucăm Dar uite că acum ne-am întors aici Sper să fie totul bine N-are ce să mai fie rău acum Ana Fii atentă Vreau în episodul de astăzi Ca să sărbătorim că ne-am întors aici pe server Vreau să ne jucăm adevăr sau provocare Eu uite ce-mi dă chipsuri tu omne. Vreau să ne jucăm adevăr și provocare din nou Pentru că ultima oară m-ai bătut destul de urât Și toată lumea a zis Mama Ana, trișat și astăzi vreau să ne jucăm mai corect și mai bine Și să vedem dacă, iar vrei să câștigi, nu că vreau, o să câștig de data asta Și să vedem dacă tu chiar poți să mă bați pe bune Nu ai șanse Ok, Ana, te invit în camera noastră de evenimente Unde ne-am jucat de fiecare dată Toamne și fântâna asta aici Băi, câte amintiri pe harta asta Haide, Ana, să te văd dacă te price. Eu te bam, am pierdut pe... Bă, 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 vină mă încoace Ce e cu nenea pe casă? A, e și el aici, în vizită, nu știu, e instalatorul, îi montează aer condiționat, că și mie trebuie să-mi vină, că nu mai pot de cald, că morim că -s 4000 de grade. Hai să ne jucăm, Ana! Ok, Ana, am ajuns în camera noastră. Ia o pe tu, oamne, cu pozele direct. Ok, Ana, am ajuns aici în camera noastră de adevăr sau provocare și după cum bine știi că tu ai făcut sistemul ăsta, orice pic aici o să tragem amândoi și ce pic aici o să avem un punctaj. 6 puncte, 4-5 nu contează. Cine are mai multe puncte trebuie să-i dea celuilalt adevăr sau provocare. Înțelegi, este foarte, foarte simplu, tu mi-ai explicat asta prima oară, o să-mi pici mie șase, desigur, și de data aceasta vreau să facem o regulă să nu mai punem provocări din astea exagerate. Cum ar fi să îmi sparg toată casa, să distrug mapa, să ștergem hărți, să nu mai jucăm Minecraft 5 ani sau de-astea. Deci nu mai voi cu de-astea, că auzi, abonații, că nu este frumos ce ai făcut tu, auzi, că s-au supărat pe tine, așa mi-au zis. Ok, Ana, acum haide să... Uh, ok, deci aparent uh, Da, uh, nu știu cum a apărut Chestia asta aici, dar dacă tot a apărut Voiam să vă, chiar voiam să vă anunț Chestia asta, nu știu cum ai făcut chestia asta Ana, dar ok uh, Avem un site foarte, foarte șmecher de mărci Se numește LucaLuc.ro. Primul link în descriere puteți să găsiți gheozdane Cu burgeri, cu penare Cu Ana și tot felul de chestii Și cu Ana și cu burgeri Și cu foarte, foarte multe modele foarte șmechere Deci aveți primul link în descriere dacă vreți să vă cumpărați și voi Și acum... Hai să lăsăm vrăjeala, aruncăm chestia asta aici și hai să vedem, Ana, ce o să pice, pentru că vreau să te bat de urgență. 3, 2, 1 și... Uuu, galben, am luat 3 puncte, Ana. Eu o să primești și asta, eu am luat 3 puncte și tu două, ai luat verde. Oh my god, mama, Ana. Ok, ok, deci aparent eu încep, Ana, îmi pare rău să-ți spun și să te anunț, dar eu încep. Asta este, lasă că o să, o să apuci și tu, ok, iau te pana, cu pozele, okay. Ok, gata, gata cu pozele. Haide, Ana, treci aici și vreau, te rog frumos, să alegi provocare sau adevăr. Hai, ai 3 secunde. 1, 2, 3... Și ia uite-o pe Ana și-a aruncat Ce-a aruncat aici? Doamne, uite și tu că face ea Mamă, da, bună poză. Să te faci fotograf, Ana, că le ai cu pozele. Ok, deci tu ai ales provocare. Bun, deci prima, primul challenge pe astăzi este o provocare pentru Ana și fii atentă. Lasă-mă, lasă-mă două secunde să mă gândesc ce provocare pot să ți dau eu ca să ca să văd dacă ești cu adevărat bună la Minecraft sau nu. Vreau să ți dau o provocare, hmm, ceva ceva chiar interesant. Ia să -mi văd eu. Ok, Ana, mi-a venit o idee foarte, foarte bună. Doar vină după mine, ok? Trebuie să mergem pe la mine să luăm ceva și după aia trebuie să mergem în alt loc. Deci nu se întâmplă aici provocarea Dar vino, îmi este frică Nu, trebuie să-ți fie frică Vino încoace Că vreau să-ți testez eu niște abilități Ana, ia vino un pic cu mine Deci Ana, suntem chiar aici la casa lui Mario Sica De ce m-ai adus aici? Păi este foarte, foarte simplu Pentru că toată lumea știe că la Marius Sica acasă Care, bă, trebuie să-i și lui serverul ăsta Nu, că nu cred că l-am chemat aici înapoi La Marius Sica acasă găsești cei mai șmecheri pești Pe care ai văzut vreodată în Minecraft Iar Ana, challenge meu pentru tine este să ia această undiță pentru că tu te-ai lăudat că știi să pescuiești foarte bine. Cu toții știm, adică pescuiam împreună și în Ana Banana Song și în multe, în multe cazuri ne-am dus la pescuit. Vreau să te văd, Ana, dacă poți să iei 3 pești într-un minut. ăsta este challenge-ul tău. Vreau să te pregătești să pui undița în apă, dacă se poate. Dacă se poate să pui undița în apă. 3, 2, 1 și ți-am dat și un avantaj. Ai un minut de acum încolo să pescuiești 3 pești. Orice tip de pește, 3 trebuie să fie la număr. Deja mai ai 50 de secunde, te duci pe acolo, speri pești, Ana, ești vai de capul tău. Bă, bă, speri pești, pe păi de aia nu vin pești. Uite te și tu ce faci, stai în apă acolo. Deja nu mai ai timp, Ana. Uite te și... Oh, oh, ia, ia, prima captură. Ia, e pe pește? Bă, hai de repede că deja mai nu mai e timp. Tum, ne uite-te și tu, deci nici nu se grăbește, vă, nu se grăbește cât de bine. Păi nu mai, mai, mai jumătate din timp și tu ai doar un pește, Ana. <laughs> bă, mai jumătate din timp. Ok, hai, îți dau un minut jumate, îți dau un minut jumate. Dacă nici într-un minut jumate nu faci, atunci este problema la tine, Ana. Ok, ok. U, am mai luat un pește. Ok, doi pești. Mai ai 7 secunde și îți mai dau eu jumătate de minut după. Îți mai dau eu jumătate de minut. 3 2 1. Ok, și resetăm timerul. Ai până la și 30 de secunde. Hai, dacă îl faci pe asta să zicem că se face. Deci, ia, ia. U, da, mă, i-a luat, i-a luat. N-ai ce spune, i-a luat. Ok, Ana, bine, bine. Poate nu stia că dra să-ți mai dau atâta timp în plus, dar uite că ai avut noroc și ai prins 3 pești. Ok, deci primul challenge o să zic că l-ai făcut. Felicitări, Ana. Ai un punct, mă rog, nu facem pe puncte, facem cu X-uri, adică cine pierde de 3 ori, dar haide să ne întoarcem înapoi la ăla de provocare acolo. Ok, Ana, deci pentru că to mai ai făcut provocarea, m-am că ar fi mai corect de acum încolo, dacă de exemplu tu acum ai făcut provocarea, eu să trebuiască să aleg dintre adevăr și provocare, să nu mai trească să mai tragem la, la, astea, adică o să tragem, ne folosim de astea, dar de fiecare dată când se resetează, adică trebuie să facem fiecare măcar o dată, după aia iar mai dăm o dată și ăla trebuie să facă primul care pică mai uh, cu numărul mai mic, dar acum pentru că tu ai făcut, păi așa mi se pare corect, da, ca să facem fiecare și trebuie să aleg, zici tu, băi Ana, pentru că tu ai ales provocare de prima oară, o să și eu tot provocare, știi ceva? O să mă duc tot pe provocare și o să stau aici și o să-ți aștept provocarea. Hai să te văd, Ana, ce provocare pregătești tu? Hopa, auzi ce-mi zice? Hai, Ana, că sunt pregătit să-ți fac orice provocare. Te provoc, ok, Ana, mă provoci, bun. Ce mă provoci tu pe mine, întrebarea? Să faci un MLG de pe casa lui Gigel. Ok, bara, tu nu știi cu cine te pui aici Sunt regele la MLG-uri Nu ai cum să nu faci MLG-uri când ești eu Ok, hai să te învăț cum se face un MLG ca lumea Hai, vino după mine că te învăț eu tot procesul uh, Nu știu ce se uită așa urât la asta la mine Dar uh, ok, bine Deci ăsta aparent încă este aici sus pe casă O să-l ignorăm Bă, deci ți-ai ales cel mai ușor loc unde să fac un MLG Pă bune, Ana Ce chestie asta e mult prea ușor să-ți fac un MLG foarte, foarte șmecher. O să mă duc, uite, aici o să, o să, o să cad aici, gata. Hai să te văd. Bun, deci pot să începem MLG-ul, gata, îl încep. 3, 2, 1 și... Bă, Ana, ce încești tu să faci acolo? Păi eu nu te-am trolat cu pești, eu chiar ți-am dat timp în plus Nimic? Ok, hai 3, 2, 1 și... Amers, uh. a mers, n am murit, a fost un MLG destul de bun Hai să trecem mai departe n am văzut nimeni nimic, ok Păi tu ce râzi mă de mine, lasă-mă în pace Toată lumea, se... am făcut MLG-uri mult mai grele decât la Nu știu ce... Nu și-a fost la ok? Lasă-mă în pace Hai, gata, lasă-mă în pace, nu contează Deci chiar, chiar era prea ușor Și cred că am vrut să, m-am gândit să-ți dau și ție un punct Asta s-a întâmplat Subconștientul meu a zis, bă, trebuia să-i dau și ei un punct, mă, că nu știe Hai, gata, lasă vrăjeala U 5, Ana Hai să te văd, că deja am luat 5 Hai să te văd Mă rog, aici, dacă deja facem fiecare cu 4 E, ce să spun Eu, te s-a enervat, luat tot ăsta pe sus, ești nebun? Doamne ferește. ok, Ana. Adevăr sau provocare Hai să te văd, ia Adevăr sau provocare, of, auzi Hai să te văd, Ana, ai 3 secunde să-ți alegi 1, 2, adevăr alegi și tu Din nou adevăr Nu pot să cred Ok, Ana, fii atentă aici Fii atentă că am un adevăr pentru tine Chiar interesant și chiar mă gândeam să spun întrebarea asta Deci fii atent aici Este adevărat că ție chiar îți place mărciul cu Ana Banana de pe lucaluc.ro sau, sau doar îți place că e cu tine. Nu, atenție, te întreb, îți place modelul sau îți place doar că e cu tine cu Ana Banana? Zi sincer, dacă îți place cum arată gen, lasă că e cu tine cu Ana Banana. Dacă e adevărat că ți chiar, îți place cum arată, deci dacă chiar era cu altă fată, nu știu, făcea mărci cu altă fată, efectiv și arăta la fel, îți plăcea, îți cumpărai sau nu, zi sincer, hai. Cel mai probabil dacă e mișto. Ok, ok, deci Ana zice oricum îmi place. Bun, Voi să testez asta, pentru că eu aveam o teorie că nu-ți place atât de mult, nu știu de ce. Nu știu de ce, dar mă gândeam că ți-e place doar că e cu tine și atât. Păi chiar e mișto, e cel mai mișto, chiar e tare rău de tot. Nu uitați primul link în descriere, așa, continuând. Asta a fost super ușor, Ana. Ok, hai să te văd. Eu ce aleg acum, a? Te întreb ce aleg eu, are Ca că acum trebuie să aleg eu. Să mă duc cuare Unde să mă duc pe provocare Să fac o... No, hai că fac și eu un adevăr, Ana Fac și eu un adevăr Să te văd ce adevăr ai tu pregătit pentru mine Pentru că și tu ai ales adevăr, Alex show Este adevărat că Mariusica ți-a spus de serverul meu nou Te refer la ăsta unde ne-am jucat în ultimul sezon la unde am făcut baza, bazele alea secrete La ăla Bă, să să zicem că da, bine. A Marius mi-a spus și după aia Am ajutat și hackerul. Da, ok, Mariusica că mi-a zis prima oară. E oricum cred că știi. Păi și, păi și ce? Cum de ajuns să intri pe el? E, nu mai contează acum. Tu mi-ai spus o întrebare, nu trebuie să ți mai răspund la alte întrebări. Tu mi-ai întrebat altceva, Ana Eu ți-am răspuns. Hai să trecem mai departe. Deci până acum am eu un singur X, vrei să spui asta? Ok, deci vrei să spui că eu am un singur X. Bine, Ana, bine. Deci trebuie să jucăm mai mai try hard înseamnă. Amaldes dois fa faz mexer da mim né Craig. Cred că, cred că faci mișto de mine Cum adică mi-a dat doi? Oh my god, ok, ok Lasă că, că vine și rândul meu, Ana Stai liniștită Ok, Ana, mă duc pe provocare Pentru că eu chiar am tupeu Sunt șmecher, nu mai vreau niciun adevăr Vreau să-mi dai provocare Hai, să te văd ce provocare poți să-mi dai Și o să-ți arăt că de data asta chiar o să O să, nu știu cum nu am făcut MLG-ul ăla Dar mă rog, ești gata să vezi? Da, sunt foarte pregătit Scurci la obiect, hai, zi, Ana, îți spun Zim, un minut 30 de flori Deci să-ți 30 de flori într-un minut, asta vrei să spui? Ok, un minut începând de când? De când ies de aici? De când ies, uite, de când trec de linia asta neagră, e ok? 3. Bum, bă, bă, începem? Ok, 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 un minut, un minut, un minut, am înțeles, bun. Păi ar trebui să fie cea mai ușoară chestie din univers, Ana, și o să te învăț eu chiar acum cum se adună flori. Cât mai multe, ok, o să mă uit pe timer și o să adun cât de multe flori pot eu într-un minut, ok? Mamă, mamă, ce e aici? Mamă, pe lângă casa mea mai sunt multe, dar le iau și paste de aici, 10. Cum adică? No, nu e există asta, Ana, eu am timerul meu. Nu mă interesează, tu nu trișezi la mine pe clip aici. Deci pe clip tu nu ai voie să trișezi, mai am 30 de secunde. Mai am 30 de secunde, Ana, taci, nu mai trișa. Ok, oricum cred că le-am am făcut rost deja, cred că de 30, nici nu știu. Dar eu iau cât mai multe posibile pe aici. Tu oameni, trebuie să replantăm flori după clipul ăsta, să facem frumos. Haide, de Luca, mai am 16 secunde, Ana. Dar chiar cred că e gata, nu, sigur le-am făcut. Deci am, am 100% sigur, nu mai are, nu mai are rost, Ana. Deci au mai rămas vreo 10 secunde și ți-am adus toate florile astea. Deci fii atent, ți-am adus și ceapă. Cum îmi place numărul sică pentru Mariusică. Bun, deci avem 10 flori, 16 flori, 26. Cu încă 12 deja avem 38 de flori. 42! Și astea dacă se mai pun vreo 44 de flori și niște semințe am mai făcut rost. Așa că Ana, ți-am adus la flori de, de teamă te nebunii cu ele. Și în sub un minut, adică ți-am făcut toate alea în 50 de secunde sau ceva. Așa că n-ai ce spune. Bine că mi-ai dat ceapă. E foarte bună și sănătoasă ceapa. Hai, treci și alege aici. Hai să te văd. Deci te duci pe provocare, Ana? Vrei să rămâi aici pe provocare? Da sau nu? Hai să te văd, văd că ți-ai ales aici și ai aruncat și ceapa Ok, am o provocare care o să te facă să pierzi Deci dacă tu mi-ai dat MLG, eu o să-ți dau o provocare și mai interesantă Dar te rog frumos să pleci puțin că trebuie să fac niște modificări aici Trebuie, trebuie să, să modific puțin pe aici Hai, hai, du-te de aici că am niște treabă Te rog frumos, du-te și mănâncă niște ceapă în altă parte Că eu trebuie să, să modific pe aici puțin camera O să fac aici în camera asta de provocare Dar uh, revin o tu mai încolo, într-un minut Revin-o revin, -o, revin -o imediat, cam am niște treabă aici Ok, Ana, este pregătit totul Poți să vii aici, am pregătit provocarea Dacă tu faci această săritură foarte ușoară și simplă Care nu este atât de ușoară și simplă Este vorba despre o săritură de 4 blocuri în Minecraft Ceea ce toată lumea, bă, stai așa, nu încerca de pe acum asta un pic Ai o singură șansă să faci această săritură Este puțin mai complicată Și ca să-ți arăt că este posibilă O să o fac chiar acum Deci Atență, atentă, îți dau un sfat, tavanul l-am făcut mai sus aici pentru că trebuie să dai cu capul și dai cu capul în tavan dacă e la nivel normal. Hai să te văd, nu știu dacă o să-mi iasă din prima pentru că e mai complicată, nu mi-a ieșit din prima, dar este posibil, Ana, eu te asigur că este posibil această săritură în Minecraft, doar că nu mi e mie acum, dar este posibilă, două secunde, dacă mi-a corzi, observ, păi trebuie să observi pentru că, ia uite-o, da mă, da, mi-a ieșit din mai multe din astea, dar este, este posibil, Ana, o să-ți dau trei încercări, trei încercări îți dau, în de acum ai 3 încercări să faci această săritură. Bă, dar nu, n-ai voie să ți iei av având de acolo, trebuie să faci de pe loc, așa e mult mai ușor. Că dacă ți având sari imediat, uite, ca și apoi și eu să fac cu avânt. Eu zic de pe loc. Am făcut o Ioana, deci de aici trebuie să faci tu. Hai să te văd. Prima încercare fail. Ok. Și eu am făcut de mai multe de mai mult de 3 de astea, dar ok, a doua încercare fail. Hai să te văd la și ultima. Asta e măcar n-a fost aproape Ok, deci asta chiar, chiar a fost mai grea Asta este, nu, nu este vina mea aceasta asta, a fost, aceasta asta a fost provocarea Dar este posibilă, uite Ți-am mai făcut o dată ce o mai fac o dată Dacă mă enervez, uite că deja am început să, să o învăț Încerc să învăț parcur Aia ai, e ai, Ana, ai și tu un X de data asta Și eu am dat fail la MLG, dar Haide să trecem mai departe Stai așa un pic aici, mi-ai dat Ba nu, mi-ai dat tu prima oară provocare și acum Ți-am dat și o ție, nu? Trebuie să mai tragem o dată la astea Ok, stai așa să să curețe producția aici harta și îi dăm. Hai Ana să vedem cine ce o să facă. Cred că ai pus greșit asta acum că mă uit. Efectiv cred că cred că l-ai pus greșit când l-ai luat prima oară. Cred că trebuia să stea altfel. Uite, așa trebuia să stea. Stai așa că pun asta înapoi. 3 2 1 și mi-a picat verde 2. Am înțeles. Nici măcar nu mai contează asta atât de mult. Ți-a picat 4. Nu mai contează atât de mult dacă ne dăm așa unul la altul oricum provocări de fiecare dată sau uh, adevăruri unul după altul. Ce bine joc. Nu mai contează, bă, Ana, lasă. Oricum să ne lăsați în comentarii dacă aveți idei cum să mai schimbăm jocul și să-l facem mai șmecher Ok, Ana, eu o să aleg foarte simplu un adevăr Vreau să aleg un adevăr De data asta vreau să fiu mai cu minte și să aleg un adevăr Vreau să te văd Ia te bă, ce tot îmi dai poze cu mine, tu, oamne A, să vezi, hai, hai să te văd, Ana, ce? Este adevărat că filmezi cu mine doar pentru vizualizări. Auzi ce mă întreabă Ana dacă filmez cu tine doar pentru vi vizualizări. Ok, Ana. Deci este foarte, foarte simplu răspunsul. Nu, Ana, nu filmez doar pentru vizualizări și îți explic de ce. În primul rând contează și vizualizările pentru că vizualizări înseamnă că lumea se uită și le place de tine. Deci automat eu vreau să fac content ca să se uite și lumea și să le placă, ok? În al doilea rând, bă, de ce să mint? Îmi place să mă joc și cu tine. Gen, și dacă n-ar prinde la fel de bine și să zicem că ar prinde la fel ca și un clip normal unde mă joc eu Singur, tot aș filma cu tine pentru că îmi place să mă joc cu cineva și ești, e, ești de treabă, Ana, ești de treabă, n-am ce spune. Eu ți-am zis adevărul, gol, goluț, ar trebui să te mai speli și tu să mai speli Hanora cu ăla. Asta e singurul adevăr pe care trebuie să ți-l spun. <laughs> dar da, uh, am, am, spus uh, am spus adevărul. Ce tare. Da, Ana, eu am spus uh, am spus adevărul gol goluț, dar măcar acum știu. Da, ok, Ana, ok. Ce alegi tu este întrebarea. Lasă pozele. Alege adevăr sau provocare, Ana? Provocare direct, auzi? ce zice Ana, ok, direct provocare vrei? Păi fii atentă că eu chiar se întâmplă să am o provocare destul de bună pentru tine, Ana. Fii atentă, Ana, provocarea mea pentru tine este următoarea. Vreau să te văd că faci în Minecraft 100 de genoflexiuni într-un minut. <laughs> 100 de genoflexiuni într-un minut. Am timerul pregătit, Ana, toate provocările au fost cu un minut pentru motiv sau altul și vreau să te văd cum faci tu 100 de genoflexiuni într-un minut. Ești pregătit Ana? E ușor faci, uite așa, uite, uite cât de ușor e. E mult, nu e, nu e foarte mult. Hai, Ana, că uite cât de repede faci. Uite, e super, super simplu. Ești pregătită sau nu? Da, ok, fii atentă. 3, 2, 1. A început timpul, Ana, hai să te văd 1, 2, 3, 4, 5, ok, 5 Hai bă, ce faci? 5 de flexiuni 6, 7, 8, 9, 10 Cred că ai făcut vreo 10 Vreo 10 să zicem, ok S-a, s-a blocat, ce s-a blocat? Hai bă, trece timpul, butonul 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22 Vreo 22 ai făcut Hai bă, ce faci? Oh my god, Ana, a trecut jumătate de timp 23, 24, 25, 26, 27 <laughs> Ce faci, bă, Ana, 27 A rămas acolo, Doamne, nu merge Hai bă, faci mișto Hai bă, nu merge butonul 27 de genoflexiuni, mi apare pe calculator Hai bă, Do uh, ok, 30, 32, 33, 34 Bă, cât te face? Ok, cred că ai făcut vreo 40 să zicem Hai Ana, dă-i, dă-i, dăi, dăi, dăi. 41, 42, 43, 44, 45 S-a dus, Ana, s-a dus Mă, ce s-a întâmplat că nu înțeleg Nu înțeleg ce s-a întâmplat Nu merge butonul și mi-a părea Oh my God, deci nu i-a mers shift-ul bro, pe calculator, doamne deci 44, o chestie Va, vreo 40 și ceva de genoflexiune a făcut Ana într-un minut bă, deci ai un X Ana și mai ai un X, nu? Stai că mai ai unul la, la ăla cu parcurul deci ai două X-uri Ana, atenție maximă că deja ai două X-uri, dacă mai pierzi o dată pierzi provocările adevărurile, pierzi challenge-ul, pierzi tot Ana și te bați și o dată măcar în Minecraft doamne, eu am un singur X și l-am făcut de la MLG-ul la care nici nu trebuia să fie X nu pierd eu, nu pierd, ok, hai să să vedem, Ana. Te invit să alegi următorul, următoarea culoare. Să vedem cine o să dea primul dintre noi. Mă faci mișto. 6. Ok, N nici măcar nu mai are rost. Nici, nici măcar nu mai are rost. Ok, lasă-mă în pace cu, cu culoarea ta. Ok, Ana, bine, am înțeles. E, ești bine. Pă. azi mai bătut, dar mai, mai spart la astea. Am înțeles. Da, da, da. Ok, ai luat 6. Bine, Ana. Ok, mă duc pe provocare. Știi ceva? Mă duc în continuare pe provocare. Lasă-mă blocul ăla. Dă-l încolo de bloc. Hai. Vreau să-mi spui o provocare, Ana. Vreau să te gândești la cea mai extremă provocare pe care poți tu să o gândești. Păi fi atent, am și eu așa, ia spune. O mică întrebare, păi eu nu sunt pe adevăr sau pe provocare, unde sunt eu, ce întrebare ai? Ai pregătit nou mărci? Te referi la noul model de mărci? Da, ok, mai am un model pregătit de mărci, da, ok, am un model, de ce Ana, de ce? Deci te provoc să-l arăți acum! Bă, păi ce asta? Să-l arăt... Nu, nu pot așa ceva, Ana, că mai durează până este puțin. Păi stai un pic să-și ia lumea modelele astea până apare ăla, mai durează. Haide că pierzi. Pa nu, că am doar un X, pot să mai iau un X. Nu, îmi pare rău, deci nu, nu pot să fac provocarea asta pentru că vreau să fie surpriză, Ana. Când o să iasă modelul nou, o să, o să fie surpriză. Nu vreau să știe. Uh, îți iei X? Da, o să-mi iau X. Nu vreau să știe încă lumea, dar am un model șmecher pregătit de mărci deja, dar nu pot să-l arăt. Nu pot să-l arăt. Ai, am două X-uri, Ana. Te provoc pe tine acum să, să ți alegi adevărul sau provocarea. <laughs> Haide, zi Ana. Adevăr sau provocare? Ia spune. 3 2 1, deja s-a dus ești nebun. Provocare! Woo! Ești pe provocare Ana? Haide, deci rămâi pe provocare acolo, da? Bun Ana, am o provocare destul de interesantă pentru tine. Nu știu dacă o să fii de acord sau nu, dar eu îți pun această provocare. Lasă-mă cu blocul ăla că mai nebuni cu el. Fii atent Ana. Provocarea mea pentru tine este foarte simplă, foarte, foarte simplă. Te provoc să mi-l lași mie în grijă pe re tim timp de o săptămână. O săptămână să nu-l vezi, să stea doar cu mine, să mă lași să-l scot afară, să-i dau de mâncare, să, să, am eu grijă complet și să n-ai dreptul să vii să-l vezi. O săptămână. Doamne Luca, ultima oară, ce s-a întâmplat ultima oară? Când ai avut grijă de un câine, păi ce, ce, ce a pățit un câine ultima oară? L-ai pierdut în pădure? S-a pierdut el, nu eu l-am pierdut. Deci spune Ana, accept sau nu provocarea asta? Nu-l mai vezi o săptămână pe Rex. Dar nu mi se pare corect, bă, cum adică? Eu cum, adică eu ți-am pus una foarte ok, adică într-o săptămână îl vezi din nou. Eu refuz să accept, pe păi atunci înseamnă că ți-e X, Ana. Dacă, dacă refuzi, înseamnă că ți-e un mare X și știi ce înseamnă asta că e al treilea X. Deci te mai întreb o dată. Bine, haide, deci mi-l dai mie pe Rex sau ți X? X! Oh my god, fraților, oficial Ana a ales X-ul al treilea X pe jocul de astăzi. Nu-l dau pe Rex. Oh my god, ia și spală hanora acolo, că ne-ai nebunit Ana cu el. Al treilea X pe ziua de de astăzi oficial Ana a pierdut și am câștigat și eu o levăr și provocare. Ok fraților, deci Ana tocmai ce mi-a scris și mi-a zis: "Bă, intră pe server pentru că am o surpriză destul de șmecheră" și am spus: "Bă, sincer, nu prea am chef să intru acum. E și târziu, nu prea vreau să mă joc." Dar mi-a zis: "Bă, chiar e o surpriză tare, nu știu ce, intră de urgență." Și am zis: "Bine, bă, bine. Hai că intru dacă e ceva chiar mișto." Deci dacă nu o să fie ceva special, s-ar putea să mă supăr destul, destul de rău, așa că dați un like și sunt curios ce se întâmplă pe serverul ăsta și înainte de orice am să vă aduc aminte că avem mărci lucaluc.ro Trei modele, unul este și cu Ana, avem aici și cu burger și cu Comoară burger, avem trei modele foarte foarte șmechere de tot felul de chestii, tricouri, hanora, ce mă rog, nu mai contează, le găsiți pe primul link din descriere, hai să vedem despre ce zicea Ana că se întâmplă um, Ok, ce se întâmplă, de ce? Ai prietena Anei? Ai cumva? Oh my god! Um, Ok, am foarte multe întrebări Cred că despre asta era vorba, nu? Cred că am aflat despre ce era vorba um, Ana, ai ceva să-mi spui? Mi-ai spus să intru de urgență Și ca ai o surpriză Dar nu mă așteptam la surpriza aia de acolo, Ana Știi că pot să văd și eu gen Dita, mai casa uh, Nu știu dacă te așteptai să nu o observ Dar uh, am, am văzut și eu Uite, e și Maria C Cum adică uite, e și Maria? What? Stai așa, care e faza cu Maria, în primul rând? Sunt foarte confuz de știu că Oh my God, ok Știu că mi-ai spus că o să-mi faci la un moment dat cunoștință și că e prietena ta. Da, 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 știu că mi-ai spus. Da, e prietena mea locația, am spus. Dar nu mi-ai zis că gen gata, ai făcut casă și efectiv nu m-am jucat o zi pe server. Am intrat și acum are dit a dita mai casa și se joacă cu noi pe server. N-am zis că punem la vot. Poate eu nu, nu voiam să mă joc cu Maria pe server. O să te gândi la asta. Are căsuță frumoasă. Ha ha ha. Da, ce ce amuzant. Dar știi ceva, Ana, o să te iert pentru că Maria pare pare de treabă, gen, vrei să o cunoști? Pă, dacă tot sunt aici acum, cred că ar fi ciudat da să zic că nu vreau să o... Da nu, no, nu, no, nu, no, chiar nu vreau să o cunosc. Hai că eu yo ies că oricum am niște treabă și nu prea am chef să mă joc. Ba da e tare rău. Nu, no, nu, no, nu. No. Hai, că bag la somnana. Hai, bă, normal că vreau să o cunosc. și aia hai că vin acum să o cunosc. Alo, sparg geamul. Tu te bădești și cum să sparg geamul? Ia mă, să vedem care e faza cu prietena ta. Dar de acum încolo așa aprecia. Mamă, dar de ce e așa gol pe aici? Așa aprecia de acum încolo. Să mi zici înainte să bagi pe cineva pe server pentru că știi ce se întâmplă când băgăm lumea e complet random pe server. Atunci gazonul, da, bine. Maria e tare, bine. Bine, am înțeles ideea Ia, what? Maria 200 Residence House Așa se scrie house? Nu cred că se scrie așa House? Gen? Așa se scrie? Are iau in... Ia uite, bă, are inimioare pe lemn Wow Ok Ia uite-o, bă Oh my god Ce faci, bă, Maria? Ia uite ce o pupă, Ana tău. De ce se întâmplă, bă, aici? Ce faci, fată? Auzi? <laughs> mă, cum vorbesc, doamne ferește, mă simt foarte în plus aici Cred că o să vă las pe voi două să, să vorbiți aici și o să... Ce faci, iubita? <laughs> doamne ferește, cum... Eu uite cum își vorbesc, bă, așa... Deci am o întrebare pentru fetele care se uită la clipul ăsta. gen Așa vorbesc toate fetele, gen cu prietenele lor, chiar, chiar sunt foarte, foarte curios uh, Uite aici, porc, cum adică, uite, uite, ce... Ah, eu, eu, sunt porc? Sau ce, ce porc? Stai, ce? Uite, porc, Maria cumva, Stai, Ana, cumva prietena ta m-a făcut porc. Nu, Luca, uite porc. Cum, cum adică uite. Ah! Credeam că mie mi-a zis că sunt porc, Dar are un porc. Pe Doamne, ferește, ok. Am înțeles. Uh, da, Maria, uh, eu sunt Luca, n-ai voie să vezi. Ah, uh, îmi pare rău, nu știam că n-am voie să văd. Gata. Uh, scuze că v-am deranjat. Vă las în pace, gata, scuze. Uh, da, deci doar voiam să facem cunoștință, dacă pot să fac și eu cunoștință cu tine, Maria. Eu eu sunt Luca, prietenul Anei care uh, face YouTube și mă joc Minecraft 50 de ore păzicioare Moana. Eu mă numesc Maria. Eu mă numesc Luca. Cred că am făcut cunoștință destulă. Gata, Ana, hai că eu mă duc acasă. Mi-a făcut plăcere. Bine ai venit pe server. Hai, salut. Ne mai auzim. Gata, glumesc, glumesc, glumesc. Hai să-ți prezentăm orașul, orașelul Maria. Deci, practic, ca să-ți dau niște context, eu și prietena mea, Ana, am tot construit la orașul ăsta. Am zis că mai aducem lume și ne bucurăm că te joci și tu aici. Deci, dacă știi deja. A, deci eu, eu zic aici degeaba, nu? Ana a făcut foarte multe. Ana n-a făcut nimic aici. Foarte multe chestii sunt făcute ori de mine, ori de, de, Gigel constructorul. Cum adică eu le-am. What? Cum adică? Stai, avem un constructor în oraș care a făcut mare parte din chestiile astea. Cum adică Ana le-a făcut? Nu le-a făcut Ana. Nu e adevărat. C cum să. Ok, știi ceva. C cum ziceți voi? Cum ziceți voi? Ok, deci asta este ce luăm uh, cina cea de taină. Cu Ana aici la în curte la ea care nu prea mai e curte că. Nu știu. Bă, masa asta am mutat-o mai așa, parcă nu era așa departe. iau, te-a pus direct cartof pe foc, clasic, Ana. Avem aici un, un din asta aici în os, cu pești. Miroș numai pește dacă nu Ok. Mă, unde e ăla? Stai, nu era pe aici îngropată Bela? Ana, unde e mormântul lui Bela? Tu, om, ne, nu mai e pe aici? Știu că era undeva aici, în spate. Ce faci cu pește? Bă, ce faci mă cu peștele? Bă, băgați-l în apă. Doamne, ferește, a luat peștele. Do ce? Cine a pus peștele pe grătar? Maria, tu ai pus peștele pe grătar. Am poftă, bă, ce se întâmplă mă, aici? Bă, 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 luați, salvați pești. Ok, deci am revenit, mi-a dat mare, mare creșe aparent. Deci jocului nu prea-i plac peștii care sar pe trambolina, am aflat ceva nou. Ce fac, mă, fetele? Iar s-au dus la Maria. Bă, da, bă, 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 Maria, să știi că tu chiar ai o casă frumoasă. Deci Ana chiar are o casă mai urâtă ca tine și e pe serverul ăsta de 100 de ani. Îți mulțumesc. Păi, pe bune, chiar trebuie să mulțumesc. Nu, eu îți mulțumesc că ai o casă mai frumoasă în orașul ăsta, măcar decât Ana. Că, vai de, nu mai vorbi așa despre Ana. E, fac și eu mișto, suntem prieteni, bă, așa glumim noi, ok? Bun, deci ce vreți să facem? Vreți să aveți chef să facem ceva azi? Habar n-am, nu știu. De ce te iei de casa mea? Că e urâtă, e mai urâtă decât asta. Bine, nu e așa urata, dar e, e ură. Eu am chef de niște shopping. Au ce, ce Maria. Hai să-i să cumperi mâncare Mariei. Eu sa i cumpăr eu nu mai am bani, Ana. Nu mai am niciun bala la mine. N-am absolut nimic. Am ghiozdanul gol. Mai ai tu diamante ceva pe acasă că eu nu mai am. Trebuie să luăm pe datorie. Și cred că de data asta faci tu cinste că eu am luat data trecută pe datorie și nu mă mai bag. Hai să vedem ce mai e pe aici. Da, sigur. Păi eu, eu, gata, nu mai fac datorii la magazin fără mișto. Ia zi, Maria, ai fost până acum la magazin aici la noi în oraș? Vezi ce mișto. Ia uite pe Mariusica. Tu, ne mă, să mă pe Mariusica la casă. Ia uite-l, frate. Salut, Luc, cu ce te pot ajuta? Doamne, nu am fost aici. Auzi, deci Maria e prima oară aici. Ok. Mariusica, deci e foarte simplu. Noi suntem cine e asta? E fratele Anei, cum adică nu știi pe Mariusica? Eu te ba, Ana, tu nu ai spus prietenei tale de Mariusica până acum. Bă, dă-te jos de aici. Că tu nu ești angajată. Mariusica e acum casier, da? Uh, deci uh, n-am apucat. Ok, deci ca să vă fac eu cunoștință, Mariusica ea e Maria, prietena Anei. A venit și ea la noi în oraș aici, aici pe server că ne-am întors aici și vrea și ea să, să cumpere niște mâncare. Gen, de ce tot ai în mine? Doamne, ferește. Da, e, e, complicat cu fetele astea, bă, Mariusica. A, ce ne recomandă? Ai băgat ceva pe stoc? Habar n-am, nu știu de cât timp ești casier pe aici. Bună, Maria, păi eu nu știu ce avem aici, că abia am venit. Cred că avem pizza proaspătă, pizza cu. Ok. A, da, deci avem pizza fetelor, dacă vă interesează, și habar n-am ce mai e pe aici, că văd că magazinul nu prea. ce mi place pizza, ce bună e pizza. Eu te bă, ce le place pizza la fete. Am înțeles, gata, hai că luăm pizza. Deci, mamă, nu o mai băgat bă nimic pe aici. Tu, deci uite de tu că au sărăci magazinul. De când e Marius, că cred că trebuie să vină marfa sau ceva, că văd că nu mai e nimic pe aici. Deci Maria, în mod normal aici e sunt mult mai multe chestii. Maria, poți să cumperi ce vrei că plătește Ana, da, Ana plătește, nu eu. Ana plătește. Hai să vedem. Ia, deci asta, eu te bă ce cumpăr Stai așa să văd și eu ce avem aici. Pizza cu șuncă și ananas. Ia, ok, asta e. Asta e oribil. A, 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 puteți să vă opriți un pic pizza supremă, pizza cu carne. Aici nu știu ce e, că luat tot. Pizza cu salam cu brânză. Oh my god, nu-mi place cu ananas, cumpără tot care luca bani. Tu te bă de aici că nu cumpăr eu. Uite asta cu brânză, mama, mie îmi place asta cu brânză, fără mișto. Deci pizza cu brânză e cea mai cea mai bună chestie pe care eu te bă semnose de când m-am apucat eu să lucrez aici, de când am lucrat eu prima oară. La orice produs că suntem săraci. Deci e zice la la orice aici, am mereu magazinul ăsta. Mai avem aici niște chipsuri. Ia zi Maria, ce chipsuri îți plac, ce chestii? Ce ți luat, Maria? Nici voi nu știți ce ați luat. Ia mă, ce ați luat până acum? Ia arătați-mi. Și a luat Maria 20 de pizza, cred că. Eu nu am luat nimic încă. A, ah, deci anana, nu nimic și am luat mai. Bă, Maria, tu ai luat toate pițele astea de aici care sunt lipsă. Tu, oamne, nu plătesc eu. Cum să adică plătesc eu? Unde sunteți? Nu plătesc eu nimic. Fiecare își plătește pentru el. Am luat două cu salam. Ia uzi. mamă, deci Maria mănâncă carne, Ana. Deci ești singura care nu mănâncă carne de aici. Două cu brânză și una cu. Mamă, ce a luat Maria, ești nebun. Mi-a luat o pungă de chipsuri. Ok, ok. Gata, Mario, noi ne-am făcut cumpărăturile. Uite aici, ce scana. Aruncați aici fetelor toate, toate. Aici, face Ana se nu vă face. Eu uite și a luat Maria. Bu a luat Maria tot magazinul, ești nebun? Ia zi-vă, Mariusica, cum stăm? Ia, totalul este 0 diamante Vă mulțumim A, oh, zi așa, gata Aia zic, bana, dă și mie chestiile că ai furat tot Deci Ana și-a luat cele mai puține chestii și a furat tot, ești nebun? Hai la mine, Ana Hai că... Cum adică să mâncăm pizza? Păi și, și eu vreau pizza și eu mi-am luat o pizza. Cum adică vreau și eu pizza mea cu brânză. Tu nu ai voie? De, de ce nu am voie? Cum adică? Cum adică nu mai este? Mi-ai luat-o din fața. Abia am plătit-o. Aveți o mie de pizza. Cum adică? Ana, dă-mi încoace pizza. Ce? eu, tu, mi-a închis ușa în față. Pentru că o, o vreau doar pe Ana acum. Cum adică? De ce doar pe Ana? Nu înțeleg. E seara fetelor. Tu, pentru că este fată. Am înțeles și de asta. pot, pot măcar să-mi iau pizza. Vreau, vreau, și eu măcar pizza mea cu brânză. Măcar, bă, pot, pot, măcar atâta. Măcar pizza. așa, mulțumesc. lăsați mi pizza. Gata, mi am luat pizza. Gata, mulțumesc. Mai aveam și 10 sucuri, dar nu mai contează. Hai, păstrați-le voi, că oricum la câți bani am dat pe ele, puteți să le luați voi. Hai, gata, lăsați mi Tu, Hai că oricum am fanta cu struguri. Ia Tu, omne. Deci, uite, deci tu, am stat și eu puțin cu prietena Anei și deja gata. Hai, pleacă că ești băiat. Bă, ce se întâmplă, bă? Și dacă sunt băiat ce? Auzi, n-am și eu un suflet de băiat aici. Ia că mănânc eu singur. Ia uite unde am pus pizza. Bă, bă, pizza asta e stricată. Nu știu, n-a venit cu instrucțiuni, cred că. Cred că nu așa trebuia să o mănânc. Doamne, ce se aude bă afară? Ia, bă, voi ce căutați mai aici? Ana Maria, parcă voia să stați numai voi doi. Ana Maria, dar chiar că zici deci că sunteți aceeași persoană. Una e Ana, una Maria. Doamne, ferește, vreau să-mi cer scuze. Uh, da, să știi că a fost cam urât gen cu doar cu fetele și astea. Ne cerem scuze. Uh... Nu știu că vreau să vă ergen pentru că ați fost destul de nașpa. Da, mulțumesc. Chiar mă ajută foarte mult poza asta cu mine pe care a făcut-o Ana cel mai probabil acum 1000 de ani. Uh, da, ok, a fost destul de urât, Maria, dar eu doar voiam să, să zic bine veni pe server și chestii între să fie așa. Să știi și tu, Ana, o înveți numai chestii nașpa. Vrei să-mi prezinți casa ta? Uh, când n-am văzut-o până acum, bă, sigur, dar Ana poate să rămână. Ia uite, tu, oameni, ce frumos și-a vopsit asta de tuns iarba. Ana cred că poate să rămână afară, Maria poate să intri, ok. Ana cred că, ia, tu, bă, ce se întâmplă, mă? A, a, Maria poate să intre gen fără mașina de tuns iarba pe covorul meu, mulțumesc. Gen, chiar, chiar nu e nevoie, chiar, chiar nu, nu e nevoie. Da, cred că asta stă mai bine aici, sincer să fiu. Vai, fată, eu, auzi ce vorbesc, ce tare. Deci vă place casa mea, îți place Maria casa mea? Fii atentă. Mă, ce se Ia, uite-o, bă, bă, Ana, lasă-mă asta, te rog frumos, nu văți aici pe Maria. Hai să ne mutăm aici. Ăsta mereu se fură, nu se fură asta niciodată, nu se fură niciodată. Cum să vă mutați aici? Că asta e casa mea. Vrei să ți arăt ceva? Are și TV. Da, am și TV, pentru că e o casă șmecheră, logic. Dar ce, ce, vrei să i arăți? A, Ana, cred că nu ai ce să i arăți aici. Ăsta e sub solul meu unde mai stau eu pe PC. Nu e nimic special aici. Ana, poți să lași asta. Ana, te rog. Nu e nimic de văzut aici. Mulțumesc. Nu, nu este absolut nimic de văzut. A, a, Ana, de... Din... Oh my god Ana, asta este camera mea secretă De care ți-am spus că este secretă cu un motiv gen Doamne ferește Băi, camera mea secretă de gaming Bă, nu, nu umblați pe aici Bă, stop, 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 stai, stai, stai Stop, deci asta, Ana, am vorbit că e camera mea secretă Și că nu umbli aici Mi-ai promis că nu umbli Bă, de ce îmi luați chestii din frigider? Lăsați-mi... Doamne Bă, 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 ce se întâmplă? Ia uite și -a aruncat și backpack-ul Hai că asta se trage pe dreapta, Ana Doamne Am luat și eu un... Su bă, 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 ce faceți mai aici? Lăsați-mi chestiile Bă, nu, nu, deci vă rog frumos, gata Vă rog, hai, vă arăt casa, dar nu camera asta. Camera asta e secretă și este camera mea și este privată și unde de ce ați mutat? Ce, ce se întâmplă? Bă, gata, stop, 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 gata. Camera asta, uite ce filmează. Da, e, e studio de YouTube ăsta, e de YouTuber, e, e un setat de YouTube. Ok, puteți să-mi lăsați chestiile, vă rog frumos, nu mai înbeți chestiile. Ok, afară toată lumea, vă rog frumos afară. Hai, hai. Hai toată lumea afară, nu mai e nimic de văzut. Ați văzut ce stai? Bă, 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 lasă camera. Doamne ferește. Mă mi luat camera și ce... nu mai suport. Deci, vă rog frumos toată lumea afară, toată lumea afară. Gata, nu, 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 gata, ați făcut destule. Hai, hai, hai. Vreau și o cameră. Nu mai lasă la lasă la Ana. Hai, afară, afară. Hai, afară toată lumea. Deci vă rog frumos, Doamne, ferește. Deci mi-a mi trebuie să-mi iau altă cameră acum. Efectiv mi-a distrus camera de aici și laptopul mi l-a închis. Asta trebuie să deschis. Doamne, ferește. uită te și tu. Mă, ce tot faci? Da, m-ați închis aici. Perfect. Asta voiam să întâmpl. Ia uite. Oh my god. <laughs> bă, deci gata, mă, fără mișto. lăsați o dată în pace. Gata. Doamne, ce mi-a spus mă aici? Bă, 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 gata, încetați cu chestiile astea pentru că chiar, chiar sunteți enervante și uh, Maria, uh, a aș fi avut și eu niște pretenții să nu fi la fel de nervantă ca și Ana, gen, aș fi vrut gen să fiți și voi mai uh, ok când sunteți împreună, îmi pare rău, toamne, bă, 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 lasă-mi laptopul, Ana, Asta e laptopul meu, lasă-mi lasă laptopul, hai, hai, afară din pivniță că nimeni nu v-a lăsat aici, aici, da, mulțumesc foarte mult, Asta l-am cumpărat eu mai devreme, hai, deci te rog frumos, uh, Maria, hai, hai afară de aici, te rog frumos, uh, hai de urcă, urcă, nu e nevoie să mai vedeți nimic aici, um, ce faceți aici? E doar piscina aici. Chiar nu e nimic de văzut. Deci la bălăceală. Ok, știți ceva? Măcar aici nu aveți ce strica. Eu sunt ok cu asta. Puteți sta aici, n-am nicio problemă. Nu stricați nimic. Puteți... omule, lasă mă bă, Ana, am pace. Stați aici cât vreți voi. Nu mă interesează. Tocmai mi-am dat seama că eu am camera. Trebuie să o duc înapoi în camera de gaming. Și nu faceți vreo prostie cât lipsesc, ok? Am um, fetelor ce se întâmplă aici. Maria. Uh, Ana, abia am vorbit de... Oh my god, ce faci? mă! abia am vorbit despre chestia asta. Nu, nu la mine. În pat, ce faci cu asta la mine? în pat. Bă, deci vă rog frumos, vă rog frumos, gata. Cred că ați văzut destul casa, cred că ați văzut o destul. Uh, cred că ți-a plăcut și ție Maria destul de mult. Hai afară, toată lumea, mulțumesc. Asta a fost turul casei tu cuvorul, covorul, nu mai dau mine. Nu am vrut să dau în tine, dar ai venit cu mașina de tuns iarba la mine în casă. Ce vrei să ți fac? Pă nu-mi tunde mă pe aici, că astea sunt chestiile mele. Tunde la tine acolo. Nu-mi tunde chestiile. Doamne, nu că vă arunc asta, deci nu se poate. Ia du-te bă de aici. Uite, am dus o la Maria să știu tundă ea ia iarba dacă vrea, că eu am floricele mele frumoase aici și nu vreau să mi stricați pe aici. Ia gata, lăsați-mă în pace. Ia, uite ce ți-am lăsat aici. Ce mi e lăsat la la bă, Maria, tu care ai intrat pe lucalu.ro, că nimeni n-are voie să intre în casă fără să fi intrat pe lucalu.ro. vroda a intrat măcar vreodată? Cum adică ce e asta? Asta e site-ul meu de mărci, unde poți să-ți iei tricouri, diosdane și multe chestii și mechere. Și uite, chiar și cu Ana. Uite, vezi modelul ăsta de aici. Modelul ăsta este și cu Ana și poți să-ți iei un tricou cu prietena ta, Ana. Îmi place modelul cu Ana. Bă, chiar și modelul cu Ana, dar și restul vezi că sunt destul de tari. Dar îți iei cu mine, te rog eu, tu, oamne, de Deci Ana o roagă să și ia mărci pe Maria? n-am văzut, dar normal, fata. Bă, ok, doar intri pe și e destul de ușor. Nu, nu trebuie să-mi iei microondele ca să comanzi de pe lucalu.ro, Maria. poți să -mi dai microondele, dacă vrei să fi de treabă, gen. Chiar, chiar, aș aprecia tu de ce dai pe mine. Tu, omne nu că cu fetele astea chiar, chiar, nu ai cum. Deci cu fetele astea nu pot să mă. Gata, l-am ținut eu. Bă, ce faci, mă, mi furat? Uh, Maria, Maria, cred că asta îmi aparține, gen. Cred că o să-l iau înapoi. Bă, 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 nu mai dați pe mine. Bă, bă, lasă-mă să ies în casă. Tu, om, bă, ce-a făcut? Mă? Bă, 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 iar mi l-a luat. Tu, ferește, ok. Știi ceva, păstrați voi. Iar ia vostru, gata, lăsați mă în pace. Asta e al meu. Tu, bă, 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 gata, nu. Deci, m m țin de cap. știi ceva? Eu o să mă duc acasă. Voi puteți să, să stați să faceți ce vreți voi. Uh, luați aici chestiile astea pentru că pe mine nu mă mai interesează. Luați-le voi și eu o să mă duc acasă, ok? Ana, nu știu ce faci cu prietena ta. Distrează-te, dar mie mi-a ajuns că m-ați nebunit de cap. Nu mai intra cu asta la mine în casă, n-ai voie la mine în casă, gata. Ta afară, n-ai voie la mine în casă. Nu, nu, n-ai voie. Pleacă cu asta. Hai, gata, pa. Gata. Vrei să-ți dau un bonsai? Nu mă interesează un bonsai, Maria. Nu, Bă, nu mai, nu mai stați la mine în casă. Plecați de aici. Uh, Maria, a mai venit să zic că Bă, bă, lasă mă puțin să vorbesc cu Maria. Două secunde, Ana. Uh, am venit să zic că mi-a făcut plăcere să te cunosc și cred că ne-am ne înțelege puțin mai bine dacă n-ar fi Ana aici. Pentru că Ana pare să, să fie cam capul răutăților și uh, a fost cam enervantă toată ziua. Dar și tu ai fost, dar ai fost pentru că uh, cei cu Ana. Uh, da, Ana e prietena ta, dar e foarte enervantă. Mi-a părut bine, uh, eu o să mă duc acum că am niște treabă pe alt server sau în viața reală sau oriunde foarte departe de voi care vă jucați aici. Și uh, da, ne, ne mai uh, auzim. Uh, cum plec de aici. Uh, bine, uh, pa, uh, lăsați mă o dată în pace că nu vă mai suport. Ok, fraților, am revenit aici pe serverul unde ne jucăm alături de prietena mea Ana și în ultimul timp și cu prietena ei Maria, aparent, pentru că se joacă și ea pe server pentru un motiv sau altul. Și după cum putem observa, este doar Maria pe server, doar eu și Maria și am un plan foarte, foarte ingenios, un prank pe care vreau să-i fac ca de ceva timp, dar nu am avut ocazia până acum și acum eu zic că este perfect. Practic, m-am gândit că ar fi foarte, foarte amuzant dacă cumva aș face o geloasă pe Ana, pentru că știu că Ana ar fi destul de geloasă dacă mi-aș face o altă prietenă și până acum nu am avut ocazia, dar acum că se joacă și Maria împreună cu noi, cred că aș putea să fac chestia asta dacă e de acord și ea. Așa că o să mă duc chiar acum acasă la Maria, nu știu ce face, văd că e acasă la ea acolo și o să-i propun să vedem dacă este de acord să facem un prank de genul, nu știu, ultima oară a fost destul de enervantă, deci cumva îmi e datoare. Dacă nu mă suportă deloc, o să zic că nu și a e și nu o să postăm niciodată clipul ăsta pe YouTube, dar eu sper să accepte. Și înainte de orice, nu uitați că avem și Lucalook.ro cel mai șmecher merch cu trei modele diferite. Aici avem și un model și cu Ana, avem și cu burger și cu comoară cu, cu burger, avem șepci cu tot felul de chestii și multe, multe alte chestii. Le aveți primul link în descriere, lu.ro dacă vreți să vă luați ceva și haideți să vedem dacă Maria o să fie de treabă și vrea să ne ajute cu prencul ăsta. Ce zici, bă, Maria? Eu uite mă pe Maria ce stă pe laptop. Ce faci, Maria? Deranjez, scuze că am intrat așa random în casă. Salut, Luca. Ce faci, Maria? Voiam și o să văd ce faci, că am văzut că ești aici online pe server și nu prea m-am apucat să te cunosc așa bine că ultima oară era și cu Ana și a fost destul de nervantă cum ea de obicei. Chiar voiam să vorbesc cu tine. Auzi ce zice Maria? De ce voiai să vorbești cu mine? Mamă, păi ne-am nimerit la fix că și eu voiam să vorbesc ceva cu tine. Voiam să-mi cer scuze pentru ieri. Ah, hai bă, stai liniștită că nu am luat-o așa personal că știu cum e Ana. Și clar, era clar că Ana cumva te-a îndemnat să fie așa enervantă că și ea e foarte enervantă, dacă când mai e cu cineva de obicei e și mai enervantă și gen probabil da, ai fost tu enervantă, dar e, e ok. Eu, eu nu am nicio problemă cu tine, Maria. Stai liniștită. Cu ce ocazie pe la mine? Păi, uh, bine că ai întrebat, pentru că am o propunere pentru tine foarte șmecheră și pot să te revanșez pentru că ai fost destul de nașpa ieri. Bine, n-ai fost atât de nașpa, adică am văzut și mai rău, crede Ana a fost și mai nașpa din, de multe ori decât tine, dar voiam să-ți propun o chestie ca să o trolăm pe Ana. Deci mi-a spus Ana că urmează să intre și apă server astăzi puțin mai încolo și mă gândeam că ar fi foarte, foarte șmecher să-i face un mic prank. Am eu un plan în minte și voiam să-l fac de ceva timp și fii atentă la chestia asta, Maria. Cum ar fi să o facem geloasă pe Ana? Ana. Practic să facem ce ați făcut voi ieri, așa să mergeți cum ați fost voi ieri, gen să mergeți aici să faceți numai cu fetele și nu m-ați lăsat pe mine să vin și chestii de genul. Nu aș vrea să se supere pe mine. Lasă bă că e preen, că o să se supere pe mine că e zic că eu te-am pus. Și atentă, o să facem chestii de genul, gen o să-i spunem că bă, azi vreau și eu să stau cu Maria că nu prea am cunoscut-o și nu știu ce și tu zici la fel, gen bă, Ana, hai că o să ieșim și noi mâine că nu știu ce și stai mai mult azi și te joci cu mine, știi de cât ea și să vedem cât de geloasă poate să devină, pentru că eu chiar cred că Ana ar fi destul de geloasă dacă am face chestia asta. Asta. și cred că ar fi un prank destul de reușit. Așa că ce zici, te bagi? Eu zic că e o idee bună rău de tot. Posibil că da. pui cum adică posibil? Te bagi sau nu zi? Da sau nu? Trebuie, trebuie să te bagi. N-ai cum. Da. vine mă, Maria. Bine. Păi atunci facem așa, Maria. Fii atentă. O să mai... Uh, bă, 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 bă mamă? Te-ai luat și tu ca Ana, că nu Ana ce mi dă pumne așa non-stop. Deci fii atentă cum o să facem. Mai stau eu prin preajmă pe aici și când vine Ana o să fiu la tine acasă ca și cum gen noi stăteam și mi-arătai ceva. Nu știu, abar n-am sau uh, ne jucam ceva sau vorbeam, nu știu, orice chestie. Deci o stau pe aici prin preajmă să intre Anna pe server și după aia începe cercul. Ți-am spus de deci, ce efectiv. Trebuie să pară că n-ai niciun chef de Ana azi și că ai chef doar să stai cu mine și de astea. Clipuri cu mine când eram mică. Da, asta mi arăți clipuri cu tine. Asta aveam chef eu de porcul ăsta la wallpaper. Ok, acum doar trebuie să o așteptăm pe Ana. Ok, trebuie doar să stăm și să vedem când o să intre pe server. Ok, Maria, deci Ana tocmai ce a intrat pe server. Deci ține minte planul. Știi ce avem de făcut? Da, deci suntem, uh, nu știu, uite, o să i spunem că mergem la pescuit acum. Uite că a scris și hei. Deci spune că uh, mai aici cu tine și după aia dacă zice ceva că mergem la pescuit, asta o să facem. Ce face? Uite că ai întrebat ce face, Spune și tu că, că e sute la tine acasă, habar n-am. Alo, răspunde și voi, zi bă, Maria. Bine, i arătam lui Luca niște videori cu mine când era mic. <laughs> doamne, Maria. ți ai găsit ce să-i spui că mi-a arătat eu doamne ferește. La mine acasă, așa, bravo, bravo. Și când vine aici, îi spune că, că avem treabă și că plecăm. Da, așa facem. Ce zici, bana? Uite că a venit Ana. Ia uite bă, bana. Ce faci, bana? Na, nana. na, Știi care e fazana? Uh, noi acum plecam, gen. Și îmi pare rău să te anunț chestia asta că noi avem ceva treabă. Unde? Mergem la pescuit. Exact, da, mergem la pescuit. Uh, pentru că Maria nu prea știe să pescuiască pe Minecraft și am zis că o învăț eu. Nu vreau să mă laud, dar da, ce tare. Mă duc să-mi iau și colierul. Da, nu putem să mergem și cu tine, Ana. Știi care e faza? Gen, uh, eu cu Maria vrem să ne... Bă, 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 stai un pic. Ideea e că e prietena ta, da? Voi vă cunoașteți deja. Eu cu Maria n-am avut timp să stau așa cu ea, că abia am intrat și eu pe server și am spus, pe hai să ne cunoaștem și noi mai bine și plus că barca are doar două locuri și nu prea, știi, nu prea merge. Așa că am zis că ne cunoaștem și noi mai bine, dar doar așa ca prieteni. Oricum, nu mi se pare corect. Vreau și eu să vin. Bana, nu putem de data asta pentru că abia ne cunoaștem. După ce o să ne cunoaște mai bine și eu cu Maria, o să fim toți prieteni și putem să mergem toți, dar eu cu Maria suntem practic Străin, trebuie să ne cunoaștem noi mai bine. E, știi ce? Atunci lăsați-mă că mă duc să mă joc cu Rex. Păi, foarte bine, na, putem să stăm după dacă vrei, dar nu trebuie să te supere acum. Uite, știu, te supere iure acum, pe bune, doar că vreau și eu să stau puțin cu Maria, că nici măcar n-am apucat să stau nicio. E, bă, bă, el dă pe mine că știi, bă, bă, ia-l ăsta că mă mușcă, știi că e agresiv Rex când se supără pe mine. Bă, ia dă, dă, pe mine. Tu, ne ferește. Ok, Ana, eu mă duc se culcă pești și nu mai apucăm să mergem la pescuit și ne vedem când ne întoarcem. Dacă vrei facem ceva, uite, pregătește Ești, ești un grătar ceva. Hai Luca, gata, Vin acum Maria. Hai. Pa pa ba, pa ba, pa na. din partea voastră. Hai, nu te mai supăra așa, Iurea. Hai Maria, vino cu ace. Hai să mergem că încolo sunt cei mai mulți pești, crede mă. Deci eu e un loc. Băi, șmecher, rău, rău de... Ok, ok, vino cu ace, vino cu Tu om, ai văzut ce bine a mers? Oh my god, a mers perfect. Deci a mers mult, mult prea bine, Maria. Ok, deci acum mergem și noi pe aici. Uite, asta e casa lui Mario Sica de pe serverul ăsta. Uh, stăm și noi aici și nu știu, pierdem timpul de parcă chiar mergem la pescuit sau ceva. Ce casa urâtă? Bă, bă, casa lui că e și el mic. Acum ne prefacem că mergem la pescuit și chestii, nu știu, uite, scrie și tu pe chat, scrie pe chat, râzi ca și cum am făcut o glumă, chestii de astea, știi? Și ne prefacem că suntem la pescuit și nu știu ce ne-am luat și noi o undiță, chiar să mergem la pescuit decât să stăm degeaba, dar <laughs> da, așa, bravo, bravo, mai scrie chestii. Bă, asta e lui Mariusica, lasă l în pace. Așa și mai scrie chestii de astea din când în când pe chat, știi? Au și zice vomit, tu. de ce e geloasă, vezi că merge, vezi că merge. Ok, și ne întoarcem mai pe o să ne întoarcem mai pe în, în oraș să vedem ce, -i, ce -i, Ok, Maria, deci ține minte, acum o să-i spunem că vrem să ne uităm la un film, da? Deci ține minte, asta? asta e continuarea planului bun. Hai să vedem ce, ce reacție are. Sunt curios că a stat toată ziua singură. Deci efectiv toată ziua. Ce faci, bă, Ana? Ia uite-o, bă, pe Ana. <gânghe> Tom, de ce faci, bă? Iar, iar îl pui pe asta pe mine, iar îl dă pe mine, Ana. Pune-l jos așa. Ok, ce faci, Ana? Ce faci? Bună, uite, zice și Maria. Bună, Ana, lasă-mă că sunt supărată pe voi. Hai, mă, Ana, nu mai fă pe supărata și ia-l pe asta de pe Maria că nu vezi cum mușcă pe... pe, Maria. Bă, 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 ia pe asta de pe Maria. Ok, deci uh, ce faci? ce voi să faci acum? Că văd că e târziu, e de astea. Voi să te întreb și eu ce faci, de ce spui spune, lasă-mă, că vreau să. Tu am vrei să. Pa bune, vrei să te culgi la ora asta? A, ah, am înțeles. A, ah, ok, ne dai afară. Da, ok, am înțeles, ne dai afară. Știi ceva? Uh eu cu Maria voiam să spunem că vrem să ne uităm la un film, dar bine, oricum tu, dacă vrei să te culci și așa, v-am să te chemăm și pe tine, dar dacă aparem vrei să te culci, nu mai are sens. Păi hai, cum că adică, păi hai, păi stai un pic, că acum ai spus că vrei să te culci, n-ai zis că vrei să te culci, hai să vedem film, păi acum ai zis că vrei să te culci, n -ai zis tu, nu mai mi-e so bă, nu mai gata, îmi pare rău, a expirat oferta. De fapt, nu, știi ceva, știi ceva, Ana, facem așa, nu... Nu ține de mine pentru că am zis că vedem filmul la, la Maria Că am zis că vrea să-și cumpere și ea televizor Așa că Maria zi tu, are voie gen la firmă în seara asta sau? nu, auzi ce, ce Maria, că n-ai voie. Păi de ce, ce Maria, nu? Ia zi, Maria, de ce? Că a zis cumva că se culcă mai devreme și că a pus căinele pe noi, iau l Bă, ce faci, mă? Bă, Ana, ce faci? Îl omor pe Rex aici de nervi? Doamne, nu, hai să mergem, Maria, că eu nu pot să stau cu persoane care fac rău la câini. Vino cu ace, Maria, vino cu ace. Chiar nu te mai las la mine, deci gata, nu, n-ai ce vorbi cu noi, Ana. Deci, efectiv, îi facei rău lui Rex. Ce s-a întâmplat că acum și plâng? Păi lasă, Lasă să la Ana, că tu era să-l omori Hai, vină cu ace Maria, că nu, nu putem să stăm cu persoane din astea. Prietena rea, plânge, auzi și ce Maria să plângă. Vină cu ace Maria să nu mai stăm că omoară câinele, nu știu ce face. Du tu, ce a fost mă chestia asta? Oh my mă, simt nașpa, Maria. Crezi că suntem niște prieteni nașpa? L-am televizor. lasă zic că ne uităm pe, pe laptop, lasă. Da, cred crezi că suntem nașpa? se pare că am exagerat un pic. Nu știu, să zic că lumea comentarii, vi se pare că am exagerat cu prank ăsta până acum, adică vi se pare, bă, mi se pare că Ana a fost destul de nașpa câteodată Cred că și-o merită și ea puțin așa Deci, pa bune oh, Doamne, ferești și-a a mai pus și câinele, l-a buguit câinele în pământ Nu știu ce a făcut acolo Auzi, de ce a intrat așa? Trebuia să-i muști Auzi ce zice Ana Mamă, de ce e supărată rău de tot Oh my god Ok, o să aștept să culce, Ana Mă duc și eu acasă Și mâine continuăm toată nebunia asta Să vedem, bă, când nu mai poate deloc Când efectiv nebunește. Dar vreau să, vreau să aștept să Băi, bă, fraților, e următoarea zi și văd că fetele deja râd împreună Ce se întâmplă? Bă, aici? Eu uite-le, bă. Deci s-au strâns la Maria acasă, bă. Sunt curios dacă Maria încă continuă prank sau nu. Deci efectiv văd că s-au înțeles iar super bine, nu știu ce. Ia, ce ziceți, bă, fetelor? Ce faceți? Ia, uite-le, bă, ce stau ele împreună. Ia, ia, ce costum, eram la teatru. Mă, ce, doamne, ce e Luca? O oh, bună Luca, poți plec. Cum adică să plec? Stai, bă, de, de ce vă dai afară Ana? Păi, stai un pic. Ce, de, ce ai cu mine? Am venit și o să văd fac ce faceți. Cum adică? Lasă-l pe Luca în pace, mamă, ce mi-a -mi Maria, uh, a Maria. Iar te-ai comportat or Cum adică m-am comportat? Ba nu. Ți-am și spus că doar voiam să o cunosc pe Maria și Maria s-a comportat la fel. Acum de ce stai cu ea și cu mine nu stai? A? Care e problema? Că noi doar am vrut să ne cunoaștem mai bine și ne-am împrietenit și noi mai bine. Care e problema? Suntem doar prieteni și atât. Adică am devenit și noi mai prieteni că înainte nu ne cunoșteam așa bine. Ca... Ce e geloasă pe noi, Ana? Vrei să spui că ești cumva puțin geloasă sau ceva? Că așa mi se pare. Iar m ții, Ba nu, nu te-am ignorat. Voi m-ați pe mine cu două zile și nu n-am mai zis nimic. Acum văd că tu faci urâpă aici, te cam plângi. Oricum, eu voiam să mă duc la magazin. Vreți să ceva de la magazin sau vreți să veniți cu mine? Uite, Maria vrea să vină cu mine. Vezi ce prietenă bună tu, Ana, ești eu vrea cu mine și îmi zici de asta că te ignor că nu știu ce. Haide să cumpărăm, uite că vrea și Ana. Hai mă să vină și Ana. Vino Ana. Hai și tu. Ce să zicem? Dar nu o să zicem să nu vii la magazin acum. Adică n-a venit nimic cu tine până la urmă. Ia să Ia uite cine e caser. Tu noi hit pink. Ia uite mă pe pink. Tu de ce zici bă pincane? Bă Luca, de când ai atâtea fete? Doamne, ce bă? Mă întreabă Pink aici Ok, Pink, am înțeles ideea uh, Sunt prietenele mele, Pink uh, Mă rog, Maria mai mult e prietena mai bună ca Ana e doar enervantă, dar uh, Sunt doar prietenele mele, Pink Nu, nu mai face așa urât Ok, uh, Maria, fii atentă Îți fac o propunere pentru că suntem prieteni atât de buni, Maria Și chiar mă înțeleg cu tine Îți cumpăr eu orice din magazin Ce vrei tu? Astăzi fac cinste Mă rog, într-un buget limitat Pentru că am decât vreo 24 de diamante Dar uh, în 24 de diamante Poți să să-ți ce vrei tu, Maria uh, Ana, ție ți am mai cumpărat chestii din magazin. Lasă-o și pe Maria să-și cumpere chestii. Vreau cameră. Mamă, ce și mă Maria cameră. Mamă, ce cameră și a luat Maria. Ok, asta s-ar putea să fie scumpă. Uh, fii atentă Maria, pune aia înapoi și mă duc eu să vorbesc pentru uh, era o cameră. Stai așa să-l întreb pe Pink dacă mai are camera aia. Stai că e una mai mai șmecheră, gen și puțin mai ieftină, gen. Gata, bă Maria, te-am rezolvat. Vino cu că ia uite ce am făcut rost aici. Vezi camera asta și chiar poți să faci poze și vine și cu uh, mult film din ăla, știi, ca să poți să faci multe, multe poze. Și eu, pai, tu ai camera, Ana Maria n-avea camera până acum. Ia zi, Maria, cum ți se pare camera asta? Zi tu de noi, și care rău de tot. Mai vreau și eu una. Cum adică una nouă? Cumpără și, bă, nu am bani să cumpăr la toată lumea, ok? Nu te mai oftica, Ana, că tu ai mai făcut bani. Maria nu prea are. Îți mulțumesc mult, Stai liniștită, Maria, e din partea mea. Dacă vrei să-ți mai ai ceva pe aici, nu e nicio problemă. Plătești tu, bă, nu -s, nu ți plătești nimic, Ana, ție. Tu ține chestiile tale că eu îi plătesc Mariei. Tu ce nu înțelegi aici? Să le dai mai scump, auzi ce zice Ana. Bă, cum adică? bă, bă tu -i ești chiar așa are Ana? Adică nu poți să-i fac și o cinste prietenii mele, Maria. Ia uite pana, se urcă în astea. Hai, mă, Maria, lasă-o pana ca nebunit. Uite, data dat astea pe jos. Strânge pe aici, ca angajații ăștia nu stau să strângă după tine. Ia uite, se pun a nebunitana de tot. Am luat trei pizza cu sa... Mamă, cu carne așa. Bă, Maria, știi ce-mi place la tine? Că tu mănânci carne, frate. Deci cu Ana am Nu vrea carne pe nimic, nu vrea burger cu carne, nu vrea nimic. No, deci chiar ești tare rău de tot. Ia să vedem burger mai au. Vrei să ne uităm la un film mai pe seară? Da, nu puteți să ne mai uităm la... în continuarea partea a doua la filmul ăla de seara, că a fost rău de tot. Deci chiar putem să ne uităm la continuare. Păi, mă uit și eu. care e faza, Dacă n-ai văzut primul film, nu știu care sens să-l vezi pe al doilea. Că nu prea, gen, nu prea are sens, știi ce zic. Da, oricum n-ai văzut partea întâi și n-are sens. Deci, mă Cum adică te ignori? Hai, mă, Ana, pe bune. Ia uite, bă, ce, ce supărăcioasă e. Doamne. Zi, prin cane, cât, cât ne costă. Dă, dă pizza alea și pizza și camera. Și, mă rog, și pentru camera și pizza asta cât o să coste, zi Totalul este 30 de diamante. 20 de diamante cu discount de YouTuber. Oh, păi zi, Așa shopping cane, aia zic, discountul de youtuber. Gata, uite aici 20 de diamante. Uite, ia și bag și... Bă, Bum Maria, nu-i fura banii la om, dai acolo banii pe, pe chestii. Bă, ce faci, mă, cu adică nu? Te vă bani pe chestii. Doamne, fură de la magazin. Bă, Maria, ne dau ăștia afară pe aici, toți banii așa. Hai, vină cu aceștia să vedem ce zice Ana, că bă, că s-a supărat. <laughs> bă, s-a supărat rău, alea, cred că. E supărat -o, rău? Bă, și eu cred că e supărat rău de tot. Hai să sperăm că nu s-a supărat extraordinar de rău, că încă să mai vorbească cu noi, măcar, știi ce zic? Um, Ana, e, ești ok, ești acasă? Ce, ce faci la geam? De ce ne spionezi pe geam? Ce se întâmplă? Ce faci, Ana? Cum ești? Ești bine că am văzut că te-ai supărat, iar ai plecat, n-am înțeles, lasă-mă. Hai, bă, Ana, de ce ești așa supărăcioasă? Că eu nu înțeleg de ce te super așa, nu vorbesc cu voi. Bă, da, tu ești supărăcioasă, rău, n-am văzut. Uite, poftim, vreau pizza, hai că îi dai. Bă, 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 el l, -l de pe mine. Hai că îi dai pizza cu carne, Luana. Bă, lasă-l pe jos. lasă-l pe pace, Rex, doamne. A, gata, Ana, calmează-l pe Rex, pentru că am venit să ne revanșăm. Uite, eu cu. nu-i pune Băi, ea nu mănâncă pizza cu carne, Maria. Tu, tu știi că este asta că e vegetariană, deci. Ok, știi ceva o să o mănânc eu. Ok, uh, Ana, fii atentă. Am o propunere ca să nu te mai super pe noi. Ce, ce, ai zice să facem un grătarel toți trei? Și îți promit, fii atentă, îți promit că fac eu grătarul. Deci nu-l pune pe pe mine, te rog frumos, nu-l pune. Bă, ce ce fură Maria din, din, frigider? Tu de ferește. Ok, vino cu ace. Veniți cu ace cu toții. Deci, Ana, fii atentă. O să fac un grătar și o să vă dau de mâncare la amândouă și voi puteți sta cafetele și o doar vă fac mâncare. Ce părere aveți de chestia asta? Eu zic că e o afacere bună. Și dar nu te mai super pe noi. Promis că că ești ok, da? Să zicem, hai mă, că să-ți fac un grătar bun. Deci gata, o să fiu sclavul vostru astăzi. Fac ce ziceți voi. Poftiți, stai așa, nu 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 vă grăbiți, nu vă grăbiți. Poftiți, domnișoară Maria, poftiți. Veniți aici la masă. Nu, 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 lăsați-mă să vă trag eu scaunul, că sunt sclavul vostru eu. Eu am grijă de voi. Ștergeți și mie geamurile. O, o să ți le șterg mai încolo. Deci aveți aici bam două locuri. Ana, uite, ia loc aici, ți-a scaunul. Poftim. Deci a, aici b Bă, bă, așa. Ok, Maria, uite, poți să vii aici, Pesca unul scaunul ăsta. Lasă că fac eu, mă ocup eu. Nu, nu ridicați niciun deget că mă ocup eu de tot. Voi doar stați și bucurați-vă de această zi minunată, pentru că chiar vreau să mă revanșez față de Ana, deci tot pui pizza că nu mănâncă. Doamne. Bă, Maria, doamne. băi, ești chiar amuzantă Maria. Deci chiar mor de tine. Ai niște glume chiar. Chiar zi Ana, de noi e cea mai amuzantă fată pe care ai văzut tu vreodată. Păi și eu nu sunt amuzantă. Păi, ești ok, ești da, mai faci tu glume, dar Maria, uite, știi ți-a pus pizza de zi. Deci eu știu ești vegetariană. <laughs> ok, gata, gata, gata. Uh, mă, mă apuc acum și fac grătarul, calmați-vă. Ia jucați grătarul ăsta dacă ați mai văzut așa. Ia uite pești ăștia, mamă. zi -mă, tu, Ana. Mă, ce? A... Ce, mă, ce? Cartofi? Păi stai așa să fac și eu niște pești, că Maria, bă, Maria îi plac peștii, că am fost... astia am prins eu cu Maria peștii ăștia când a fost la pescuit. De ce n-ai pus? Păi și pune și cartofi. Păi o să... Bă, 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 lasă-mă ăla! Stai așa că puși... Doamne, bă, nu-l pune în... Ia uite, a stricat pești, uite-te și tu Doamne ferește Bă, bă, Ana, uite, da, ești prietena aia mai nașpa din grup Că ne strici aici tot Ia vino, Maria, uite aici pești, că s-au făcut pești. Mă rog, au puțină apă, gen Dar uh, în rest sunt, sunt, foarte, foarte bun Gata, Ana, uite, spun și ție cartofi Uite, ești mulțumită dacă spun și ție cartofi, Ana, poftin ți pus și ție. nu mai fie așa nașpa Uite, încă un pește pentru Maria, poftim Maria Poftă bună, ok, gata uh, Ana, poți să... Hai, stai, stai și tu jos, Ana. Calmați -vă, calmați -vă. Maria, ia și tu un loc, nu mai enerva pana. Tu, oamne. Deci gata, calmați-vă bine. Gata, uite, se fac acum ăștia, se fac și cartofiori. Gata, imediat, imediat. În sfârșit s-au făcut cartofi. Gata, Ana, nu mai plânge că sunt cartofi gata. Deci în primul rând aici o să stau eu și vreau să-mi pun și eu un cartofior pentru că chiar mi-e poftă. Haide că vreau și eu să mănânc ce îmi plac cartofii Uite, și Marie îi plac foarte mult cartofii Uite aici Maria. Cartofiorul tău. Vreau și să stai așa că mi ai făcut și mie poftă acum. Asta e mă... Mamă, ce bunie Vă leu, mai vreau stai așa că spun -ți și ție. Uite aici. Stai așa că mi-am pus și mie. Mamă, ce bun a fost asta. Păi și eu când? A, oh, stai că, mamă, era și Ana aici Ok, ok, stai, nu te panica, Ana Îți pun chiar acum niște cartofi și îți facem și ție, -ți gata Deci, deci gata, îți faci Bă, 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 lasă la. Hai mă că îți facem și ție, -ți fără mișto Deci gata, îmi pare rău, am uitat că era și tu, Ana Am uitat, nu mai sparge chestia că stai tot al tău Bă, deci gata, Ana, pă bune, chiar am uitat F Fără niciun mișto, chiar am Ia, bă! oh my god Ana chiar ți-a spart casa și a ieșit de pe server, ești nebun? Doamne, ferește, nu cred. Oh my god, nu vine să cred. Bă, am supărat-o, da, frate, am supărat o mă simt prost. Și eu mă simt puțin prost. Chiar chiar cred că am dus o prea departe, Maria. Cred că a venit momentul să i spunem, nu? trebuie tre să stau să i scriu pe Discord acum. Acum am nevoie și şi... <laughs> da, sa mai trebuie și geam acum. Oh my god. Bă, dar știi ceva, Maria? Felicitări. Chiar am jucat o bine rău de tot. Deci chiar ai dat o bine rău de tot. Fără niciun mișto. Hai că mă duc să i scriu pe Discord să intre iar să i spunem că a fost prea ca să nu se supere chiar ca lumea rău, rău, de tot. Hai că mă duc, gata, gata. Oh my god. Bă, am supărat o pana. Oh my god. Am um, Ana? Ana, ce, ce, faci? Stai, 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 stop, 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 stop. Ți-am spus că vreau să vorbim. Stai, stai un pic, uite-te la mine. Bă, bă, bă. Gata, stai, calmează-te un pic, bă. Ana, uite-te la mine, ok? Trebuie să zicem ceva și eu și Maria, dar vino la Maria, că pare Maria n-a venit până aici. Zi repede că ești este... Nu, vino, vino. Deci chiar e important, chiar e important. Vino un pic, ai încredere în mine și vino puțin. În 10 secunde, dacă nu spun. Bă, vino cu ace. Doar vino, vino după mine. Deci, Maria, ai ceva să-i spui Anei? Stai, nu ieși nu ieși, nu ieși, nu ieși încă, nu ieși, nu ieși. Bă, bune, nu ieși. Maria spune, -i, spune -i repede. Maria spune și cere scuze. Ok. Ok, Ana, fii atentă care e faza Eu și Maria ți-am făcut un prank Stai, stop, eu și Maria ți-am făcut un prank <laughs> <laughs> stai un pic, stai un pic să-ți explicăm Deci, ideea e că eu și Maria ne-am prefăcut Că suntem cei mai buni prieteni ca să te facem geloasă Noi nu suntem cei mai buni prieteni Nici măcar n-am fost la pescuit, doar am fost să ne prefacem Că am fost la pescuit și chestie de genul Da, ok, am făcut și noi o farsă micuță Pentru că și tu ai fost foarte nervantă ieri Voi sunteți oameni de farse, dar ce ești tu om de farse Și noi nu suntem Eu te, doamne, bun nu te mai oftica atâta Aia, că am glumit și noi cu tine Nu mai face și apă supărata. Voi să mă joc cu voi, gata, că o joși cu noi de acum. Doar face mișto dar nu mai spargi bă geamurile lui Maria că săraca n-a făcut nimic. Bă, n-a făcut nimic Maria. Ia uite mă, i-a luat și ăsta. Tu, omne, uh, ferește, așa faci și mie. Cum? Bă, de fapt ăsta e al meu. Tu, om uh, ferește, dați-l mă pe ăsta la că ăsta e al meu. Bă. A, iar mă luați amândouă la bătaie. Clasic. am înțeles că de obicei trebuie să fac cu microundele. Fraților, sunt aici pe serverul unde mă joc împreună cu prietena mea bună Ana Banana și Ana a venit astăzi la mine și mi-a zis: "Bă, vreau să fac ceva ce nu mă așteptam că o să-mi zică vreodată. Ana, ce ai zis tu că vrei să facem azi. Vai, dar ce tare o să fie. Ia spunele oamenilor. Deci înainte să le spui să dea un like pentru că chiar trebuie să dea un like pe bune, pentru că chestia asta trebuie neapărat să dea un like. Ia zi tu ce vrei să facem. Ia, vreau să vă abonați. Bă, lasă vrăjeala la normal că s-au abonat. Păi cum să nu se aboneze? Ok, Ziana, ce vrei să facem noi astăzi? Vreau să fac o bază secretă. Wow, deci Ana vrea să facă prima ei bază secretă singură. A zis că de data asta să nu mai ajut eu. Dacă vă aduceți aminte acum câteva clipuri am învățat-o Ana să fac o bază secretă și acum vrea să-i facă ea una de capul ei singură, singură. Și mi-a spus că vrea să-i facă chiar prietene ei, bune Maria, auzi, o să fie cea mai tare bază secretă, auzi. Bine, mă, Ana, eu te cred pe cuvânt. Bă, da, fix Maria, Ana, pa bune, gen fix la prietena ta cea mai bună, de ea. abia a dus-o pe server, adică, pa bune, de, de ce nu faci, nu știu, la Mariusica sau... Bine, la Mariusica si i-a mai făcut pe serverul ăla, altul, dar totuși, adică, ce să fac la Mariusica, Păi, nu știu, dar așa o ei, pe Maria din prima, bea a venit pe server și vrei să-i faci o bază secretă direct așa din prima La, constructor, la gigil, constructorul, la gigel constructorul la l pe gigel care camere are Da, alea, n-ai, cum să o dai cu gigel oricum Eu te bana, dar ai văzut semnul ăsta cu lucaluc.ro aici Ia uite că am și uitat de mărciul ăsta Hai că am și uitat, fraților, nu uitați că aveți primul link în descriere lucaluc.ro unde puteți să vă luați tricouri, ghiozdane, penare de astea de apă Cu modele foarte șmechere și cu Ana Uite, Ana, asta ești tu care nu mănânci burger Și eu te rog, hai bana, un burger Știi, nu, nu o să mănânc niciodată burger Pentru că nu stiu ce, da ție chiar nu îți plac burgerii că ești vegetariană sau ceva. Cine își cumpără mărci primești o inimioară de la mine. Haide cu mărciu, tu, oamne. De deci ce e nebuna, Ana? Efectiv, chiar îi place mărciu, dar chiar ești mecher. Deci chiar e tare rău de tot, nu știu. Lăsați-mi în comentarii ce părere aveți de modelele astea. Hai să continuăm, Ana. Deci tu mi-ai spus mie că vrei să facem la Maria acolo bază. Bun. Hai să mergem să vedem care e faza. Eu am luat și niște camere de filmat pe care putem să le punem în zonă ca să vedem dacă vine Maria sau ceva. Cam ceva de genul, păi și unde le punem? Păi stai așa că uite, găsim cât un loc pe aici. Uite, de exemplu, copacul ăsta. mama are de Gigel o cameră aici. Lasă că pun și o cameră. Uite tot aici. O să creadă că e lui Gigel. Dar de fapt e a mea și dacă intru pe ea, ia uite, vedem perfect aici. Ia uite. Uite Luca, ce 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 e aici? uuu asta e de la magazin. Crezi că pot să mă conectez stai așa un pic? Cred că u, ia stai, ia stai. Da, mă, da, m-am conectat și pe camera asta de la magazin. Ok, ok. Sunt hacker, man. Sunt hacker rău de tot. Bun, deci fii atentă că acum e bine rău rău de tot că avem camere. Deci putem să vedem în caz că vine Maria. Deci fraților, Maria nu e pe server de loc în secunda asta. Ok, Ana, îți aduce aminte primul pas când vrei să faci o bază secretă? Care e primul pas? Cel mai important lucru? Ia autopana. Bă, nu te uita bă laptopul fetei. Te... Așa în intimitate ei. Lasă că îi facem bază secretă, dar nu trebuie să te uiți acum peste chestiile ei pe aici. Scuze, auzi. Ok, Ana, deci unde putem noi să facem în casa asta o bază secretă? Sub pat nu cred că avem cum să facem. Pe aici pe la bucătărie poate pe undeva. Din câte știu parcă ce, ce, ce. Trebuia să aleg. Uh, da, trebuie să alegi un, un loc unde să-ți faci asta, dar cred că cu gunoiul ăsta nu o să ne ajute prea mult. Trebuie să alegem un loc undeva. Uite, aici, dar aici o să vadă că se pune mereu aici, n-ai cum. Ok. Eu cred că undeva în zona asta, sincer să fiu. Uite, undeva la chestiile astea, da. Mamă, dar pe în micro. Unde le uite, chestia asta poate. Mamă, dar nu știu că fii atent, Ana, stai așa că ți-am adus aici unealta perfectă. Deci am venit aici cu camere, cu unelte, suntem pregătiți. Uite, bă, 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 Ana, uite ăsta aici, tu am ne sparge cu mâna. Hai, bă, Ana, chiar așa începătoare ești. Hai, deci fii atentă, deci cred că aici ai ia... date date puțin la o parte, să vedem dacă se vede. Stai așa să luăm ăsta. Mamă, dar se cam vede. Știi ce am putea face? Să punem Treptor, ca la Marius Sica, cum a făcut la baza lui. Știi să punem un treptor și poate nu observă, dar nu știu ce să zic. Crezi că o să observe dacă punem treptor aici? Poate nu o să fie atentă, habar n-am, nu știu. Ai, e baza ta, știi ceva e baza ta. Spune tu cum vrei să facem mana. Vrei să faci aici sau nu? Hai că l-ai pus de toți banii pe ăsta, nu o să-și dea seama niciodată că ai umblat aici. Hai zic cum, cum vrei să facem. Eu zic să facem rost de un treptor, Bă, dar ar merge, ar, merge să punem aici un Treptor. Bă, și mâncarea, am uitat să luăm proviziana, că noi dacă ne facem baza acolo trebuie să putem sta acolo, ne trebuie provizii logic, mama, am uitat să luăm provizii, fii atent, Ana. Deci, sparge tu aici, fii atentă, du-te și cumpără mâncare, sparge tu aici, mă duc la magazin repede să văd dacă pot să păcălesc și eu niște mâncare și tu fă începutul la bază. Deci, ai, uh, ai scări la tine și tot ce trebuie măcar? Da, 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 ok, perfect, perfect. Deci, ai scările, poți să începe aici, mă duc repede să fac rost de mâncare și să văd de unde fac rost de un treptur și mă întorc de repede pot, ok? Să mi iei și mie un suc, îți iau și ți eu un suc, gata. Stai, cred că mă duc acasă mai bine, că n-am bani să mă duc la magazin. Un suc de porto doamne, ce ciudată, Iana. Ok, ok. Ok, hai că mă întorc de repede pot, ok? Luca, bă, am căzut? Ce? Bă, nici măcar n-am avut timp să mă duc să... Oh my god, ce face, bă, Ana? Ajutor! Bă, stai că vin acum, stai că vin... Doamne, ce sunt... Se... Mana, ce... Ce face aici? Um, Ana, poți să... Poți să-mi spar și mie... Mă, ce... Ce? Bă, bă, what? Ce se întâmplă aici? Um, Ana, eu... Am înțeles că vrei să faci bază secretă, dar nu știam că poți să faci asta în 3 secunde. Nu, acum fără mișto, ce e chestia asta? Ana, tu ai făcut aici baza înainte să mă chem pe mine ca să -mi faci surpriză, gen? Bă, stai așa că nu avea bloc pe asta. Bă, ce e chestia asta? Cum adică, hai, intră repede. Eu intru, dar ce se întâmplă, Ana? Poți să-mi explici și mie ce se întâmplă? Că nu... Da, hai că ai ascuns. Am înțeles, ai ascuns baza. Poți să pui bloc. Bun, dar ce e ce asta? Ce e chestia asta? Că n-ai cum s o fi construit în 3 secunde. Ce se întâmplă aici? Explică. Cum adică să-ți explic? Explică-mi tu mie. Tu ai făcut chestia aia dinainte și acum să te dai mare că ai făcut baza aici. Eu am făcut. Tu ai, tu ai făcut baza asta? Bă, fără mișto că ai făcut o chestia asta. Deci, fără, fără niciun mișto, nu cred așa ceva. Bă, ce troll ești. Deci, tu ai făcut ita mai baza și după aia mai chemat doar așa ca să mai arăți așa la troll. Îți dai seama, păi, îți dai seama că nu am făcut eu. Păi, what? Stai că sunt foarte confuz. Până acum mi-ai zis că ai făcut tu. Deci, ai făcut sau nu? N-ai făcut tu, că tot nu înțeleg. Glumeam, nu? Deci, n-ai făcut tu asta. Mă, ce se întâmplă? Dar hai să ne uităm, să vedem ce. Bă, vrei să-mi spui că Maria e de 2-3 pe serverul ăsta și deja efectiv și-a făcut bază secretă. Eu efectiv sunt atât de confuz. Bă, tu chiar crezi că s-a apucat Maria să facă toată chestia asta aici, gen? De că, uite, what? Ce mă asta? Mă, uite-te la locul ăsta. Cu armuri de culori cu scaunele, tu vezi? Bă, vezi că e gândit rău locul ăsta, gen. Mama, ia stai aici, ia stai aici. Vreau să mă uit din partea alta la tine, stai așa, stai așa. Tu, ia, nici măcar nu te vezi dacă stai acolo. Și când intră o speriem, doamne, bă, nu vine să cred, De deci, ce are? Stai așa un pic dar aici e o altă intrare. Bă, vino cu aici, vino cu aici, vino. Ieși afară de acolo să vedem care e faza cu intrarea asta. Deci ea avea o intrare deja. Unde e asta în spatele? Doamne ferește. Bana, tu vezi și aici. E avea deja în spatele. Uite te și tu dacă veneam aici în spate, vedeam chestia asta. Tu vezi? Doamne ferește. Bă, de ce avea mare intrare? Nici măcar n-a ascuns-o. Da, nici măcar n-a stopat. Wow, vino cu aici. Deci, bă, dar vezi că pentru ce? Bă, sigur a ajutat o hackerul cu toate astea. Uite și tu are televizor aici. Bă, hackerul chiar e, e, prea troll. Deci sigur, eu îți spun că asta hackerul s-a băgat în seamă cu ea și a ajutat-o cu niște iteme. Bă, 100% n-are cum să fi făcut. Mamă, tu vezi ce design are cu pești pe jos? Păi și vorbim cu el. What? Ce se întâmplă, bă, aici? Are și ce? Fii atentă ce are eu aici. Jurnal! Are jurnal, ești nebun? Du, ne are jurnal, Ana. Mamă, gata, acum, acum devine interesant cu jurnalul ăsta. Ar trebui... Îi dăm troll? Bă, nu știu, Bă, nu-i pune chestii, nu-i pune. Hai să, hai să nu știe că am fost aici. Momentan, hai să nu-i spunem, că nu știu că ar trebui să-i spunem încă. Că văd că... are bază secretă, adică... Bă, tu dai seama. A fii atent, Ana. tu dai seama că noi voiam să facem bază secretă și am dat de baza ei secretă aici, ce, ce se întâmplă? Sherry, bar trebuie să citim jurnalul sau crezi că suntem nesimțiți dacă exact citim jurnalul? Hai la citit, auzi ce zice Ana, doamne, bine, hai că mă uit, da, rămâne între noi, deci niciodată n-am știut de jurnalul ăsta, da? Hai să vedem, abia am ajuns pe server, chiar e mișto locul ăsta, auzi, bana îi place la noi pe server, e bine, e bine, păi și atât, lol, A, are doar o pagine jurnalul ăsta, Ana, și doar atâta zice, ok, n-a apucat să scrie în el, mă, mă, aici pizza, o groază, fan, din asta Mov, bă chiar îi place mov ești nebun Mai bine nu-l citeai, pe bune Mai, mai mult le-am pierdut timpul cu jurnalul lui Mamă, dar ce are aici? Wow, deci nu-mi vine să cred efectiv ce se întâmplă Bă, lasă diamantele să nu vadă că le-am luat Doamne, ferește, pune-le bă înapoi acolo um, Ana, tu vezi ce văd și eu? Uh, ok, ok uh, scrie, pe, scrie pe privat, nu mai scrie pe chat mare Nu mai scrie pe chat mare Ok, deci Maria, tu mai ce intra pe server Doamne, și-a scris, hei, ce facem? Ok, calmează-te, calmează, -te, calmează -te, Ana Ok, gata, uh, Spunei gata, gata, calmează-te. Spune așa, spune că suntem la pescuit. Lasă că scriu eu. Eu cu Ana. Tu ce faci, Maria? Ok, deci a zis ce tare. Bun, ce facem, o Maria? Intră pe server. Stai așa să o văd. Unde e, mă? Bă, unde e, mă, Maria? Stai așa să o văd și eu pe camere, pe undeva. Unde -i? ce se întâmplă? Doamne, era la tine acasă, Ana. A venit de la tine din casă, nu știu ce se întâmplă. Doamne, sper să nu vină. Bă, s-ar putea să Ok, strânge repede, strânge repede asta. Strânge scara repede și acoperă acolo că eu mă uit pe cameră să zic ce se întâmplă. Ok, ok, calmează-te, Ana. Stai așa un pic. Unde e, mă, Maria, că nu mai vă pe camera. Tu, Oh Oh my god, uite-o pe Maria. Oh my god, gata, gata, m-a stupat. Perfect. Mama, nu știu ce face. Se duce la magazin, cred. Hai că e bine. Bă, bă, bă. Deci acum se duce la magazin. Hai să hai să facem ceva. Nu cred că avem timp să plecăm. Hai să ne ascundem undeva. Hai că merg la magazin să-mi iau o pizza. Oh my god, ok. Să mi iei și mie apă. Auzi ce zice? Bravo, bravo, Ana. E bine, e bine că ți ocupată. Ok, vino cu ace. Nu știu unde să ne ascundem, dar mă gândeam undeva pe aici. Mama, <laughs> mama. Fii atentă. Eu stau pe scaunul ăsta că mă mă cam cu ăsta aici că sunt portocaliu. Și tu stai acolo să, să... Ce, ce, zice? După pot să vin și eu la voi să pescuiesc. Mamă, te vezi? Uh, tu stai ascunsă după ușa, Ana. Stai ascunsă după ușa, că eu nu prea mă văd aici. Uite că eu sunt cu portocaliu. Păi da, ne vedem la baltă. Ne vedem acolo unde am pescuit ultima dată. Vi direct. Mamă, sper să vină direct, să nu, să nu vină pe aici. Trebuie să mă duc acasă să-mi iau undița. Oh my god, ok, ok. S-ar putea să fie oribil. Mamă, vine, vine chiar acum. Vine chiar acum, Ana. Nu te pani. Și a făcut mă și a luat vecheu. Doamne, ferește, n-am văzut așa jucător ca Maria. Ok, ok. Deci cred că vine cred că vine, cred că vine. stai după ușă, stai după. Ascunde-te după ușa, Ana. Mamă, 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 mamă. Uh, bine că. Oh my god, oh my god, ok, stau aici. Ok, bine că suntem pe Discord și nu poate să mă audă. Dacă eram pe joc să mă audă, eram vai de capul meu. Mamă, mă vede? Mă ce face? Oh my god, dacă vine aici, nebunesc. Dacă intră aici, nebunesc, efectiv. Îmi e frică că te teara, calmează -te că și mie mi-e frică. Gata, hai că nu vine. Stai pe shift, stai pe shift să nu se vadă numele. Oh my god, ce face, mă? Doamne, ferește. Deci uitați-vă și voi. Suntem fix în baza ei. Efectiv, suntem fix în baza ei și n-are nicio traf. Maria. A intrat pe server și acum. Mamă, ce facem aici? Ia se duce la ea în cameră. Ok, Ana, ok, stai acolo, nu te mișca, că cred că stai bine. Hai, Maria, așa, hai la balta, hai că vin la voi. Hai, 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 hai. Hai să pleci odată. Doamne, ferește ce anxietate, dacă mi-e frică rău de tot. Hai, mă, pleacă, du pleacă odată, pleacă. Ok, hai că s-a dus, s-a dus, a dus. Cred că cred că pleacă, cred că e bine. Mamă, mă nu trebuie să deschizi ușa. A plecat, mă? Stai așa să mă uit repede pe cameră. Cred că a plecat. Uite, o, mă. Da, mă, a plecat. ok, 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 ok. Deci stai liniștită că m-am uitat pe cameră. E la magazin pentru un motiv sau altul, iar s-a la magazin. Gata, hai vino să ieșim. Hai să explicăm hai să plecăm repede. Hai să plecăm repede, repede, repede pe unde am venit, pe unde am venit. Repede, repede, repede. Aici, aici, pe unde a intrat ea, de fapt, pe unde a plecat. Vino cu, vino cu, vino cu. Repede, repede, repede. Mamă, mamă, gata, gata, gata. Uu! Ok, ok, ok. Fii atentă, fii atentă, Ana. Hai să ți am luat doar suc de struguri, Ana. Auzi ce zice? Ok, hai să ne prefacem că acum ne-am întors de la pescuit, Ana. Gata, acum ne prefacem că ne-am întors de la pescuit. Hai să nu i spunem momentan că știm de bază asta. Eu zic că mai bine nu i spunem că știm de bază și ne prefacem că că am venit de la pescuit, da? Stai să stai să intru pe din joc să mă audă și ea și Uh, mergem la ea Acum ca și cum ne-am întors de la pescuit Stai așa un pic Ok, Ana, deci când ne vedem acum cu Maria Ține minte, noi nu știm nimic Momentan nu-i spunem de bază Că nu știu dacă ar trebui să-i spunem sau nu Și ne prefacem că am venit de la pescuit Și ata, noi doar am venit de la pescuit Deci ții minte chestia asta Să nu te scap sau ceva Să spui ceva că e, e nașpa după aia Că nu vrem să știe, ok? Bine? Ok Eu uite, bă, pe Maria Ia, ce faci, bă, Maria? Bă, de cât timp nu te mai văzut? De ieri nu te mai văzut sau ceva N-ați mai fost la pescuit? Uh, ba, am, fost toată ziua și n-am mai avut uh, N-am mai avut chef să mai pescuim Și ai Ana că hai să mai stăm cu tine Să ne jucăm așa prin oraș uh, Am fost, da, nu știu, nu, acasă Ce faci? Ce? Ți-am adus apă Doamne, ți-a adus o găleată cu apă, Maria Cu găleata, ți-a adus să bei de, de, saturi Ești de bună Doamne, ia uite, bă Și de pizza vegetală Ia uite, bă, ți-a adus pizza vegetală Bun și prietenă bună aia, Ana Eu n-am mai văzut așa prietenă Mie prietenii mei nu mi-a adus niciodată Ca prietena mea, Ana, nu, niciodată nu e o prietena așa bună Bă, Maria, tu chiar ai, chiar ești o... E cu carne? Mama fără mișto că. Ia uite, bă, pizza cu tu, om, deși am zis că chiar ai adus vegetale Ești nebun Hai, bă, Maria, că ești prea troll Ok Bă, Maria, știi ceva să se întreb? Chiar, chiar eram curios de o chestie Tu te-ai mai jucat așa singură Gen... Nu știu, vorbeam cu Ana și am spus că noi nu prea te-am văzut singură pe server. Te-ai mai jucat așa singură pe server că mereu te-am văzut numai când ești cu noi așa. Am fost laminat, A, ai fost doar laminat a dar gen atâta nu ți-ai mai făcut în afară de casă, nu știu, vreo construcție pe undeva sau, nu știu, ai și tu diamante să le dai și nou. Bă, Ana, lasă mă în pace pe Maria, că n-are diamante. De unde să aibă că abia s-a apucat de server. Deci în alt, în afară de casă n-ai mai făcut nimic, nu? Am doar pizza. Deci e doar îți place pizza, Maria. am înțeles ideea și cu tine. Ok, bă, dar ce ești, agresivă. am înțeles s am înțeles bine. Păi uh, eu cu Ana uh, oricum urma să ieșim de pe server că Ana nu mai știu ce teme are. Eu trebuie să filmez un clip. Deci uh, cam asta e, era faza noi oricum ieșeam acum Maria, nu știu, dacă tu mai stai te mai joci ce mai faci? Lec și eu acum că trebuie să vină curierul. Mamă, dar ce ți luat? Ți-ai luat uh, din alea de fete bijuterii de astea de pe net? Ia, că ne-ai făcut curieș, vrem și noi să știm ce ți aduce curierul. Poate mi-a ajuns mărciuana. Ba... Uați, ai luat banana? Nu pot să cred. Dar știi că nu există mărciuana banana, gine, mărci Luca Luc cu modela Ana Banana, știi, nu? Gen, nu, nu e mărcean. Adică bine, e și Ana Banana dacă te gândești. Bă, deci chiar, chiar e nu pot să cred. Tu chiar ți-ai luat fără niciun mișto gen? Da, wow, nu pot să cred. Și ce ți-ai luat? Tricoana, Banana vegetariană și cană, doamne. Bă, nu mă aștepta varia chiar să ți fără mișto. Deci dacă chiar ți-ai comandat, chiar e mecher, n-am ce spune. Ok, eu cu Ana o să plecăm că mai avem ceva treabă acum. Am Maria, tu du-te și așteaptă curierul și dacă vrea cineva să-și cumpere, au pe primul link în descriere dacă vor și ei cu Ana și de astea. Da. Dar, da, ok, chestii de fete, pupici, am înțeles. Hai, am venit cu mine că uh, avem niște treabă și trebuie să mai vorbim puțin înainte să ieșim niște chestii. Hai, pa, că a venit. Pa. Pa Maria, eu te bă ce repede a plecat. Doamne, bana! Deci te tu te luat la pum la vorbă cu ea. Eu voiam să vii odată să spunem aici să vorbim că nu putem să i spunem că știm de bază. Ce facem până la urmă? Să i spunem că știm de bază sau nu? Că eu mă gândeam că să nu i spunem momentan. Eu zic că ar fi o idee să momentan să nu i spunem. Și după aia să vedem dacă ne zice ea. Poate facem o bază, să facem o bază gen baza ei secretă. Mamă, vezi că ar fi o idee și asta. Nu știu ce să zic. Deci mă gândeam să așteptăm să vedem dacă ne spune ea și dacă nu ne spune, poate o mai trulăm așa, poate mai facem ceva la bază ei sau mai schimbăm ceva pe acolo acolo, cine știe. Habar n-am, dar să zică și lumea în comentarii. Deci poate să zică și abonații, fraților, puteți să ziceți și voi în comentarii. Și dacă aveți vreo idee bună, poate chiar o să facem în următorul episod. Da, vedem și noi. Da, da, da. Aia mă gândeam și eu. Deci de asta zic, mai bine nu-i spunem și vedem în următorul episod. Băi, fraților, eu cu Ana v-am pupat. Ana mi-a făcut plăcere. Băi, mi-era dor așa să facem un clip împreună, noi doi fără să trebuiască să nu știu, să facem ceva unul altuia sau să ne facem chestii sau da, știi, așa am lucrat în echipă, gen. Deci asta a fost chiar un clip bun, pot spune. Ok, fraților, ne-am întors aici cu prietena noastră cea mai bună din univers Ana Banana Și dacă vă aduceți aminte și ați văzut ultimul clip Știți că am găsit o bază secretă la noi pe server Pentru că prietena Ana a început să se joace cu noi Și prietena ei, Maria, a făcut o bază secretă Și noi am găsit-o din greșeală, Ana, dacă-ți vine să crezi Dar... Am spus că vrem să facem noi ceva interesant Hai că secretă dacă e ceva Bine, nu a fost și a mai secretă bază Dar noi nu știam de ea și am găsit-o Și Ana, am vorbit cu prietenul nostru Hacker să ne ajute puțin cu Baza secretă pe care o să o facem Sub baza ei secretă Pentru că am zis data trecută că bă, chiar Trebuie să facem și noi o bază secretă Sub baza ei secretă, că am zis că vrem Să facem o bază secretă din prima și dacă Tot și-a făcut ea deja, mai facem noi încă una Că suntem șmecheri, practic Ana, spunem câte like-uri să se facă Că la acest clip ca să continuăm cu baza secretă sub baza Mariei. Să vedem dacă ne iese întâi. Dar câte like-uri? Mamă, 5.000! Oh my god, nu știu dacă se poate așa ceva. Deci dacă facem 5.000 de like-uri, fără niciun mișto că, ba, nu știu, o să facem un troll rău de tot Mariei cu baza aia secretă, nu știu. 4.000-5.000 vreau. Mamă, ok. Deci fii atent, Ana, ca să te învăț cum funcționează tot procesul ăsta cu baza secretă. Dar să dați și subscribe. pe logica logic au dat subscribe. Toată lumea e abonată. Cum să nu dea subscribe? Am făcut și 130.000. Apropo, chiar, chiar vă mulțumesc super, mult. Deci, Ana, primul lucru pe care trebuie să-l facem noi este să ne uităm în cutia poștală și avem aici două chestii de la prietenul nostru foarte bun, hackerul. Ne-a dat aici un ghiozdan cu chestii și un document care se numește baza secretă. Hai să vedem despre ce e vorba. E prea tare hackerul. Bă, chiar e tare rău la tot. Ia ce zice Ana. Salut, Luca. Mi-a plăcut mult ultimul clip în care tu și Ana ați găsit baza secretă a Mariei. Îmi era doar să vă văd cum lucrați împreună. Ao. Oh. Hai că lucrăm noi împreună. Cred că niciodată n-am lucrat împreună. Am lucrat și noi data trecută. Chiar, chiar a fost un moment foarte, foarte drăguț, Ana, că ne-am aliat așa. Am auzit că vreți să faceți o bază secretă în baza ei acum, bă, deci chiar știe ce să mai ca i-am zis și eu, oricum eu am vorbit cu el. Așa că ți-am pregătit tot ce ai nevoie. Uh. Apropo, e fain rău mărciu de pe lucaluc.ro Mi-am comandat niște tricouri cu burger șmecher rău Țină tot așa Bafta mândurora o. Deci da, fraților, dacă nu știți, avem aici site-ul nostru lucaluc.ro Cum? Da, po pot să dai ăla, ăla jos, sigur Deci asta se pare că prietena mea n-are ceva cu site-ul nostru Nu știu care este faza Dar primul link în descriere lucaluc.ro Dacă vreți să vă luați hanorace Dar e foarte cald, dar totuși șmecher e rău de tot Sau tricouri cu modele foarte tari și cu Ana și și cu burger și cu tot ce vă puteți imagina aveți pe site-ul nostru și cană, ia uite ce frumoasă e, dar asta o să revenim mai încolo, Ana, pentru că trebuie să ne grăbim rău de tot, deci și că mi-a lăsat mie tot ce am nevoie, deci Ana, hai să vedem ce ne-a pregătit hackerul uite, o să pun pe jos ca să vezi și tu, momentan Maria nu e pe server, ca de fiecare dată când noi acționăm, acționăm fără să fie Maria pe server, logic, și dacă ne uităm aici, ea, ne-a lăsat aici o armură, ce, ce ne-a făcut, mă, ne-a lăsat armura aici, ok, deci ne-a lăsat o ladă din asta frigorifică, niște calculatoare. Mamă, o să iau eu armura? Păi ce să faci tu acolo? Nici măcar nu ne-a dat armura full. Ce se întâmplă? Ok, nu contează bine. Poți să o pui tu pe tine. Cred că ne-a dat o să punem parmur stand, gen să uh, decorăm pe acolo. Ne-a dat niște paturi, ne-a lăsat niște lemn, deci mai multe chestii care să ne ajute la bază. Nu, e, nu ne-a lăsat mare chestie, dar ne-a lăsat niște chestii care să ne ajute. E fix ce trebuie pentru bază. Da, 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 nu ne trebuie mai mult că ne facem noi acolo. Hai să mergem, Ana, să acționăm de urgență pentru că Maria poate să intre în orice secundă pe server. Uh, nu avem intrarea P mai avem intrarea acolo, am mai făcut intrare, n-am mai făcut Că am zis că venim pe aici prin spate direct, nu? Ok, deci venim pe aici prin spate Și intrăm direct uh, Noi n-am văzut intrarea asta prima oară când am găsit baza Aia e Bun, deci asta e baza secretă a Mariei Ana, unde putem noi să facem este întrebarea aia spune, mai vreo idee? Eu deja știu că i-a spus hackerului ce să-mi dea ca să putem face Dar sunt curios Nu, no, nu aici Ana, fii atentă că am găsit o idee mult, mult mai bună Deci fii atentă, i-am spus hackerului în mod special să-mi dea acest trap. Vezi ăsta? Ai de ce o să facem noi cu el, pentru că o să facem ceva foarte, foarte șmecher. Vinom cu aceana Ana, aici? Nu, nu aici. vină cu aceea să-ți arăt. Deci, practic, am analizat eu puțin și în dormitorul ei este acest chest care este pe un lantern. Dar uite cum e cu verde, cu dastea. Vezi ce zic? Și aici putem face ceva foarte. Ce asta? O, oh, păi, cred că și-a lăsat și egios, Da, nu aici. Bar n-am ce asta. Nu era aici? Păi, da, mă, da, am mai venit în bază de ultima oară și am fi lăsat da, nu e mare chestie. Da, nu era aici ultima oară. Ai dreptate. Ok, deci stai așa să vedem. Deci, ia ăla de acolo. Avem aici pregătit chestia asta și dacă să noi un pic în jos de aici și punem trepdorul. Ok. Bă, ia uite -o, mă pana, tu omne, ferește. Bă, lasă-mă, bă, tu de partea cu ești, teana, că trebuie să facem. Ia uite, nici nu ți dai seama că nu e lantern și eu unde ăsta. Bă, e prea prea bine gândit. Efectiv. Și acum trebuie să ne apucăm, stai că ne-a dat și o groază de lemn și să facem chestiile alea basic, adică să facem niște scări, să facem mai multe chestii. Mă rog, asta s-ar putea să mai dureze puțin, dar uh, fiecare bază trebuie să aibă un început, nu? Deci trebuie să facem și chestiile astea. Da, Ana s-a blocat în bază. Bă, ba, Ana, deci cu, cu, un partener ca tine, nu știu ce bază secret o să facem noi. Uite, știu, pune înapoi blocurile, nu le pune bă înapoi, că trebuie să facem așa. Uite, și facem aici frumos o scară. Hai că avem de lucru până să facem toată baza asta. Trebuie să facem începuturile, care astea sunt cele mai grele. Oficial am terminat baza bazei, Ana, cum s-ar spune. Adică camera principală, am pus pereții, am pus tot ce tare a ieșit. Bă, chiar a ieșit tare, dar știi ce că am uitat să-i cer un material sau ceva de pereți și a trebuit să-l facem noi gen oh my god Uh, ok, nu te panica, nu te panica Dar a intrat Maria pe server și noi gen suntem sub baza ei secretă Vai Luca, ok, ok, stai așa, calmează-te, calmează-te Poate totuși nu e a calculat Ok, tocmai a scris pe chat, nu, nu prea e bine Bună, ok, ok, uh, ce faci Maria? Stai așa că uh, am întrebat și eu, ce faceți? Mamă, ne-a întrebat și eu ce facem Ok, comportă-te normal, Ana, nu s-a întâmplat nimic, tot e, ok Pe afară, auzi ce zice Ana, du -o -o, nu dici bă pe afară <laughs> Oh my god, ok, stai așa să văd dacă, dacă pot să vă, ce facem o Maria? Uite, ok, la Casă. Deci e la ea în casă în secunda asta, Maria? Luca mi-a venit tricou Ana Banana vegetariană și cană. Wow, ce tare, Maria. Să-mi dai poză pe Instagram să te pun la story. Bă, dacă și Maria și a luat mărci, deci n-ai ce i spune, deci chiar ești mecher de tot, hai să hai să lăsăm puțin mărciu acum Ana pentru că Maria este fixă acum pe server și noi suntem sub baza ei, gen. O să ți dau, păi e frumos, da, bă, chiar ești maker mărciu, dar stai așa un pic să vedem care este faza, ce se întâmplă. Eu YouTube Maria pe afară. S-a dus la magazin. Păi șansa noastră e la magazin magazin. Fii atentă, fii atent Ana, că e la magazin. Deci, am pus asta pe jos. Hai să vedem ce avem pe aici, Ana. Bă, stai puțin, de unde a apărut armura asta? Ana, tu cum va avea armura asta la tine de chain? De... Am zis eu că nu ne-a dat-o hackerul pe toată. Cum... Pum, om ne ferește Ok, am înțeles, deci ai pus-o tu înapoi aici Deci Maria e la magazin, este șansa noastră Ana, nu știu, ia și tu ce poți pe aici Și începe să decorezi repede Ca să terminăm, să spunem că bă, am terminat baza Hai să punem, nu știu, un televizor Cum aveam în camera de gaming aici Pentru că mi se pare că, bă, un televizor tot ne trebuie Undeva pe aici, ia stai să vedem Deci avem și noi, uite, televizorul aici Bum, deci bag aici un televizor Mamă, stai că arată urât aici uh, Hai că sparg ăsta de aici Bă, sincer, nu prea am gândit baza asta, dar, uh, ok, știi ceva pe partea ta o să, o să ai tu un microunde, da. Stai vă să-l punem undeva, uite, mai punem o de asta aici și punem microundele aici, gata, uite, e perfect, gata. Deci, de la televizor și îți mai faci ceva la microunde dacă vrei. Stai așa să văd ce face Maria. Ce face, mă, Maria? Încă e la magazin? Ia uite pe Maria, n-are nicio treabă, se plimbă pe acolo și cumpără ce are, mă, acolo și a cumpărat pizza. Ok, ok, încă e la magazin, e bine, e bine. Hai să punem câte, câte ceva din fiecare chestie. Mama, ai pus aici frigiderul ăsta. Ce mai avem? mama să le facem setup-urile. Stai așa, stai așa unde sale. Uite, bana am comandat din asta de la prietenul nostru hacker să ne facem și noi setup-uri de gamer ce sunt, dar nu mai avem loc unde să facem. Unde ne facem? Ne facem aici fiecare cât un setup. Mamă, să ne facem mai. Ia uite, ia uite o pană ce și a făcut aici. Fii atentă, îmi fac eu aici un setup îți, și ți faci tu aici lângă chestul lângă asta de bag pe tine aici. Bă, avem scaune, nu cred că avem scaune. Oh my god, n-avem scaune, Ana. <laughs> Am uitat să-i cer scaune Ok, fii atentă că facem așa Îți pun ție calculatorul alb așa frumos aici Și stai în picioare, Ana Asta o să faci, să-mi cumperi și mie un suc iau Uite, iar o ție ocupată cu sucul. Hai să ne mișcăm repede aici, uite, și-ți spun, îți spun un microfon din asta. Ești gamer, Ana, n-ai ce spune, uite, asta o să fie. Ia uite, ai pus asta aici frumos, ok? Stai că fac grătar, auzi și ce Maria, Doamne, n are bă nicio treabă cu noi, Maria. Vezi că e frumos, da, chiar ai și mișto, uite, aici e al tău și o să-mi fac și eu aici în partea asta alta. Bă, trebuie să aducem scaune aici, dar nu contează, eu mă grăbesc măcar să le facem așa, știi ce zic? Măcar, bu, nu mai am și eu. nu pot să cred că n-am monitor. Bă, n-am monitor, Ana, ia, uite, aici ai ceva monitor prin inventar. Ia, uite-o, bă, la cine era monitorul, bă, mă, și mi era. Da, mi-ai pus asta de toți banii aici. Stai, mă, Ana, când fac aici. Da, mă rog, monitorul ăsta intră cumva, e parte din calculator, e fratele lui, nu știu ce se întâmplă aici. Și cred că oficial, Ana, suntem gata cât de cât cu baza secretă. Ce zici? Am crezut că scap și-l vând. Au ce zice la mai să-mi vândă monitorul. Ia, uite, bă, Ana. Deci, o bază mai dezorganizată ca asta, nu mai cu tine puteam să fac, Ana. Deci, efectiv, nu are niciun sens și nu știe ce hackerul nu ne-a pus caune. Dar, lasă că merge. Eu am o impresie că tot la tine sunt scaunele sau ceva. Eu cred că ai mai furat din chestul ăla, nu știu de ce, dar uh, Gheozanul ăla cred că să-l păstrez eu pentru mine că mi-ai tot luat chestii din el. Și mă, ce se întâmplă, măi? Maria în bază la ea cumva? Stai așa că parcă parcă, parcă văd numele mai aproape. Voi pe unde sunteți? Auzi cine întreabă? Stai pe shift, stai pe shift, Ana, stai pe shift, că s-ar putea să ți se vadă numele, că e foarte aproape. Um, scriu repede, l-am minat. O, oh, o să mă pune pe de pe shift. Cred că cred că n-am văzut. N-are de ce să se uite fix în pământ acum, nu? Ok, să sperăm că nu suspectează nimic. Cred că e foarte aproape de noi. Cred că e foarte, foarte aproape aproape de noi. Cred că e fix aici. Oh my god, am văzut-o, am văzut-o. Doamne, deci jur că am văzut-o puțin. Doamne, ferește Cred că a plecat din bază, a plecat din bază. Bă, 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 nu veni aici, că n avem loc amândoi. Dă-te, dă așa. Mamă, ce facem? mă? Cred că a plecat. Stai așa să mă uit pe camere. Ia stai să mă... Uite-o, mă, că s-a dus ea la... Ma... Oh my god. Gata, Ana, cred că am scăpat oficial. Cred că am scăpat. Fii atentă că o să pun și niște camere aici, ca să avem și camere în baza asta. Uite așa frumos. Hai să plecăm. Mamă, crezi că avem timp să plecăm măcar, mă? Că, mamă, cred că e la magazin acum, hă? Da, 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 că e văd numele, vă numele. Am putea, am putea să încercăm. Hai să încercăm repede, repede, repede. Hai să și vino cu aici, vino cu aici repede, repede, repede afară. Um, Ana, înapoi, înapoi, vine în casa vine în casă, merge înapoi, merge înapoi, bagă-te înapoi în bază. Dai, 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 dai. Bagă-te repede că vine aici afară mișto, că am văzut o pe cameră. Tu, ne ferește. Ok, deci a cumpărat ceva de la magazin. Nu știu cu coboară aici, dar oricum e foarte, foarte aproape. Uite, știu că era pe aici pe undeva. Nu putem să ieșim acum, zic că nu putem încă. Îmi e frică acum. Maria, hai la mine acasă. Uite ce zice Ana. Hai că vini imediat. Mamă, vine Maria la tine acasă acum, Ana. Oh my god, păi și face pleacă. Bă, e tot aici. Mamă, mi-e rău. Uite-o pe Maria. O văd, o văd prin asta, o văd prin treptor. oh my god, nu pot să cred, Ana. Nu pot să cred. ok, ok, nu mă mișc, o să audă scara. Sper să sper să plece. Vreau și eu. nu veni, nu veni că se aud scara. Ok, ok, cred că a plecat. Cred că a plecat la tine acasă. Cred că pleacă spre, spre casa ta, nu? Da, E ok, ok. Acum, acum trebuie să, să plecăm. Acum e perfect. Acum dacă plecăm, încercăm. Da, da, da. Hai, vino cu a, vino cu a repede. Hai, că acum chiar n-are de ce se mai întoarcă. Pune la. Bă, 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 nu așa. Lasă-mă -mi pe mine. Așa fugi, 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 foci, foci. repede, de repede. Dar nu ești acasă, auzi ce zice Ana. Oh my god, oh my god. Ok, ok. Gata, gata. Hai că venim acum. Stai așa, să intru pe pe voi și în joc, stai așa un pic. Doamne, ce zici, bă, Maria? Eu tu, bă, tu fur de la Ana din casă. Doamne, ferește, bă, ce se întâmplă aici? Ce are Rex? Mă, ce, ce are, mă? L-am bolnăvit pe Rex, Maria. Bă, Maria, te-am găsit la Ana acasă și tu ce faci? Îl am pe Rex aici. I-am dat de mâncare. A, nu cred că îi place orice, dat de mâncare și de ce? Ana, tu de ce nu mai ai scaun? Nu avei gen scaun? în casă sau ceva de gen. Oh my god, cred că nu prea place de Maria, cred că sare pe ea sau ceva de genul. Tu, oh de... Voi doi unde ați fost? Uh unde să fim? N-am fost nicăieri noi doi. Eu am fost cu treabă și ea a fost, nu știu unde a fost, că a zis că e nu știu unde, nu știu, cu barca, la pâine, nu știu ce treaba a avut Ana, dar eu am avut altă treabă, gen. Și de ce ați venit împreună? Uh, n-am venit împreună, s-a nimerit să ne vedem undeva pe, pe, aici, gen, pe lângă casa ei. Da, ne-am întâlnit random, gen, când veneam amândoi în oraș, știi ce zic? Hmm, puțin dubios parcă ascunde, cum adică să ascund eu, eu să ascund ceva. Bă, bă, am eu față de parcă ascund ceva, mai Ia uite de ochii mei. Deci chiar ți se pare că sunt un burger de neîncredere? Chiar mi se pare că sunt un burger foarte de încredere. v a ținut și de mână când ați venit la. a... E, na, dacă ne-am ținut. Bă, du-te mă de aici. s am spus că ne-am întâlnit random, ce pe atâtea chestii. Rex mușcă, ia s-ar pe ea, Rex, gata. Că ne enervează. Lasă-ne cu astea, mari. Bă, chiar l-a pus pe Rex. Tu, dar ce are mă, Rex, E rău, nu știu. Hai să vă arăt ceva. Ce, ce vrei să ne arăți? Ce care e faza? La mine acasă, la tine la, stai, ce? La tine, păi stai mă Maria, că abia ne-ai arătat casa. ce vrei să ne arăți la... La tine acasă să... Ce, ce, poți să ne arăți la... La tine acasă, ai ceva... Ai ceva de arătat, Maria? Uh, gen, vrei, vrei să ne spui ceva? Ți-ai luat toaleta, am furat un aragaz de la magazin... Doamne, am furat un aragaz de la magazin, ne ferește... Și are... De ce ai o toaletă aici, mă? Am cumpărat și o toaletă, deci asta l-ai furat și pe asta... Pe asta ai cumpărat-o... de ce nu l-ai furat pe sau de ce nu l-ai cumpărat pe amândouă? O măcar Doamne fereste. Uh, Asta era tot ce vrei să ne arăți Gen la tine acasă? Aragazul e pe datorie ah, ok, am înțeles, da Ok, are sens uh, Da, plătește, plătește Ana care mulți bani, am înțeles Păi și cam atât, eu cred că ne arăți ceva Și rău de tot, că mamă, ți-ai luat o chestie de... Sau ai construit, poate N-ai construit ceva foarte șmecher Ce voi să ne arăți? Cam atât? Oh, am casa mică, aia e A, ai. ah, da, 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 nu știu, mă gândeam Dar știi că poți să faci, de exemplu, fi atentă, Maria. O chestie, îți dau un sfat. Quando aí eu caço a no Minecraft, você se faz sub subsol gen dacă vrei Dacă, dacă vrei să te extinzi Poți să-ți faci subsol și gen să sapi așa în jos Uite gen să zicem aici știi Și sapi așa în jos și îți faci uh, uh, Îți faci o scară și îți faci o cameră acolo Nu ce zici putem să te ajutăm dacă vrei Nu de... Hai mă să facem unul asta adevărat Și ne ocupăm noi pe bune și te, te extinzi mișto și așa Nu vreau de ce nu vrei bă, bă bă Chiar nu e mare chestie Chiar ieșiți din casa Doamne ferește Bă stai mă așa că voiam doar să te ajutăm Fum, Ok bine bine gata hai că spunem asta înapoi, gata. Ia, ia fura și toaleta. Fugi cu toaleta. Bă, i-a furat toaleta, Ana. Bă, dacă ai văzut așa ceva, Ana care fură toalete. Asta e cea mai clasică chestie pe care am văzut o vreodată. Bă, stați, mă așteptați mă și pe mine. Păstrează-o. ne a lăsat, i-a lăsat toaleta lui Luana. Doamne, dacă am văzut așa ceva. Ok, fetele, fetele sunt foarte, foarte ciudate, n-am ce spune. Chiar sunt destul de ciudate. Bă, Maria, eu cu Ana cred că o să lăsăm, că mai avem niște Brabo de novo. o ajut la un proiect la școală, ok? E, e complicat, trebuie să vorbim niște chestii și gen, da, o să te lăsăm acum, o să... Hai plecați porumb Bă, ce porumbei, mă? Doamne, ferește, n-am văzut mă așa. Las-o, mana, las-o în pace, că face ea glume. Da, hai că porumbei, hai, vină cu aceana, că aveam, aveam o treabă cu o chestie, gen, știi tu, chestia aia, proiectul ăla. Bă, Maria ne... Ce are, mă, Maria? A nebunit Maria? ne, hai, Maria, gata, că avem niște treabă, vină cu Hai, pa! Doamne, ferește. Bă, 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 nu cu acea. Bă, unde te uiți, mă? Te uiți... bă, de ce se uită la noi? Efectiv. Vino cu acea, vino cu acea, vino la mine acasă. Bă, de ce ai văzut de câte ori era să ne prindă, efectiv? Doamne, ce ciudată. Bă, da, e, e, destul de ciudată, dar e prietena ta, nu te uita la mine, nu știu de ce e așa ciudată. Ok, deci până acum nu suspectează nimic, Ana. Eu zic că suntem bine. Avem o bază care e vai de cap, poi, trebuie să mai uh, facem niște schimbări. Am făcut-o foarte pe grabă, pentru că, bă, dacă nu se conecta pe server, e mult mai șmecheră. Am scăpat foarte lejer. Du-te, bă, că era să ne și prind odată ce, ce am scăpat lejer. Dar oricum, momentan, gata, ai văzut că s-a și speriat acolo când am zis să, să să păm jos, să facem de ai văzut? Deci, mamă, mama deci vrea să o țin ascunsă. E bine că momentan o să țin și noi ascunsă baza aia și nu-i spunem de ea. Nu știu dacă o să-i spunem sau când o să-i spunem, dar momentan eu zic că e ok ce am făcut până acum. Am făcut bază secretă, cum te simți, Ana, că am făcut și sub casa prietenei tale o bază secretă. De fapt, nu sub baza ei secretă am făcut. Deci, n-ai ce spune, suntem prea buni, Ana. Chiar te pricepi, dar momentan încă n-ai făcut prima ta bază secretă singură, că te-am ajutat și eu tot la asta. Lasă în chestiile că eu nu sunt Maria fur din bucătărie. Da? și da, eu zic să o lăsăm așa. Uh, noi vă mulțumim pentru atenția acordată și cred că o să ne auzim și noi pe data viitoare. Nu știu ce o să se întâmple și cu baza secretă a Mariei sau ce o să mai facem. Ok, fraților, am revenit aici pe serverul unde jucăm alături de prietena noastră cea mai bună Ana și cu prietena ei Maria și din câte știți, dacă ați urmărit ultimele clipuri, dacă nu trebuie să vă uitați, neapărat, am găsit noi baza secretă a Mariei. Ei bine, fraților, noi până acum nu i-am spus Mariei că știm de baza ei secretă, dar astăzi eu o să vreau să merg mergem și să găsim baza din întâmplare, Ana. Asta trebuie să facem noi astăzi. Să ne prefacem că nu știm cum am făcut sau ce s-a întâmplat, dar efectiv i-am găsit baza. Ok, o să fim de față cu ea și nu știu, o să băgăm un motiv din asta, nu știu, o să începem să săpăm random sau nu știu, o să vedem cum facem și trebuie neapărat să găsim baza, să vedem ce reacție o să aibă. Sau putem să mergem chiar și acolo prin spate, știi, care intrare directă și putem să vedem intrarea. Avem multe, multe modalități prin care putem să găsim baza și să vedem ce o să spună Maria Astăzi o să aflăm adevărul de ce a făcut baza uh, la Nu știu ce era în capul ei efectiv când a făcut baza aia Pentru că bă, să faci o bază secretă așa când abia vii pe un server Trebuie să trebuie să fie ceva, ceva e suspect Deci clar, o să găsim o modalitate Dar nu mai scrie chestii suspecte pe chat Pentru că Maria e pe server în secunda asta Ana, Așa că hai să nu mai scriem chestii suspecte pe chat Și Rex ai dreptate Da, acum se preface că vorbea cu câine de gen Și acum urmează să mergem să vorbim și cu Mariana Să vedem cum o să facem toată chestia Bă, eu sunt curios și ce o să zică și ce o să întâmple sincer, chiar sunt super curios. Neapărat ce mai face Rex, auzi din și Maria acolo pe chat. Neapărat fraților, nu uitați că avem aici merchul lucaluc.ro, primul link în descriere. Avem trei modele foarte șmechere, una cu o comoară cu burger aici, Burger Gang, modelul meu preferat și modelul cu Ana Banana vegetariană. Avem de toate sticle, hanorace, tricouri, mă rog, nu mai contează acum Ana pentru că trebuie să mergem să aflăm adevărul. Dar dacă vreți merch, aveți primul link în descriere. Prea tare Luca, ok, ok Ana, hai să mergem. Deci Ana de când în când mai scrie aici pe privat ca să nu va de Maria. După cum vedeți, scrie așa cu Whisper. Dar acum a venit momentul să aflăm adevărul despre baza Marie Ana. Hai să vedem ce zice Maria. Hai de Luca. Hai, vino în coace să vedem ce face. Uite că văd că mama e prin, prin spatele spatele casei. Fiate că nu e acasă acum. Hai să vedem ce zice și Maria. O luăm pe aici. Hai să pară că venim, venim de la tine. Dar eu tot. Tu, o, ferești, uite pe Maria. Ok, stai că intru pe chat din joc. Stai așa. Ce fa, Maria, aici pe casă? Eu tu, Maria. Cum ai ajuns, bă, acolo? Dă-te jos, nimic. a ah, înțeles. Hai, vino în cu să vorbim, bă Maria, deci eu cu Ana Am avut cea mai bună idee Din lume, deci nu ești pregătită Ce am pregătit eu cu Ana, deci efectiv Chiar chiar nu ești pregătită de așa ceva Ce idee? Păi fii atentă, zi Ana Că tu, tu ești cu ideile astea Astăzi căutăm, exact asta voiam și eu să spun Astăzi căutăm comori Asta o să facem, deci Ana mi-a spus O chestie, pe unde căutați comori? Că vin și eu, păi fii atentă Maria, că mi-a zis Ana că a Găsit o hartă, da, da, da A găsit o hartă într un un loc unde nu putem să spunem Și se pare că undeva în zona asta unde e tu casa Ok, deci undeva în zona asta Și că se află o comoară care este aici de peste 100 de ani Pe serverul ăsta de la prima versiune de Minecraft Nu este nicio comoară aici Ba, dacă ne-am ne uitat efectiv după coordonate Deci efectiv coordonatele așa ziceau că e fix aici undeva sub casă Am săpat eu, mi-am făcut mină sub casă Ți-ai făcut mină sub casă? Păi vrei și noi să vedem mina ta de sub casă, lol Păi unde, unde ai făcut Ai făcut-o așa sub casă, efectiv, ai săpat aici sau unde? Păi deci noi am văzut undeva pe coordonate că era fix pe undeva pe aici. E, Cum e de Cum e secret? Păi, hai că încep eu să sap în jos. Păi stai așa că e, perfect. Fiți atente, fiți atente, fetelor. Nu vă faceți griji. Am adus lopeți pentru toată lumea. Uite, o lopată pentru tine, una pentru tine, una pentru mine. Toată lumea are lopeți. Putem să săpăm pe aici. Ok, deci uh, unde să facem prima săpare? Oare să... Bă, 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 ce e mă Maria cu mine? Bă, ce are mă Maria? N-am Plecați? Uh, ce-i mă Maria, cu noi? Bă, chiar se poate. Deci ascultă-mă că chiar am văzut și chiar sunt șanse să să fie o și să fie super super șmecheră gen. Bă, gândește-te așa, o groază de diamante, cumpărăm tot ce vrem noi de la magazin, o să fie, bă, șmecher rău, dar tot eu nu știu ce am văzut vândut magazinul ăsta, că ăsta era al meu prima oară, dar aparent gen, acum l-am vândut și nu mai am bani să cumpăr chestii din el. Bă, Maria, ascultă-mă că, bă, e o idee bună, vă dau eu diamante doar să nu săpați aici. Cum adică, ai tu diamante, abia te-ai apucat să te joci. Bă, ceva, ceva se întâmplă, Maria. Vrei, vrei să ne spui ceva că mi se pare că te comporti destul de ciudat, a multe diamante. De ce zice Maria care multe diamante oare? De unde tu multe diamante, mă, Maria, ea spune Că mi se pare că te comporți cam ciudat Am fost la minat, deci să spui că ai fost la minat Și că, nu știu, Ana, ce părere ai? Nu ți se pare că e ceva suspect aici? Parcă ceva se întâmplă hmm, nu știu ce să spun Nu știu, bă, Maria, dar pune-ne măcar care e adevăratul motiv Pentru care nu vrei să săpăm aici Pentru că chiar m-am uitat pe coordonate Și chiar era fix în zona asta undeva Deci fără niciun mișto Și chiar că vorba ne, unde ții tu diamantele? Că nici măcar n-ai unde să ți le aici Cred că fix sub calculator Da, fix aici am putea să săpăm, ia stai Mamă, dar n-ai, așa, cred că am și un pickaxe, cred că am și un... Uite, bă, că am și pickaxe, gata, gata, uite că am și pickaxe. Bă, bă, se... ce dai în noi, Maria? Ce se... Plecați? Mă, ce se... Ceva se întâmplă, Maria, ceva, ceva se întâmplă aici a? și mi se pare că te comporti cam ciudat, nu crezi? Ea, ia spune, de ce te comporți tu? Nu se întâmplă nimic? Bă, bă, a zi tu de nu se comportă ciudat. Ia uite, s-a dus să-l aducă pe... Doamne, ferește. Ok, aducă, îl aduce pe Rex, Ana, și să știi că ai încurcat-o, călpune pe tine, fără mișto. Ok, Maria, deci Ana oficial l-a dus pe Rex și crede că dacă îi dă drumul pe tine Efectiv, bă, mușcă ăsta de, de, nu știi de tine De ce? Lasă câinele în pace Păi o să lăsăm câinele dacă ne spui adevărul Vrem să știm, Maria Deci uite-te în ochii mei și spune-mi așa De ce nu vrei să săpăm sub casa ta? Pentru că te comporți cam ciudat și ceva se întâmplă tu, Ana, nu e așa că se întâmplă ceva ciudat? Eu, eu zic că ceva se întâmplă Pentru că, pentru că de ce? Ea spune, e ciudat ce faci tu Exact, Ana Mi-am făcut o mină sub casă Și nu este nicio cum... Uh, ok Okay. Păi și care e problema dacă ai o mină sub casă? De ce n-ai putut să ne zici, bă, am o mină sub casă? Adică, păi și care e problema? De ce nu vrei să săpăm? Că era așa foarte speriată, că nu știu ce, că mamă ce se întâmplă dacă săpăm? Păi de ce, care e faza cu mina ta de sub casă? Ascunzi ceva are în mina aia de sub casă și nu trebuie să vedem noi sau ce se întâmplă? Nu? Păi atunci hai să mergem și noi în mină, să vedem ce e acolo. Ideea e că sunt nub la mine. Păi și ce? Adică trebuie să știi să faci o mină de pro sau cum? Lasă că nu-i problemă. E, nu o să râdem de tine. Hai să vedem, vreau și eu să văd unde e mina aia. Pe unde e ea? Trebuie să, dar nu cred că o ai în casă, nu? Undeva pe lângă casă poate. Deci trebuie să aibă pe undeva. Unde unde i face o mină? Unde i fi tu, unde i fi Ana dacă ai fi o mină? Spunem sincer. Încep eu să sap, încep să i sapi în casă. Nu cred că e pe acolo mie. Hopa! Ia, ia că am găsit ceva aici. Ma asta să fie mina? Asta cred că asta pare destul de mină, nu e așa, Ana? Cred că cred că asta e mina, nu? Se întâmplă ceva aici. La minat atunci nu este nimic. Hai, bă Maria, nu trebuie să fie rușine de noi cu mina. Hai, bă, să vedem care e faza cu mina. Hai, 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 vino cu aceea. Hai să Hai, cine cine se ce, ce? Te duci tu prima Maria să ne arăți mina ta? Hai, hai să Bă, 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 hai. Hai, mă, să mergem. Hai, du-te tu, Ana, că vin și eu. Hai să vedem ce e aici. Mă, da, asta arată mai mic de o mină. Pare. Ia. Mamă, ce mină are Maria. Wow! Ce se întâmplă, bă Maria? aici Că asta nu prea îmi pare amină Nu trebuia să vedeți asta Deci nu trebuia să vedem locul ăsta secret zici tu a? A, Maria, deci sincer Nu știu ce să spun despre mina ta Că zicei că e de nub și că O să râdem de tine Dar uh, nu știu cum să spun Dar asta nu prea e o mină și o edita mai baza secretă Și cred că ai niște explicații de dat, Maria Deci ia, mamă ce armură are Ia dă și mie să văd ce care e faza cu armura asta What? Deci bă, ce se întâmplă Vreți să vă zic adevărul? A, păi cred că, că am venit Bă, cum adică Dubă bă, bă, dă bă și mie armura acum, adică fur toată armura. Ia uite ce-mi dă da, Ana. Pink diamond, mamă, cu diamante bă, diamant roz. Păi ăsta e mai rar decât diamantul normal. Bă, a furat Ana toată armura. Oftim șapca și Jordani. Tuo wow, mi-a dat Jordani, ești nebun. Oh my god, ce e mă locul ăsta? Bă, Maria, deci tu chiar ai niște chestii, niște explicații de dat cu tot locul ăsta, sincer. Ai, ai de gând să ne spui și nouă ce sunt se... Mamă, cum are făcut aici. Bă, deci chestiile astea, nu, 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 ceva se întâmplă, ceva se întâmplă. Hai, vino cu acea Maria să-mi spui ce se întâmplă. Astea sunt cele șase elemente. Doamne. Bă, cum adică șase elemente? Nu înțeleg. Deci stai, stai, stai. Hai să o luăm ușor, hai să o luăm ușor. Maria, spune ne adevărul. Mi-ai zis că deci Ana în primul rând stai așa. Hai să începem cu început, ok? Hai, hai, să ne punem toți. Vino cu ia un loc. Nu, ia tu un loc, Maria, că trebuie să vorbesc cu tine. Deci cu tine am treabă să vorbesc. Eu cu Ana punem întrebările. Ia ți în armura asta, că și așa nu-mi place. Ok. Deci, Maria, am o întrebare pentru tine acum, că tot am găsit tot locul ăsta și am simțit că e ceva suspect. Fii atent aici. Prietena mea, Ana, mi-a spus că tu tocmai ce te apucat de Minecraft și că ești nub, adică tu ar trebui să fii mai nub decât noi și tot locul ăsta nu pare făcut de un nub, sincer. Și nu știu cum ai făcut rost toate chestiile astea, dar ai multe chestii aici. Adevărul este că nu m-am apucat acum de Minecraft. Oh, la asta nu te așteptat, Ana. Mamă, deci nu pot să cred. Ana, nici tu nu știi fără niciun mișto. M-am jucat pe single play. Bă, deci Ana, tu vrei să-mi spui că bă, are sens. Dacă stai să te gândești că a făcut și cu sau la concursul ăla de construit, de am făcut noi atunci. Bă, na, deci de, fără niciun mișto Anato, nu știe de chestia asta, fără, fără mișto, deci acum nu, nici o minciune, nimic, deci tu nu știi de asta deloc, deloc, că ea s-a mai jucat Minecraft înainte, n avea idee. Ok, Maria, deci deja am aflat ceva nou astăzi. Bă, nu pot să cred ce secrete are Maria. Wow, și aici ce, ce? Ia uite, bă, are și dormitor. Pe lumea de single player am văzut niște chestii ciudate. What? Cum adică niște chestii ciudate? Ia, spune, spune mai multe detalii, că chiar sunt curios de chestia asta. Deci, niște chestii ciudate ai văzut pe lumea de single player și de-aia ai făcut baza aici sau de ce? O entitate neagră What? Cu nume ciudat Ce stai așa un pic? Entitate Ana, îți sună cunoscut o entitate neagră cu nume ciudat? Seamănă cu ăla din videoclipurile voastre Maria, tu cumva l-ai vă... văzut pe Hacker666 Ăla care ne-a ne, ne hackuit gen primele servere Primul server de Minecraft Ăla de... Probabil Tu, oamne, nu pot să cred Bă, bă deci eu cred că facem mișto de noi, Ana eu... Deci eu chiar nu cred toate astea Fără niciun mișto, eu chiar cred că facem mișto Nu am putut să-l văd Ok, am ieșit repede Wow, deci stai așa un pic, e foarte mult, e foarte mult de procesat ce se întâmplă aici. Deci tu, Maria, îmi zici mie că tu ai văzut o entitate neagră ciudată pe o lume de Minecraft. Da, ai făcut toate astea. What? Deci nu, nu știu, de ce efectiv. Și entitatea aia seamănă cu Hacker666 din clipurile noastre, Ana, alea mai vechi, de cu primul server de Minecraft. What? Și pe serverul ăsta am văzut niște chestii What? Pe serverul ăsta? Niște chestii? Probabil doar era hackerul, gen hackerul ăla bun, prietenul nostru care făcea mișto de tine, adică ce chestii ciudate puteai să vezi pe serverul ăsta. Mamă, de deja mi-e frică. Era, Bă, okay, era. Bă, nu cred că l-a văzut pe server. Bă, lasă vrăjeala, că eu nu cred că l-ai văzut că pe hacker 666 pe serverul ăsta. Că ăsta e securizat. El l-am făcut special ca să nu poată să intre nimeni. Adică aici intră, nu am vrut să vă spun că poate mă făceați nebună. Bă, eu, eu, nu știu ce să zic Ana de povestea asta. Deci și nu mă credea nimeni. Păi ziceai și afla. Bă, ia să i dau un mesaj la hackerul bun. Trebuie să i dau un mesaj hackerului bun, să l întreb de chestia asta că ceva, ceva se întâmplă ciudat dacă Maria zice astea. Nu cred că ne zice așa fără motiv, doar să facă mișto de noi. De asta mi-am făcut și baza asta secretă. Wow! Și mi s-a mai întâmplat o chestie ciudată. Tot pe server. Bă, bă, deci deja inventează. Deja inventează. Du-te încolo că eu nu te mai cred. Eu. Am primit o, o carte. Ok, asta așa comunică hackerii, că și hackerul bun și la rol la fel comunică. Tot cu cărți. Ce carte? Dar chiar că arată ne carte. Ce carte ai primit? Bă, de ce nu ai spus toate chestiile astea de când ai venit aici că eu nu înțeleg deja? Doamne, bă, Maria, zine și nu. Eu te bă, să a Maria. Nu mai, nu mai ascunde este de noi exact. Noi suntem aici să, să te ajutăm să așa, dar mi s din inventar instant. What is a Bă, am văzut doar niște numere. Oh my god, ok. Și litere care se mișcau. Oh, doamne, ok. Asta nu sună bine. Am mai văzut o carte. Deci am mai văzut o carte de genul când te-a furat pe tine hackerul. Deci când te-a furat pe tine, Ana, hackerul, am văzut ceva de genul ăsta. Unele erau tăiate. What? Oh my god, ok, ok. Deci, ok, stai așa, stai așa să văd dacă am înțeles bine. Stai așa, stop, stop, stop. Deci, tu vrei să-mi spui mie că tu te-ai mai jucat Minecraft și de fapt avea experiență dinainte cu Minecraft-ul, corect? Corect, bun. Deci ne minți pe amândoi că nu știi să joci atât de bine Minecraft. Acum ne spui că tu avei baza asta secretă pentru că l-ai mai văzut pe... Îți pare rău, ok, ok, lasă asta, scuzele la final. Deci ce că l-ai mai văzut pe... pe... Stai lasă-mă să vorbesc, Ana, lasă-mă puțin. L-ai mai văzut pe hacker odată și pe serverul ăsta, dar și pe single player și cel mai probabil este hackerul care ne-a corupt nou serverul prima oară. Asta vrei tu să-mi spui și ți-ai făcut baza asta ca să fii mai sigură în caz că ce? Că vine după tine aici sau care, care e faza? Da, nu știu cum să spun, dar am mai avut eu baze secrete și credem că eu, eu am cea mai multă experiență cu hackerul ăla și credem că mi-a bubuit orice bază am avut. Deci credem, Maria, că am avut bază full din bedrock făcută de hackerul bun și hackerul rău tot a venit și mi-a mi, -a, mi -a distrus totul pe acolo și a fost in de fapt, nu Obsidian, dar parcă aveam și Bedrock pe ea, nu mai știu, dar oricum a, a distrus absolut tot. Deci, dar asta a fost acum mult timp și chiar cream că. Băi, deci eu chiar cream că am scăpat de el. Bă, să se fi întors, mă, chiar să se întoarcă pe... Deci, nu. Trebuie, trebuie neapărat să, să mă duc să vorbesc niște chestii cu hackerul. Poate după un timp îi revin puterile. Mamă, dar tu ai urmărit seria, știi ce s-a întâmplat cu el? Ai văzut clipurile, că mi-ai că te uita la clipuri. Deci, tu știi că așa cam care e faza cu el. Deci, a, am mai văzut. Deci, te mai uitat la clipurile cu el din, din urmă, în sezonul 2, în sezonul sezonul 1 a, De fapt nu prin sezonul 2 a apărut se parcă Mamă și am ajuns în sezonul 9 Din seria asta și acum chiar se întoarce din nou Nu poți să credești chiar Vorba ta Ana chiar mă doare capul Nu mai înțeleg absolut nimic efectiv Ok cred că cel mai bine e să mă duc să-l întreb pe prietenul nostru hacker Pentru că Maria nu știu dacă ți-a povestit Ana Noi avem un prieten hacker Care noi spunem hackerul bun Care n-are treabă cu hackerul rău Adică cu asta de care zici tu Și practic ăsta ne ajută cu serverul Ne ajută cu foarte multe chestii Am văzut într-un episod Da, da, da E practic cel mai tare da, și o să mă duc, și o să-l întreb mai multe informații, se uite mai bine uh, și mai detaliat în server. Hai că eu trebuie să plec. OK, OK. atunci eu o să mă duc oricum, trebuie să trebuie să vorbesc cu ăla Și atunci uh, o să te ținem la curent dacă dacă trebuie să ieși acum. Să mă țineți la curent. Da, da, da. Asta ziceam și eu. Bine, Maria. atunci hai că ne mai auzim pe aici. Nu vrei să ne mai jucăm? Eu păi, dacă ai că trebuie să, să nu știu, ai teme. Ce ai de făcut, Maria? Zici tu ce ai de făcut? Nu trebuie să mă duc la som. Ce ai cu fata Ana? Ce? Eu te bă, și ia uite, bă, și și Oamne. Ok, Ana, vino cu acea că trebuie să bărfim puțin. Avem un pic, uh, un pic de bărf acum. Deci, Acum spunem tu sincer, dar fi sinceră, sinceră. Deci, tu crezi uh, tot ce a zis Maria? Zi sincer, crezi că e pe bune? Nu știu. Deci, nu, nu știu ce să cred. Tu chiar crezi că mă gândesc așa 50-50, deci zice așa că un 50%. Bă, nu știu, nu știu ce să spun nici eu. Și eu sunt așa între, nu știu, mi s-a părut foarte ciudat, dar dacă oricum nu are ce se întâmple. Bă, da, adică nu ni s-a zis că serverul ăsta e super ok. Dacă apare hackerul, bă, nu cred că are treaba. Adică, dacă nu știu, dacă ne-a zis hackerul bun că serverul e securizat 100% și toate chestiile astea, nu știu ce poate să se, se întâmple. Habar n-am. Am scăpat de robotul ăla. Bă, ar trebui să fie safe, adică chiar chiar ar trebui, dar nu știu, nu știu ce să spun Ana. Asta ziceam, nu știu ce să spun. Hai să mergem la mine acasă, trebuie să trebuie să i dau neapărat un mesaj lui, lui hackerul bun să l întreb mai uh, what? Nu pot să cred. Nu, nu, de deci ce nu mi vine să cred? Oh my, nu, deci chestia asta nu se întâmplă. Nu, 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 nu e adevărat, nu e adevărat. Nu, nu, nu se poate. Fraților, am revenit aici cu prieta noastră Ana și din câte știți câte s-au întâmplat în ultimele episoade, băi Ana, mi-a început să-mi fie cam frică și credeam că am aflat niște chestii care o să te sperie rău, rău de tot. Deci credeam că chiar am aflat niște chestii foarte, foarte ciudate și trebuie să le împărtășim cu toată lumea care se uită la clipul ăsta. Sper că ați dat un like pentru că, bă, o să vă arăt niște chestii foarte ciudate și chiar avem niște teorii interesante. Deci, din câte știm în ultimul clip, Maria tocmai ce ne-a recunoscut toate chestiile că ea de fapt știe să joace Minecraft, că și că a dat de Heca. 666 pe serverul ei și din câte ne aducem noi aminte, uite-te la asta. Eu nu vreau să mai aud de el. Ana, doar uite-te la asta. Tu vezi și aici, efectiv, uite-te ce e aici. Ok, n-am dat jos poza asta. I-am dat poza hackerului și s-a uitat și el uh, s-a documentat mai bine și a zis că îmi e frică. Ok, hai că o dăm jos, hai că o dăm jos de aici. Efectiv, hai să lăsăm chestiile astea. Bun. Deci, am primit poza asta. Foarte dubios. Știm cu toții cine e hacker 666. E, mă rog, ne-am ne mai efectiv, ne-am mai întâlnit cu el și sezoanele trecute și nu e deloc de bine. Aruncă în foc. Uh, da, nu, hai să, hai să o lăsăm momentan, că totuși sunt dovezi totuși, Ana. În al doilea rând mi-a spus hackerul că mi-a trimis un răspuns la ce am spus. Citește urgent, auzi, Ana. Ok, deci avem aici ceva să citim urgent. După aia trebuie să vă arătăm o dovadă, să zic așa, sau o chestie, pentru că tot mi-a scris câteva persoane mai multe, Ana. Deci fii atent, Ana, înainte de orice să zic o chestie, mai multe persoane, gen abonați, mi-au spus că, că chiar l-au văzut pe hacker 66. Pe lumile lor de Minecraft Fără mișto gen, nu fac deloc mișto O să punem un un clip imediat o să punem un clip și o să vezi că nu glumesc. Gen, e, eu o abonată care chiar a spus mai în detaliu ce s-a întâmplat, dar o să punem după ce citim mesajul ăsta. Deci de asta ți-am spus că avem multe chestii de văzut în acest clip. Și înainte să citim mesajul, nu uitați fraților dacă vreți să vă luați și voi un tricou, un ghiozan sau mai multe chestii. Aveți mărci pe lucaluc.ro, dă-te bana că nu se vede site-ul. Aveți aici tot ce vă puteți imagina și un model chiar și cu Ana care e de aici de față. Hai să vedem Ana, hai să, să lăsăm și hai să vedem despre ce e vorba. Luca, din păcate, totul e adevărat Uh, da, asta n-a început bine Cred că terminăm aici clipul Asta a fost clipul uh, Nu uitați să vă abonați Noi nu mai jucăm pe serverul ăsta Gata, uh, hai că ne auzim uh, <laughs> Pă bune că hai pa Băi, deci efectiv nu pot să cred cum a început Ok, hai să vedem, Ana Lasă cutia poștală că nu ți-a făcut nimic Ce vină are cutia poștală? Lasă-o pace Auzi ce zice Ana Deci am început să mă uit prin diferite grupuri de hackeri Și este adevărat Hacker666 a început să-și facă apariția pe diferite servere Și chiar și lume de single player, Ana oh, my god Și lumi de single player Cum a zis Maria și cum au zis și niște abonați pe Instagram Deci fără mișto că chiar mi-au spus niște abonați pe Instagram Gen nu glumesc absolut deloc Și o să vedem mai imediat O să, o să vezi mesajul imediat, ok? Bun, hai să vedem Din ce am văzut pe server Nu a intrat absolut nimeni până acum Poate trebuie să mă uit mai în detaliu la fiecare fișier în parte Dar asta o să dureze Până atunci aveți grijă și dacă se întâmplă ceva Ieșiți imediat de pe server și anunțați-mă Deci Ana, dacă vedem ceva Mă rog, noi deja am văzut ceva, dar cred că dacă zice, dacă vedem pe el efectiv sau se întâmplă ceva prea ciudat, ieșim de pe server, ok? Bun, uh, eu dacă îl văd, nu mă mai joc. Bana, trebuie să ne confruntăm cu el. De câte ori l-am bătut? Știi că de fiecare dată noi am câștigat, ok? Putem să scăpăm de el. Într-o zi o să scăpăm de tot de el, ok? Dar vreau, dar nu mai vreau. Bă, nici eu nu mai vreau, ok? Nici eu nu mai vreau și știu că s-au întâmplat multe, dar trebuie să facem ceva. Hai să vedem ce mai zice că mai sunt chestii aici, ok? Uh, aveți grijă și la Maria. Auzi, Ana, să avem grijă la Maria. Doamne, ce zice mă hackerul? mi-e mi frică acum. Ce e cu Maria? Și mie mi-e să, să, nu zică ceva de rău de Maria. Tu, oamne. bă, 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 nu știu, am și niște teorii cu Maria oricum. Deci, aveți grijă la Maria, încă nu o cunoaștem așa bine. Puncte, puncte. Aveți grijă la tot hackerul. a, deci nu se referea de Maria în special, ne zicea gen. Ok, ok. Bă, știi ce mi se pare ciudat că hackerul nu, nu ne-a mai trimis arme, nu ne-a mai trimis nimic de data asta și chiar mă cam ar trebui să ne mai dea și nouă ceva. Cere arme, da, cred că ar trebui. Ok, fi atentana și acum facem o pauză pentru că trebuie să punem un mesaj pe care l-am primit un vocal, deci un, un mesaj vocal pe care l-am primit pe Instagram de la o fană, fără niciun mișto să-mi spui ce părere uh, ai despre mesajul ăsta. Ia, fii atent aici! Ană, Luka, Luka. Eu m-am uitat la ultimul tău clip și voiam să zic că eu cred că am pățit ceva pe nu cum a pățit Maria, știi? Cum a pățit ea în ultimul clip pe care l-ai pus. Mă jucam pe o hartă single player și apoi a apărut, cred, nu eu îți jur că era era hacker 666, 6, 6, 6, dar sigur el era, că după ce a apărut m-a scos imediat de pe joc, deci sigur el era, dar imediat după m-a scos, l-am văzut și m-a scos din joc. Ana, ce părere ai de ce mai am ascultat? Eu chiar nu cred, refuz, nu cred, gata. Băi, deci nici mie nu mi-a venit să... Băi, deci efectiv și era un abonat și fi atentă, mi-a mai spus cineva, deci fără mișto, eu n-am pus toți abonații, dar mi-a mai spus un abonat sau doi că l-au mai văzut pe hacker 666 pe lumile lor de Minecraft, gen, fără niciun mișto, Efectiv chiar așa. De ce ai o toaletă în casă? Doamne, mă ce se întâmplă Mă, ce am furat-o. Doamne, ok, ok. Bun, și cu Maria, acum hai să vină o cuace că trebuie să vorbim și de Maria. Momentan încă nu e pe server, dar vina-o cu Deci, încă o chestie Voiam să discut cu tine în legătură cu Maria. Eu nu zic că are vreo treabă cu hackerul neapărat sau ceva de genul, dar fii atentă, vina-mi cuace, vino cuace să vorbim. Deci, eu chiar nu știu, am o îndoială în legătură cu Maria, știi de ce, pentru că nu a fost sinceră din prima și te-a mințit din prima Maria Agența a zis că nu nu s-a mai jucat Minecraft și chestii și după aia ne-a recunoscut că ea de fapt știa Minecraft. Păi era frică pro Bă, nu știu, dar gândește că dacă ne-a mințit cu asta, se poate să ne mintă cu mai multe chestii. Eu doar spun, nu zic că e adevărat, nu zic că uh, e așa sau că nu e așa, eu doar zic că e destul de ciudat. E destul de ciudat, ok? Trebuie să așteptăm acum să vină Maria, să vedem dacă mai zice și ea ceva și nu știu, doar ai grijă, nu i spune prea multe chestii. Hai să nu i spunem că am vorbit cu hackerul bun. Ok, hai să nu i spunem chestia asta. Eu nu vorbesc gata. Deci, lasă-mi bine să vorbesc, dar hai să nu spunem de chestia asta Dar ce este la mine zis La mine rămâne Ok, ok, Ana Am aruncat cheița Gata Deci a, a închis cu tu Și a aruncat cheia Ok Nu o mai găsește nimeni Bine, bine Bravo, Ana Așa te vreau Deci trebuie să fim o echipă, Ana Acum trebuie să fim mai apropiați Ca niciodată Chiar dacă nu te suporti tu nu mă suporti trebuie, trebuie, să fim uniți Ok, să vină Maria să-i zic da, Bă, ce să-i zici, bă N-ai voie să-i zici Lasă vă râjalea. Deci acum chiar e serios Acum așteptăm să intre Maria pe server Și vedem dacă ne mai spune ceva legat de chestia asta Dar nu-i spune că am vorbit cu hackerul i dau mesaj spun spune-i, spune, -i, spune -i să intre. Nu urgent, spune-i dacă poate să intre. Nu, nu o face să pară de parcă e ceva super wow. Uh, ea nici nu știe de poza aia, nu, nu i-am zis nici de poza aia. Dar las-o pe ea să vedem ce spune momentan, ca să ne dăm seama dacă se întâmplă ceva sau... Uh, ok, tocmai ce a intrat gen în secunda asta, Ana? Gen în secunda asta, ok, nu, nu, mai fi ciudată pe chat, nu mai fi ciudată pe Ok, hai să mergem să vorbim cu ea, Ana. Hai să, hai să mergem să vedem ce frumos e afară. Tu, omne. Hai... Păsările ciripesc. Hai să mergem să vedem ce zice și Maria și ține minte, nu-i spune -i Nimic, din ce s-a întâmplat, că poate poate fi suspectă, ok? Hai să vedem. Ce faci, bă, Maria? Ia, uite, bă, ce face Maria? Stai și aici la calculatorul ei. Nimic suspect, nu e așa, gen, totul, totul e bine. Ana, calmează-te un pic. Ce zici, bă, Maria? Ce faci? Ai, ai chef să ne jucăm un Minecraft așa, gen, uh, între prieteni, gen prieteni care își spun totul și gen nu avem secrete, acum că ne-ai și de baza ta secretă, gen ce s-a mai întâmplat ieri? Uh, pf, nimic, nimic, nu, no, nu. No. Ceva nou, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Uh, nu, cred că se referă cu situația, cu baza, cu hackerul, cu... Nu, no. uh. Au încercat să-l întreb pe prietenul meu hacker, dar n-a răspuns că e în vacanță și nu, nu ne-a mai zis nimic. De... Adică nu știm nimic despre la tu. Mai știi ceva nou de hackerul sau nu știu, nu, nu, nimic? Ah, ok, ok. Da, asta nu. Eu vorbeam cu Ana că nu știam dacă gen, dacă mai e ceva să ne spui. Că știi că uite, nu ne-ai spus de baza ta secretă, am găsit-o și acum gen, ne întrebam dacă mai ai vreun secret sau vreo chestie, nu știu, doar așa de curiozitate, gen. E ceva ce ai omis să ne spui, poate? Și gen poate ne-ar interesa sau... Abar n nu știu, doar, doar zic. Nu, absolut nimic, nou. Ok, ok, interesant, Maria, interesant. Da, o, o să te credem pe cuvânt, că n-avem de ce să nu te credem. Uh, da, Ana, hai că noi mai aveam niște chestii de făcut și... Unde mergeți? Eu cu Ana mai aveam, gen, niște chestii așa mai între prieteni mai apropiați de vorbit, nu știu cum să spun. Nu putem să zicem ție, Maria, dar, gen, venim puțin mai încolo, că mai trebuie să... Da, 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 îl plimbăm Rex, exact, sunt, sunt niște Și eu nu sunt prieten apropiat... Păi, badada da, da, gen. Apro mai apropiat, adică eu cu Ana ne jucăm Minecraft de 1000 de ani, de mult timp, da, suntem și noi aici, suntem mai, mai, avem și noi chestiile noastre, avem niște treabă și nu, nu putem acum, hai, hai Ana, vină-o ce că la mine acasă e chestia pe care, cum adică nu, stai, stai ce, bă Maria, ești ok? Doar vreau să hai să ne jucăm toți Minecraft. Păi ne, ne jucăm, dar eu cu Ana trebuie să facem ceva între noi doi, gen. Și după aia ne faci mai încolo. Nu, nu putem mai încolo, că e ceva urgent. E, e o chestie gen de viață și de moarte, gen. Când o să ies puteți. Nu e urgent. Ba da, chiar e urgent. Bă, Ana, vino cu acela las-o, las, -o, las -o pe Maria. Hai, vino cu acea Ana. Hai, vino, vino aici. Bă, Maria, trebuie să înțelegi că sunt niște chestii mai așa mai private, ok? Hai, vino cu acea Ana. Ai, ai aici. Da, uite, ia comandă și tu un mărci, chiar că uite. Hai că vin și eu, uite, poți să uite aici la mărci. Să-ți să tu hanorac acolo. Uh, bă, bă, Maria. Ok. Trebuie să înțelegi că nu poți să stai cu noi acum, ok? Te rog frumos, nu, nu, nu mai fi gen după noi. Că e, e o chestie și nu pot să -ți zic de ce, dar e, e ceva și nu poți să stai cu noi, da? Asta e problema. De, deci te rog frumos să, să pleci dacă se poate, păi de ce. Uh, cum să zic? Eu? Ana poți să, pot să zici tu de ce, nu putem să stăm cu ea. Uh, e, e un motiv foarte foarte bun, gen uh, Ana te urăște. Ana te urăște și nu-i nu place să stea cu tine. Asta. Este, îmi pare rău, dar asta e adevărul. Uh, Nu-i place de tine, ok. Uh, Poți să pleci acum și uh, să. Mai să... Adică nu. Oh, my god. Uh, Luca, de ce minți? Bă, nu, nu mint, ok. Uh, Ana chiar te urăște, dar e rușine să-ți spună, ok. Of, bine, ai că-i zic eu adevărul. Păi, i-am spus eu adevărul. Bă, nu ne place de tine, Maria. Asta e adevărul, gen. Nu, nu e alt adevăr aici, Ana. Nu știu dacă putem să avem încredere în tine, Maria. Oh, my god. Bă, Ana, asta trebuia să rămână între noi. Parcă am vorbit ceva și că nu putem vorbi așa ce vrem. Ok, bine bine, bine, ok, ok, Maria, hai, vino, vino cu acea, hai să vorbim. Păi de ce nu puteți să aveți încredere în mine? Nu e vorba că nu putem. Dar ideea este că este puțin ciudat că ne-ai mințit că nu știi să joci Minecraft atâta timp și tu aveai dita mai baza secretă pe serverul ăsta și gen, noi nu avem nicio siguranță că am putea avea încredere în tine când e vorba de chestii din astea cu hacker 666, pentru că după ce ne-ai spus povestea aia, ne-ai cam speriat și acum ne e frică să nu cumva să vină hackerul pe server sau nu știu ceva de genul sau așa. Adică n-am un motiv să cred cred asta, dar doar zic, adică cine știe ce se poate întâmpla, știi, și nu, nu prea vrem să ne riscăm, că cine știe dacă ai atâtea secrete și n-ai putut să ne zici de bază și chestii de genul, adică, pă, da, Nu știu, nu știm nici noi. Păi oricum deja, cum adică deja a venit hacker și a... Mă, ce, 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 vrei să spui cu asta, Maria? Tu de unde știi, de unde știi chestia asta? Cum adică? Bă, Maria, lasă-ne cu asta lasă și te rog pleacă, că glumele astea nu se fac la noi pe server. Deci noi, noi chiar e un punct sensibil asta cu hackerul. Pot să vă arăt ceva? Uh... Nu sunt sigur ce vrei să ne arăți, dar nu-mi place cum sună. Dar după trebuie să aveți încredere în mine totală. Depinde ce ne arăți. Ce, ce vrei? Stai, stai un pic, stai un pic. E ceva ce nu ne-ai spus, nu-i așa? Încă ai secrete față de noi. Vezi exact de aia, nu putem să avem încredere în tine. Niște poze, ok poze. Ce, ce poze sunt astea? Ok, ok, bine. Ești pregătit? Ok, arată, arată pozele. Stai așa, Ana, calmează-te un pic. Hai să vedem despre ce e vorba. Ok, bun. Deci tu îmi spui mie, asta e prima poză. Bun. Hai să vedem despre... Oh my god, nu pot să cred. Ok. Ana, nu vreau să te panichezi. Asta e fix lângă casa ta și vezi și tu pe cine vezi acolo, gen... Ve -ve vezi și tu chestia aia? Nu, pa. Oh my god. Deci e hacker 666 chiar aici, nu vine să... Da, pot să-mi fure armura, sigur. Ok, mai ai poze, mai arată, mai arată. Ok, ok, avem încredere în tine, avem Credere. Încă două, ok, ok, vreau să văd despre ce e vorba. Ok, deci asta. Oh, my god, uite te e fix aici la fântână. basta ba, e recentă, gen. E fix. Oh, my god, ok, ok. Aici e pe copac, ok. Mama, astea, de gen, sunt foarte recente pozele astea. Ca și arată și acum zona aia, ok. Și ce mai e, ce mai e? Nu că mă speri să las o să ne arate, ok. Asta este ultima. Ok, ultima poză, stai așa. Oh, my god, uite capul lui e pe clădire și e mare. What? Ce se. Nu mai înțeleg. Ok, Maria, poți să-mi explici de unde ai pozit? astea po Poți să-mi spui sincer, dar fără nicio minciună Mai am un ultim secret Wow, deci a avut Maria la secrete Dar n-am văzut așa ceva Spune care este secretul L-am mai văzut pe server Deci așa ai făcut tu pozele că l-ai mai văzut pe server Și am apucat să-i fac pozele alea Deci ăsta e secretul tău de care nu ne-ai spus Că l-ai mai văzut Wow, deci nu vine să cred Ok, ok, Maria Am înțeles, deci ăsta e ultimul tău secret Și juri că nu mai e nimic de ascuns Deci tu nu mai ai De acum puteți să aveți încredere în mine totală. Păi, deci promis pe degetul mic că nu mai e nimic, nimic, absolut nimic. De spus, de ascuns, de, de nimic, promit. Ok, Maria, ok. Să zicem că poate poate te credem. Nu știu sigur încă. Nu, o, o să ne mai gândim. Nu vreau să mai vă gândiți. Cum, cum adică să nu ne mai gândim? Uh, adică la, la ce te referi? Adică să nu ne mai gândim. Nu am decis încă dacă putem să avem 100% încredere în tine, adică ne-ai dat niște poze cu el. Nu înseamnă nimic chestia asta, adică. Acum și voi puteți să aveți încredere în mine. Păi, asta rămâne de văzut. Maria, nu știu ce să spun despre chestia asta. Și să mi spuneți tot ce aveți de spus. Noi n-avem nimic de spus. Eu cu... ce, ce am eu cu Ana de spus? Știu că sunt chestii pe care nu ați vrut voi să mi le spuneți. C cum adică chestii pe care nu le de chestii despre ce? Despre hacker 666, nu i mai spune numele pe chat, Maria. Asta e cel mai cel mai naș pe lucru pe care poți să-l faci. Bă, 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 gata, potolește te fără mișto. Deci fără niciun mișto, nu mai nu mai scrie pe chat. Deci gata, gata. Ok, ok, Maria, eu știu că tu glumești, dar noi chiar ne-am mai bătut cu el ca lumea în trecut gen noi, chiar am avut niște experiențe sunt în așpa. Uh, Bine, fii atentă. Lasă-mă puțin să vorbesc cu Ana, pentru că trebuie să mă consult ceva cu ea. Și revenim într-un minut, ok? Și îți spunem tot. Doar lasă mă lasă-mă puțin, ok? Du-te du puțin la tine acasă și lasă-ne să vorbim două secunde. Ok, bine, du-te, du-te, du-te și promitem că venim noi. Hai că văd că a plecat, s-a îndepărtat-o. Ok, Ana, uh, acum spunem spunem cu Whisper, spunem cu mesaj gen privat să nu vadă. Spunem ce părere ai dacă ar trebui sau nu să-i spunem. Crezi că e de nu știu, gen ne pozele astea și eu nu mai vreau să audă hacker. Ok, lasă-l pe hacker. Tu crezi că Maria e de încredere, da sau nu? Îmi este mare frică. Ok, înțeleg, înțeleg, nu știu. Bun, fii atent, Ana, fii atentă ce zic eu. Eu zic totuși să ne riscăm, pentru că Maria pare că știe câte ceva, adică și a făcut baza aia. Uh, văd că are poze cu hackerul, adică, bă, s-ar putea ca dacă noi îi spunem anumite chestii, fii atentă. Deci poate nu a fost sinceră cu noi, dar dacă îi spunem anumite chestii, poate, doar poate, uh, știe mai mult multe chestii de când ne-a zis și poate o să aibă încredere să ne zică și ea mai multe chestii. Vai că nu mai inteleg nimic, da, da, știu, e foarte complicat, dar noi avem ce să-i spunem, adică putem să-i arătăm poza aia, putem să-i spunem ce ne-a zis hackerul și toate astea, adică și noi știm chestii pe care ea nu cred că le știe, deci hai să, da, să nu ne saboteze, Băi, nu știu, și să fie cu hackerul, bă, nu contează, pentru că hackerul oricum e puternic rău de tot. nu cred că ar avea nevoie de cineva, dar nu știu, ai dreptate, poate, poate să fie gen o capcană, poate să fie chiar ea hackerul, cine știe, dar, nu știu, eu am o presimțire că am putea să-i spunem, eu, eu, am o presimțire că am putea să-i spunem, nu știu, eu m-aș risca, duce ce părere ai, cum dorești tu, Luca, bă, eu, eu spune, fără niciun eu vreau să scăpăm de el. Bă, da, și eu cred că avem mai multe șanse dacă suntem și cu Maria. De ce zici? Îi spunem? Ești de acord cu asta? Eu, eu zic să mergem să-i spunem, fără mișto. Mergem și arătăm pozele, arătăm mesajul. Hai să zicem. Eu, eu, zic că așa e cel mai bine. Ajutor, auzi ce a spus pe chat. Ana, tu vezi? Oh my god, ce? Cum adică ajutor? Mă, ce se întâmplă? Hai la ea, hai, hai repede, vino cu ace. Mă, ce? E ușa deschisă, ok? Nu e nimic nou, e, e mereu ușa deschisă la ea. Uh, Maria? M Ma, what? Ha, ha, ha. Ați venit prea târziu. Uh, Ana, știi cine? pune smiley face la final? Știi cine pune smiley face că ne-a lăsat și... Oh my god, nu pot să cred. Ok, Ana, deci avem aici toate dovezile pe care le-am acumulat în ultimele zile și nu știu ce să facem în legătură cu Maria. Habar nu am. Hackerul mi-a zis că mi-a lăsat un mesaj, ok? Hackerul mi-a zis că mi-a lăsat un mesaj. Trebuie să mergem să-l citim și am explicat toată situația cu Maria. Acum nu știu ce să spun dacă Maria chiar a fost răpită sau nu. Deci îl vedem aici, avem toate, toate pozele unde hackerul ar fi fost văzut. Ce ciudat pare. Bă, nu știu, poza asta. Da, aici e, e mai mare decât e mod normal. Vezi care are capul gen mai mare, nu știu care e faza. Deci e, e super ciudat. Deci pozele astea ne le-a dat Maria. El ne-a lăsat doar poza asta. Bine, el, așa am înțeles. Adică ne-a zis că, că, el a lăsat poza asta, că ne-a lăsat cu semnul ăla. Astea ne le-a arătat Maria ce că le-a făcut ea. Habar n-am ce să spun. Nu știu, uite-l și aici cum să te lângă casa ta. Nu știu, e foarte, foarte creepy. i am explicat toată faza hackerului, dar nu știu. În continuare nu știu ce să spun. Putem observa că se poate face mare. Da, deci aici chiar pare mai mare, nu pare gen, uite știu cât are capul, cât magazinul efectiv și era la mai mare departare că e după magazin în poza asta. E cât că, ca... a, da, 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 și aici, da, corect, corect, aici era mare, de fapt că e cât casa mea. Ai dreptate, dar și aici am poza cu magazinul. E pare capul cât tot magazinul efectiv e în depărtare cumva poza, nu știu cum e făcută, dar e ciudată rău de tot. Și aici e micuț, unde unde stai așa să văd. Aici, bă, nu știu dacă e unghiul la poză sau era el mai micuț. Pare că e mai la mare în și cred că da, nu știu, oricum nu știu. Hai să vedem ce azi zis hackerul despre chestia asta pentru că ți-am spus, i-am lăsat niște mesaje să îi zic mai multe și am spus neapărat să ne dea și nouă niște arme pentru că suntem vai de capul nostru și să vedem care este faza, Ana, ok? Sper din suflet să fie o glumă toată asta. Cum ar fi să ne zică Maria, bă, a fost tot un prank, nu e niciun hacker, nu știu ce, deci nu știu, bă. Tu, acum fără niciun mișto, lasă, lasă toată vrăjela și vreau să-mi zică și lumea în comentarii chestia asta chiar vreau să vă întreb pe toți. Tu crezi că Maria are ceva de a face sau nu? Chiar a fost răpită sau nu Maria. Tu ce părere ai? Sincer, sincer, spunem. Păi da, da, ce? Gen, da? Crezi că are ceva de a face Maria și de fapt n-a fost răpită? Asta crezi? Eu zic că da. O, ok, deci tu zici că, că e răpită? A, ah, ok, că e răpită. Bun, 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 bun. Uh, ce frumos e mărci asta aici. Fraților, înainte să trecem la mesajul de la hacker, voiam să vă anunț că oficial mi-a venit și mie mărci. Uitați-vă cât de șmecherie e în viața reală. Probabil ați observat sau n-ați observat. Nu știu, dar sunt full burger. Și dacă vreți și voi să vă luați tricouri, giozane, foarte, foarte multe chestii. Le aveți pe toate pe lucaluc.ro, primul link în descriere. Acum, Ana, hai să vedem ce zice hackerul ăla, că mie, mie cam frică, dar trebuie să le spun oamenilor de mărci, pentru că e prea și mie, chiar, ok? Chiar, chiar, e tare rău de tot. Ok, Ana, hai să vedem ce ne zice hackerul nostru bun, nu ăla rău. Deci, pentru cine e, e confuz, câteodată mai zicem hackerul, dar e ăla bun... Uuu, da, mă, da! Mamă, bă, 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 lasă baia la locul ei, nu vezi cine a las... mama. Mamă! Ne-a dat niște... Ok, stai așa că sunt foarte multe chestii, stai așa. Să citesc Ana Ai grijă cu aia Nu îndreptați spre mine de preferat, ok? Bun, deci ca să clarific pentru cine este mai nou pe canal sau așa Hacker66 e hackerul rău Dar l avem și pe hackerul Care este hackerul nostru bun care ne ajută, ok? Deci țineți minte să nu-i încurcați Ți-am spus eu că este periculos și să ai grijă Wow, a început direct agresiv hackerul Cred că e supărat pe mine că n-aveam încredere în el Nu știu ce să zic dacă Maria este implicată sau nu Dar dacă chiar el a luat-o și Maria a zis adevărul Este grav că începe să facă fapte pe server Mamana, Mama, de ce au și că dacă chiar el a luat-o pe Maria și chiar a fost răpită și că e nașpa. Și că chiar e nașpa, nu vreau să se întâmple asta. Bă, nimeni nu cred că vreau nu cred că vrea să se întâmple chestia asta, dar nu știu ce să mai spun acum că parcă se întâmplă toate dintr-o dată, frate. Adică ne-a zis Maria chestiile alea și acum e răpită de hacker și ne-a lăsat poză cu el aici și nu știu, parcă eu totuși o suspectez puțin pe Maria. Pare pare ciudat, dar nu știu de ce. Mă rog, nu mai contează. Hai să vedem care e faza. Una este când apare pe server, deoarece asta po Faci face cu ușurință fără să intri pe bune pe server. Auzi, deci dacă doar apărea cum sunt în pozele alea de le avem noi acolo jos și că nu e mare chestie dacă face chestia asta și alta este dacă poate să captureze oameni și să interacționeze cu serverul. Deci dacă poate să interacționeze și să o fure pe Maria și chiar a furat-o pe Maria înseamnă că e gravana. Asta ne spune hackerul bun. Uh, înseamnă că este aici dacă chiar a luat-o pe Maria. Deci oficial, dacă Maria este capturată, hackerul a fost pe server și este aici cu noi și poate să ne facă și nouă rău. Ana, ok? Oficial, chiar, chiar, pe bune, gen, a, asta spune aici. Uh, luați astea și aveți grijă, am reușit să localizez niște coordonate ale Mariei, dar nu știu ce vă poate aștepta acolo. În cel mai rău caz, ieșiți de pe server imediat, deci ține minte, Ana, chestia asta. Dacă se întâmplă ceva prea nașpa, ieșim instant de pe server, ok? Dacă ceva nu merge bine, uh, să facem chestia asta, dar mergeți totuși să investigați, auzi ce zice. Wow, deci nu cred. Și aici s-a semnat el hacker, -ul. ok, ok. Bun, deci Ana nu știu ce să spun spun despre această situație, dar ok, hai să hai să vedem. O să țin mesajul ăsta. Astea cred că sunt coordonatele, ni le-a dat și aceeași. Da, deci sunt aceleași coordonate pentru amândoi. Da, poți să fur tot. Bă, ai luat alea ale tale, gen. Ok, ok, stai așa un pic. Deci ți-a lăsat un rucsac acolo. Mamă, ce mi-a dat mie aici? Fii atentă. Oh my god, câte chestii mi-a dat. Ok. Uite ce am primit și eu. Ia, ia, ți-a ți dat aceleași Mamă, stai așa că ți-a ți dat altele. Deci fii atentă că ți-a ți dat. Stai, deci aveam amândoi gloanțe. Mamă, eu cred că am mai multe. Bă, stai -mă un pic. Wow, deși fii atentă Tu ai armură mai bună decât mine. Ok, ai altă mâncare că tu ești vegetariană. Tu știi să joci, da. Dar mie mi-a dat alte unelte. Ok, ok, țineți chestiile tale. Bun, și arma cred că ne-a dat o la fel. Am văzut că arată la fel, mai că a ta e roz, cred că ca să le diferențiem. Da. mamă, ce armură are Ana. Ok, stai așa să-mi pun și o pe mine. Deci mi-a dat și mie o armură din a... Mamă, cum arăt, nebun. Ia Uite, mă, am, am, coroană Direct, bă, 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 nu erosi siguranțele, nu erosi siguranțele Și mai bine să nu tragem momentan Avem niște coordonate unde cred că vreau să mergem Ana totuși la coordonatele alea Bun, și ce, ce mai zice aici? Asta Deci mi-a mai dat niște din astea, niște energizante O cameră nouă, ok Că aia mea oricum era vai de capui Niște camere din astea noi de supravegheat Ok, să le mai punem, mamă, mamă Câte chestii mi-a dat aici, da, mi-a lăsat o groaz de chestii Stai așa că o să mai las câteva chestii și în rucsac, n-am unde să țin atâtea. Bă, eu mi-am făcut într-o oarecare măsură inventată. Daru, așa, eu zic că suntem cam gata, ce zice Ana, crezi că ar trebui să mergem la coordonatele alea, eu zic că bă, suntem și echipați, eu zic că am putea merge, sincer, am putea merge, eu zic să mergem la de ce să mergem la magazin, adică ne-a dat și mâncare, că au băgat ceva mișto rău, de... bă Ana, nu, nu ne arde de magazin acum, nu avem timp, ne lipsește, ce, ce, ne lipsește din ghiozdan, ce, bă, nu mai trage așa, nu mai trage pur și simplu, că poți să te audă pe aici, pe server, păi haide, păi nu mai, de ce au băgat la magazin, spunem că nu avem timp de, astea, dacă pățiște ceva, Maria și e pe bune, trebuie să și noi acolo. Niște mere bune. Mere bune, ce? Nu avem nimic de rege. A, de regenerare. What? Oferta avem mere de aur la vânzare. Bă, când au băgat asta, jur că ultima oară nu erau chestiile astea aici. A, ok, salut, Pink. Aparent, Pink încă e casier pentru un motiv sau altul. Eu ți-am spus. ah uite le bă, ce au băgat aici. Oh. Uite și pe Gigel. Ce zici, mă, Gigele? Ia, uite-l, bă. Doamne, de cât timp nu l-am mai văzut pe Gigel la magazin. De fapt, ce, ce, la magazin? Pe server, voiam să zic. Gigel, ce? Bă, bă, bă nu. Bă, 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 Ana, nu mai arăta pe aici, nu? Ia dă-ți astea jos, gata, gata, trebuie să fi mai subtil de atâta, nu mai, nu mai arăta armele, nu mai... Așa, A, ce zici, bă, Gigele, cum e viața, ce mai faci? Uite, mă uitam să-mi iau și eu niște pizza, voi ce faceți? Am auzit că s-au întâmplat multe chestii în ultimul timp. Um, da, da, s-au întâmplat câteva chestii, gen, dar... Uh, da, mă rog, e, sunt niște chestii mai personale, așa, nu putem să, să vorbim așa, na. Uh, s-au mai întâmplat niște chestii, eu cu Ana, doar am venit la niște cumpărături, gen, nimic, uh, nimic special. Da, ceva, da, 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 da e, e tot ok, gen, am venit să, să cumpărăm și noi pe aici uh, uh, chipsuri de astea, gen, știi tu, da, exact, uh, uh, da, uh, că nu avem ce face cu banii, exact, exact. Lăsați vrăjeala că am vorbit și eu cu hackerul, mi-a povestit care e faza, vă pot ajuta, uh, nu știu ce-i vorbit cu hackerul, dar ok, bine, bine, s-au întâmplat câteva chestii, ok, dar nu putem vorbi despre asta pe aici, că, na, nu vrem să speriem lumea din oraș sau chestii de astea, chiar dacă nu suntem așa mulți, dar cum, cum adică poți să ne ajuți, adică cu ce ai putea să ne ajuți, adică poate am putea avea nevoie de tine, gen noi am cam vrea să fim mai mulți versus toată nebunia asta, adică nu știu dacă știi, dar noi în trecut ne-am cam bătut cu hackerul ăsta rău și n-a de ieșit deloc bine, să zicem doar atât, că n nu prea a fost bine. Mergeți în treaba voastră, iar eu voi face o bază securizată în caz că se întâmplă ceva. Vă voi ține la curent. Bă, gigele, ok, o să merg pe mâna ta, pentru că tu chiar știi să construiești și chestii, dar te rog eu mult să fii subtil așa, nu, nu de alta, dar dacă e cu noi pe server, s-ar putea să, să vadă ce vorbim și chestii. De asta adică credem e mult mai puternic decât îți poți închipui. Deci hackerul ăsta chiar nu i de joacă cu el, dar să știi că apreciem foarte mult, că vrei să ne ajuți, uh, hai că noi, noi mergem că avem niște treabă, ok? Ok, ok. Uh, ne, ne mai auzim te pup și uh, rămâne să vorbim. Uh, ok, Ana, deci hai să vedem care e faza acum, Deci, stai liniștită, e, e tot ok. Bun. Deci hai să vedem, luăm absolut toate astea, pentru că n-ai de unde să știi, când îți trebuie, și nu știi ce hackerul nu ne-dat, a dat, dar lasă că cumpărăm. mamă, am cumpărat și asta, ce am luam, am luat raf. Ok, Bă, Uh, sunt niște vremuri grele, gen uh, noi, uh, noi trebuie să, să cumpărăm merele astea, gen dacă, dacă nu te super gen... Uh, la, lasă să, să, le scaneze, ok? Uh, da, nu știu, nu știu dacă am atât de multe diamante, Pink, asta faza. e faza. E, o situație complicată și delicată și trebuie să ne înțelegi, ok? Am auzit și eu ce s-a întâmplat. Hai că vi le dau gratis dacă purtați mărci pe voi acum. Oh! Ok, da, da, îl, îl, am chiar acum pe mine e, e, e ok, e ok, da, 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 sigur, sigur Bine, mă, Pink, te, te iubesc, mulțumim mult, chiar, chiar rămânem datori Ok, hai, hai, vină cu aceana Bine, pa, 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 pa Bă, toată lumea a auzit, gen, ce s-a întâmplat pe server, eu nu înțeleg Toată lumea a auzit ce s-a întâmplat, că aparent toată lumea a auzit Nu știu de unde, dar aparent toată lumea Oare a zis Maria? Bă, nu știu, o fi zis Maria? Dar nu știu că ăsta, Gigel a zis că a auzit de la... Puneți armura înapoi, da, puneți armura înapoi pe tine. Deci, Gigel a zis că a auzit de la Pecaru gen pe căru, bun. Dar nu știu acum, mă rog, nu contează. Ok, deci fii atent, Ana. Hai să împărțim merele. Uite, îți dau ție patru normale și ți-l dau ție pe ăsta în caz că pățești ceva și pă păstrezi eu cinci normale, ok? Deci ține-l tu în caz de ceva. Uh, da, da, poți să dansezi cu arma mână, ai grijă să nu îndrepti spre mine. Bun. Ok. Deci acum cred că suntem destul de echipați, pot spune. Avem aici coordonatele. Ana, crezi că a venit momentul să mergi? Bă, nu mai trage așa, Ana, nu mai trage așa, efect. Deci chiar poți să atragi cine știe, poate. Mă rog, asta oricum știu unde suntem, da. Să ne îndreptăm, oare ne trebuie barcă? Nu știu că ne trebuie barca Hai că mergem să vedem oricum eu am multe chestii. În asta preg... Mamă, avem și grenade, asta să le iau și paste aici. Ok, eu am foarte multe chestii pe aici pregătite. Dă da, să-mi iau și burgeri ăștia dacă e ceva. Ok, camera o lăsăm momentan. Da, o să fie interesant, o să fie interesant, dar uh, am grea de le testăm să vedem. Nu, no, nu, no, nu, no, hai să nu le testăm. Eu eu am încredere în Hackerul. Cred că o să meargă. Ok. Deci după calculele mele ar trebui să vină undeva în partea aia, Ana. Undeva în dar avem foarte mult de mers. Nu mai sta cu grenada la mână, te rog. Lasă Grenadana, ok? Bun. Uh, spune adio Lurex, dacă nu o să nu mai vezi niciodată, pentru că nu știu ce o sen da, să... Da, poți să dai un măr de aurgen. Uh da, sigur o să mănânce bana. Ce se întâmplă în capul tău? Uh, Rex, să fii cu minte. Uite, uite un burger, ok? Noi, noi o să ne întoarcem, o să fie totul bine. Calmează-te. Da, 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 știu că mai vrei unul. Uite, ia, 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 niște burger că sunt eu de treabă cu tine. Ok, da, și cartofi prăjit, sigur. Ok, hai să mergem, Ana. Deci undeva în direcția asta. Bun. Ține arma, dacă vezi ceva, uh, nu știu, tragi, dar stop. Nu, 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 nu un papagal. Dacă vezi ceva gen monstru, dar dacă îl vedem, ascultă-mă, ascultă-mă. Regula numărul 1, lasă papagalul jos că vorbesc cu tine. Ok, Regula numărul 1 și cea mai importantă pe care ne-a zis-o și hackerul. Dacă cumva. Bă, 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 bă. ia mă pe papagalul ăsta că m-a disperat. Dacă cumva îl vedem pe hacker 666. Dăm disconnect și ieșim de pe server. Nu ne riscăm să ne batem cu el, ok? Ok. Ai auzit câte. Am auzit prea multe chestii despre el în ultimul timp. Hai, vino cu acea după mine să vedem care e faza. Doamne, dar avem mult de mers. Deci, pregătește-te că e, e drum lung și deja te-am pierdut. Hai, vino cu vino cu acea după mine. Lasă-mă grenada aia din mână că poate ne bubui pe amândoi. Doamne. Ok, Ana, deci pe aici ar trebui să fie Ok, ok, cred că fix aici este Impresionant că ați ajuns până aici Oh my god Ok, impresionant că am ajuns până aici și ne-a pus Miley Face Cred că fix aici este Ana Deci fix, fix aici cred că este Deja mi se face frică, eu nu mai zic nimic Ana Nici eu nu mai zic nimic, dar trebuie să facem ceva, ok? Stai, stai un pic, am eu pic, ex. nu trebuie să spargi cu mâna Dar ai grijă și niciodată nu sparge sub tine Că nu știi ce se poate întâmpla Uite, o luăm așa ușor și spargem așa Că poate picăm pe undeva, că la cum îl știu eu pe hackerul ăsta nebun, zic eu că sigur. E o capcană sau ceva, bă, dar nu te mai băga ca să poți să sparg aici. Să ia sa ia, te sa te sa te sa Stai așa că blocul ăsta era spart dinainte. Ok, ai grijă, Ana, ai gri... Uite ce ziceam. Vezi dacă se pam în jos ce se întâmplă. Oh my god, ok, ok. Deci e Dita mai. Oh! Și vezi că. Bă, nu mă împinge pe aici. Tu vezi că Dita mai bedro cu pe aici. Deci e, e coruptă partea asta din hartă sau ceva. Uite, și dacă efectiv, dacă să pai pe, pe, acolo că de în cap. Cum așa nu știu, dar știi că el mai face asta cu bedro. Stai așa. Uite, am un water bucket. Că nu e jos de tot. Păi da, exact, nu e jos de tot. Ok, vino cu ce că am pus niște apă. De fapt, stai cu aici. Uite, așa. Și coboară încet și ai grijă, ok? Ai grijă dacă vezi ceva aici de pe server, ok? Vino cu ace, vino cu ace. Bun. să așa să iau apa, poate ne mai. De fapt, nu, hai să o lăsăm acolo sus, de fapt. Mai bine o lăsăm acolo. Oh, my god, ok? Ai grijă, Ana. Ai grijă. Calmează, te stai ușor, ușor. Ana, crezi că ar trebui să ne întoarcem? Uite te ce. Bă, de ce mă împingi, omule? Doamne. Bă, tu ai chef de glume din asta că ne certăm aici, fără mișto. Deci chiar, chiar te omor dacă mai faci glume din asta, Ana. Deci ai, ai, ai mare grijă aici, că cine știe. Să o salvăm pe mai. Păi nu știi ce e acolo, Ana. Crezi că eu zic că mai bine ne întoarcem, sincer. Mai bine zic zic să ne întoarcem. Avem arme. Păi da, și ce au rezolvat armele vreodată? Ca nici pe robotul ăla nu am putut să-l bat cu arme. Deci nu ar trebui să ne fie frică. Da, n-ar trebui. Eu, eu n-am nicio frică cu tine, Ana. Stai liniștită, băi. Deci nu, 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 te mai uita la mine cu arma aia, că fără mișto că ne omorâm pe aici. Ba, am căzut. A ok, ai grijă. Mă, ce? Unde duce, mă, toată nebunia asta? Mamă, dacă cum duce apa aici, nebun? Ok, stai așa un pic să opresc apa aici. Ok, hai că am oprit, o, am oprit apa aici ca să nu ne încurce sau ceva. Ok, Ana, ține-te bine că nu ști. Uu, aici e mai mult. Nu, nu nu, 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 nu arunca cu aia. Încă nu arunca că nu știm ce e. Dau grenadă, nu, nu, da, nu, da, nu, da, nu, da. Că nu știm ce, ce poate să fie. Mamă, cât bedrock e aici. O, oh, Ana, văd numele mare Maria. Oh my god. Ana, Ana, uite-o pe mare. Bă, 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 Maria, nu poți să spargă asta, nu merge spart. Oh my god, nu merge spart. Uh, ok. Uh, Maria, nu nu -ți face greșit, suntem aici să te salvăm, ok? Stai liniștit. Doamne, bă Maria, cum te scoatem noi de aici? Ești bine? Ce ai făcut? Ce s-a întâmplat? Cum te a luat? Am atât de multe întrebări. Nu știu cum, ad cum că adică nu știi. Dau grenadă uh, Ok, stai un pic Ana, stai un pic. Deci doar am apărut aici. Mamă, nici tu nu știi cum ai apărut aici. Doamne ferește. Ok. Stai liniștită, ce dormi a fost de voi și nouă ne-a fost dor de tine, Maria. Stai liniștită, coste cu atem cumva. Ok, Ana, poți să încerci să dai o grenadă acum. Cred că poți să încerci să dai în geamul ăsta, pentru că aparent nu merge spart. Cream că nu o să mă mai găsi. Stai liniștită, Maria, suntem aici să, să te bă, salvăm de tot. Hai, Ana, dai cu o grenadă, dai acolo o grenadă. Dai fix la geam, dacă poți, fix la geam. Mamă, mamă, mamă. Hai să sperăm că merge. Și a mers? N-a mers, nu pot să cred. Ok, ok, stai liniștită, găsim, găsim noi o, o modalitate ceva bun. Deci cu asta nu merge. Uh... Pf, stai, stai, două secunde Trebuie să ne prindem cu, cu, uh, Gata, calmează-te, Maria Ok, mai am un plan Dă-te la o parte Dă-te, dă-te Gen, în, într-o parte așa Ok, Ana, stai așa nu te, nu te băga în fața mea 3, 2, 1 Și... A mers, a mers, a mers, wow, ok, ok, a mers, bun Avem un geam spart <gântu'> Nu știu cum o să te scoatem, dar e bine că măcar avem un bloc Bun, stai așa, să... cum ies de aici, stai un pic, să... trebuie să mă gândesc, ok Ana, lasă grenada, că nu ne mai trebuie grenada, tu, Ok, stai așa, lasă-mă să mă gândesc, Maria, cum facem, bun Deci am reușit să spargem geamul uh, Un trepdor, dacă poate am avea un trepdor pe aici, dar chiar că dai și mâncare Dacă uite, Maria, ia și astea, în caz de ceva Putem face un trepdor, ceva, ca să ieși pe aici Sau nu știu, uite-te tu, e peste tot bedrock la tine în cușcă. Uite-te și tu peste tot, habar n-am. Ia, uite acolo, uite acolo că văd ceva, văd ceva, Maria. Fii atentă că ai un stone acolo. Mamă, păi asta e perfect. Fii atentă, fii atentă aici. Aveți pickaxe? Da, deci fii atentă. Îți dau eu pickaxe pentru că noi putem să mai ieșim mana, nu? Deci, mamă, dar e, e cam ciudat, ți-a lăsat un bloc care nu e bedrock acolo, nu știu. Mi se pare puțin ciudat, nu știu care e faza. Maria, ia aici ăsta. Um, și fă rost, uite, nu prea mai am blocuri, mai am decât astea trei. Ia blocurile astea și spargi și îți mai iei blocuri și așa, ok. Și începe să spargi în sus. Ok, ok. Vino cu aceana, hai și ne întâlnim sus acolo, Maria. Ne întâlnim sus, sus, sus de tot. Hai, Ana, să ne întoarcem și noi sus. Vezi dacă mai ai blocuri să, să mai pui pe aici, că eu nu mai am nici pichezi, nici blocuri. Nu mai am un cu chestia, Ana. Că grenadele alea poate ne ajută mai încolo. Hai, dăm, dăm și mie blocuri, ceva, pichezi, orice, Ana. Trebuie să ai ceva blocuri măcar. Atâta am, lasă că merge orice bloc. Fii atentă, stai așa, vină după mine. Vino uh, vină coace, unde stau eu. Mai, mai spar cu grenada? Nu, nu mai sparge cu grenada. Vino încoace. coace. Hai, dă-te, dă-te, dă de aici, ca să pot să pun bloc. Oh my bă, deci cu Ana nu mai ies niciodată de aici. Băi, eu mă vino, vino pe aici. Urcă te pe aici. Așa, perfect. Vino cu ace. Ok, o să o să fie complicat. Uh, ok. Ok, Ana, acum sari. Doar sari, sari, sari. A așa, bravo, ai sărit la mine. Gata. Hai să ieșim afară, că cred că ne așteaptă Maria afară. Wow, ne credeam că nu mai ieșim de aici. În sfârșit, unde? Unde e Maria? Pe unde a ieșit? Maria? Ia uite-o, bă, unde era tu, oamne, ce faci, bă, Maria? Bă, bă, ce s-a întâmplat, efectiv, că nu înțeleg, ai dispărut random de pe server și -am, am, am, găsit mesaje de amenințare și tu, oamne, ferește, bine că ești ok, a fost teleportat aici? Păi și nu știi ce s-a întâmplat, n-ai văzut nimic, doar ai fost acolo și atât? Adică am văzut că ai scris ajutor sau ceva, nu știu, nu l-ai văzut? Nu l-ai văzut sau ceva de genul cu entitatea neagră, chestii, hackerul 666, hello? L-am văzut puțin, oh my god, și nu-ți mai aduce aminte nimic și după a Да, Ok, nu-mi plac ăștia Bă, Cum adică nu-ți plac, nu, -ți pl nu -ți plac cartofii prăjiți? Bă, au gust oribil Dar eu știam că-ți plac cartofii prăjiți, nu-ți placă o Ok, Bă, poate vrea un cheeseburger Poate ți-e foame de un cheeseburger gen Ce, ce zici, un cheeseburger? Hai că un cheeseburger trebuie să-ți placă ăla Nu? Cum adică nu? Nu-mi place, Îmi place nimic Ok, Maria, nu știu ce se întâmplă cu tine Dar hai să te ducem acasă pentru că clar Clar se întâmplă ceva și te doare capul Și ești obosită și au fost prea multe traume Probabil chiar s-au întâmplat prea multe Ok, deci doar vino cu noi, mai. Maria, și ai grijă, și stai în spatele nostru. Cum adica? Adică, adică, adică uh, ai fost. Mă comport ciudat. Păi, acum tocmai ce ai fost răpită de hackerul 666 și probabil acum Ana te ești traumatizat, ai probleme. E ok, Maria, o să-ți revii. Te comport puțin ciudățel, dar e, e normal. Și Ana s mai comportat ciudat după ce a interacționat cu el. Adică probabil e unul din efectele lui ce urăsc burgerii. Da, asta a fost doar urât, Maria. Asta a fost urât să te iei de burger, sincer. Hai, va las-o, las-o, poate, poate doar, nu știu, e, are. Are niște traume cu hackerul, nu mai lasă o în pace Ana, las-o, probabil are și ea niște traume, are niște chestii. Cine știe? Lasă Maria că te ducem noi acasă și o. O să fie ok, nu trebuie să dai în toată, Bă, ce are, mă, Maria, de În toată lumea. Doamne. Bă, 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 Ana, las-o în pace, las-o. Doar, doar nu te mai lua de ea, ok? Vorbim noi, vorbim noi. Dar las-o, las-o acum. Gata, 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 calmează-te. dar unde e Maria? Maria, unde? Eu te unde a plecat. Hai după că știu unde este casa. N-ai spus că ai fost teleportată? Dar, chiar cum știi de unde e casa și unde suntem de la 1000 de blocuri distanță, gen. Cum știu unde e casa? Îmi pare foarte cunoscută zona asta. Uh, Maria, nu știu cum să spun, dar noi suntem super departe de casă, deci nu știu, poate un curci sau ceva. Nu, nu suntem deloc aproape de casă sau ceva. Nu mai puneți întrebări și hai acasă. Mamă, dar e, e, ciudat că se duce fix în direcția în care e casa, gen. Ok, Maria, dacă știi tu. Da, ok. OK, asta nu e deloc dubios sau ceva de genul. Uh, da, cred că e foarte dubios gen. V-am spus că știu unde e casa. What? Dar chiar ne-a dus. De ce efectiv nu am zis nimic? Bumăria, dar tu ești GPS și ești tu. Doamne ferește. Uh, da, asta uh, OK, asta n-a fost deloc ciudat sau ceva. Hai că eu trebuie să ies. Uh, trebuie să what? Stai un pic. Maria, tu mereu... uite, uite te puțin la mine. Tu, tu mereu ai avut ochii de culoare asta. Stai un pic. Ana, nu ți se pare că e ceva schimbat la skin ei? Sunt obosită. Păi, nu, stai așa că e, e, ceva. Ceva s-a schimbat aici. Mereu am avut așa. Mă, sunt eu nebun? Ești diferită? Ana, poate să nu-i nebun. N-am mai văzut-o de mult pe Maria, habar. Nu, știi ceva? Cred că, cred că n-am mai văzut-o noi de mult pe Maria, Ana. Nu, cred că, cred n-am mai văzut-o noi de mult pe Maria. Bine, hai că... Zice că trebuie să Maria sau ce? ce trebuie să acum? bine, hai că eu cu Ana mai aveam niște treabă oricum pe aici. Da, n-am mai văzut-o noi de mult. Da, 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 da. Nu, nu. Mi se pare chiar normal acum că mă uit la ea și așa, da. Uh, bine, mă, Maria. Atunci, hai că eu cu Ana te lăsăm dacă trebuie să ieși și așa și vorbim când mai, uh, mai intri mai încolo. Uh, ok. Ok, Ana, vină cu ace, vină cu ace, vină cu ace. Vino, 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 coa, vino cu vină cu ace mine. Bă, e clar 100% faptul că nu era Maria aia. Deci ceva se întâmplă e ceva dubios rău de tot. Deci ochii aia nu. 100% sigur nu avea ochii așa, ok? Deci ceva s-a întâmplat. Da, avea ochii ciudați, exact, dintr-o dată și nu avea așa. Și ai văzut că știa drumul spre casă. Și nu-i plac burgeri și cartofi, frate, chiar îi plăceau burgeri și cartofi. Cum adică nu-i plac? Adică, what? Am atât de multe întrebări. Nu, deci fi atentă, deci chiar, mamă, mai bine că nu i am spus nimic de, nu știu ce știm, mai multe chestii și așa. Adică, bine că nu i am spus de, mamă, dar chiar că uh, să, să, vedem ce face Gigel că ne-a zis că se apucă de baza aia secretă. Nu știu, eu zic momentan să o lăsăm așa, să vorbim și cu hackerul, fi atentă, vorbim și cu hackerul bun, să-i povestim ce s-a întâmplat. Ok, hai că mă duc chiar acum, de fapt, mă duc să-i spun, scriu despre ce s-a întâmplat și că am reușit să o luăm înapoi pe Maria. Să vedem ce ne zice și el, pentru că el poate să ne dea niște informații mult mai bune decât ce știm noi. Și după aia mergem și îl întrebăm și pe Gigel dacă s-a apucat de baza aia. Te aștept aici. Ah, am înțeles bine. Hai că mă duc uh, mă duc imediat să să dau un mesaj lui hackerul bun să văd ce zice. Ok, Ana, hai că i-am scris și hackerului. Acum trebuie de cât să răspundă. Stop, stai pe loc. Uci ce se întâmplă aici? Gata, stau pe loc. Dacă te miști, trag. Mă nebunita ce are Ana cu mine? Vrea să mă omoare? Gata, gata, nu nu trage, nu trage. Mărci la control Doamne, auzi de ce mă oprește Hai bă, Ana, lasă vrăjeala Chiar crezi că n-am mărciu pe mine Am mărciu, uite, am mărciul Luca Luc și Ana Banana Chiar, deci am mărci cu Ana Banana Fix în secunda asta pe mine și e și roșu Deci e chiar o de tot și mai am și șapcă De pe Luc.ro și fraților Dacă vreți să vă cumpărați, aveți pe Luc.ro Primul link în descriere dacă vreți să vă luați și voi tricouri Șepci și o groază de chestii Acum nu mai trage mine Ana că am mărci pe mine, ok? Te uiți pe clip și poți să vezi acolo că am mărciu. Sunt curat, mulțumesc, mulțumesc liber. Ok, o zi bună. Da, fă pe polițist acum când avem treaba. Ascultă, Ana, că e foarte, foarte serios. Deci, i-am scris hackerului, hackerul bun, uh, i-am explicat care e situația cu Maria și că se comportă ciudat. Acum trebuie decât să așteptăm să, uh, să ne răspundă sau să intre Gigel, că am văzut că Gigel nu e pe server încă. Uh, Ana, ia pasă puțin pe tab. Ia, ia pasă. Deschide, deschide puțin, gen. Deschide puțin lista de player de pe server. Tu vezi și văd și eu? Tu, tu o vezi? Bă, Maria n-a ieșit mai devreme de pe server? De ce e pe server acum? A ieșit acum? Mă, ai văzut și tu când a ieșit? C a scris pe chat că a... Da, scria fi... efect... Du bă, ce se întâmplă? Um, uh, hai să vedem, e la casa ei, mă? Bă, stai că sunt foarte confuz. Bă, ce? Nu e... Bă, nu e aici, nu pot să cred. Mă, stai, stai un pic, stai un pic. Nu e nici în baza secretă? Bă, nu pot să cred. De ce e pe server, dar nu e, nu e cu noi? Adică a, a ieșit... Bă, am văzut-o amândoi, deci Am văzut-o cum a ieșit de pe server și nu a mai scris ca a intrat sau ceva, nu? Cum, cum încă e pe server? Mă, ce se întâmplă? Eu nu mai înțeleg. Eu, eu nici atât nu înțeleg, ești nebun. Mă, ce se întâmplă? Eu, eu sunt foarte confuz în secunda asta, nu mai înțeleg absolut nimic. Ok, nici aici nu este. Păi n-avea ce să caute aici, că e baza noastră, dar nu înțeleg. Bă, 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 ce se întâmplă? Ok, știi ceva? Hai să facem o pauză, Ana. Ne întâlnim peste câteva ore și să sperăm că dăm și de gigel să vedem ce a făcut cu baza aia, dacă s-a descurcat, pentru că el chiar se pricepe, așa zis că e mamă, că face niște baze, că nu știu ce, da, dă poze mi de mie la ora asta, Ana. E, e perfect, cu lopata așa în mână, fă poză. E perfect. Hai că ne întâlnim atunci mai încolo. Pe... Ia uite, mă, mi-a făcut poză. Hai că ne întâlnim mai încolo pe server și vedem dacă a intrat și Gigel sau măcar dacă ne-a răspuns hackerul, că și hackerul poate ne răspunde între timp. Nu știu, dar băi, e ciudată rău faza asta. Nu știu dacă e un bug sau ceva, dar Marian că e pe server, ești nebun. Deci chiar e, e ciudat rău de tot ce se întâmplă aici. Doamne. Ok, fraților, acum am mai trecut ceva timp și am reintrat acum pe server și observ că e și constructorul Gigel pe server și Ana, pentru că am chemat-o mai devreme, o să mergem imediat să vorbim cu ea, dar nu mai e Maria. Vreau să-mi spuneți în comentarii, înainte să vedem ce o se întâmplă în continuare și ce o să aflăm în continuare, vreau să-mi ziceți în comentarii teoriile voastre, pentru că m-am distrat foarte, foarte tare și îmi place foarte mult că toată lumea se gândește ce o să urmeze și chestii de genul. Vreau să mi lăsați un comentariu dacă aveți vreo teorie ce se întâmplă cu, cu faza asta. Era mai devreme Maria pe server, acum nu mai e, nu mai înțeleg nicio nimic. Urmează acum să vorbim cu Ana, să mergem la Gigel să ne spună ce a făcut cu baza aia secretă de nazis în ultimul clip și da, e, e foarte ciudată situația, deci efectiv Maria a fost teleportată, dar de fapt știa drumul înapoi, sunt, bă, sunt atât de multe informații, eu, eu, nu mai înțeleg nimic, mă duc chiar acum să vorbesc cu Ana să văd ce părere are despre toată situația și nu știu dacă să avem încredere de plină în Gigel sau nu, dar o să aflăm imediat, bănuiesc. Ok, Ana, ok, 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 deci putem observa că în sfârșit a intrat Gigel. Întrebarea mea pentru tine este, putem sau nu să avem încredere în el? Asta e întrebarea mea. Nu știu că a fost de treabă. Bă, a fost de treabă, sincer, Gigel. Dar nu știu, mă gândeam acum, bă, s-au întâmplat atâtea chestii dubioase. Adică fii atent, am zis că și Maria putem să avem încredere, corect? N-am zis că putem să avem încredere că, bă, mă, gata, Maria, nu știu ce, ne-a arătat ea poze cu hackerul, că i-a pe lume, că săraca și acum se comportă ciudat rău de tot. Și poate n-am făcut bine că am avut încredere în ea. Bine că nu am zis de baza secretă. Dar ăsta l altul a zis că bă, ne ajută cu baza secretă. Nu știu ce să zic. Deci chiar nu știu. Și el ne și ajută, pe păi el ne și ajută. Da, ai dreptate că el s-a oferit să facă baza și că a vorbit cu hackerul bun, dar nu l-am întrebat pe hackerul dacă a vorbit cu el sincer. Eu mai bine aș avea încredere în Gigel decât Maria. A deci zici că mai degrabă. Bă, da, acum că am văzut că se comportă ciudat, îți dai seama că mai degrabă avem încredere în Gigel. Dar gen, nu știu, abar n-am, doar zic așa că Aș fi precaut, nu știu, să-i spunem tot ce știm Așa din prima, habar n-am, nu știu, nu chiar Nu știu, o să, hai să vedem ce, ce zice și el, exact Să vedem ce întreabă, dacă e curios, dacă nu Și încercăm așa să, să, ne aliem ușor cu el Eu sper să fie de încredere că, bă, dacă nici Gigel nu e de încredere Nu știu ce să mai spun și ce caută Rex aici, ce caută Rex aici <laughs> Nici eu nu știu ce caută Rex aici Ok, bine, Rex, noi avem niște treabă, hai că ne vedem Hai să vedem ce, ce zice Gigel și dacă a făcut baza aia, sunt eu curios Gigel, ești acasă, ce faci? Hai că am am venit și noi în vizită la tine dacă nu te supăr. Mamă, ce soneria are. Cine e? A, cum, cum, adică cine e? Suntem noi prietenii tăi gen Ana și Luca. Oh, salut! Gigele, ce faci? Ia uite, bă, bă, ce se întâmplă bă aici? Da, Ana, poți să, poți să dai de mâncare la toată lumea pe care i vezi. Ce mai faceți? Uite, am venit să vorbim de chestia aia. Știi tu ce vorbisem noi? Știi cu chestia aia care e mai așa mai secretă gen? Ai făcut chestia secretă? Hai după mine. O, ok, ok. Deci, uh, sper că vorbim despre același lucru, că dacă nu ar fi destul de ciudat. Ia uite, bă, dar pe unde a băgat o prin frunze pe aici, pe ăsta aici sus? Unde a făcut, bă, bă, bă Gigele, noi vorbim despre acești chestie măcar? Ce? O, ok, da, nu trebuia să mă arunci. Gen, ok. A, dar chiar că avea avion. avionul, unde e avionul? L-am vândut? Bă, păi chiar că, ia uite, bă, a, a vândut avionul. Tu, oamenii n-am observat că nu mai e. Haide cu baza să-ți fac baza ta. A, l-ai vândut ca să faci baza. Ia uite, bă, ce de treabă e, Gigi, am înțeles. Păi și cum intrăm în bază? Ce e? Ce, -i? ce -i? e? de la cu cod, gen Codul este 77. Ok, ok. Bun, bun, bun. Stai așa. Bă, bă hai să nu. Ai, ai să intrăm așa pe gen. Eventual, ok, hai că a intrat și Ana. Ok. Wow, ce bă locul ăsta. Să nu mai spuneți la nimeni codul. Bă, oricum n-aveam cui să-i spunem, dar. Mamă, ce a făcut omul meu. Bă, bă, nu cred că ai pus din asta cu Luca. Bă, faci fiști de mine. Ai pus asta cu Luca. Bă, chiar, chiar acum am mărciu pe mine. Nu știu dacă Știai, ai gen. Mă, 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 mă faci să roșesc, așa gen, ca tricoul ăsta de pe mine. Da, normal, bă, Mersi, mă, Gigele, că te-ai ocupat de faza asta Chiar, efectiv, ai și prea șmecher Baza, deci, fără niciun mișto uh, da, care e faza cu... De ce sunt patru paturi? Și pentru prietena voastră Ah da, chiar că uh, Da, prietena noastră Nu știu ce să spunem de prietena noastră Gigele, nu, nu știu ce să zic Unde este prietena voastră? Ideea e că Nu știm dacă putem să Să avem încredere în ea Asta este faza, pentru că S-au întâmplat niște chestii, gen, pe care nu știu Dacă pot să ți le spun încă, dar s-au întâmplat Mama, mi-a pus și laptop aici, bro. Uuu. Vezi că e bună rău de tot baza asta în caz că se întâmplă ceva și avem și camere. Mama, băi, și mie e chiar rău de tot. Eu v-am ajutat cu baza asta. Ok, da, și mulțumim foarte mult, adică chiar îți mulțumim. Acum puteți să aveți încredere în mine. Da, ok, bine, poate ai și tu dreptate cumva. Da, ok, că Chiar ne-a ajutat destul de mult, e, e corect și asta. Dar, da, nu știu, e, e ciudat, Gigele, ok? Ca să zic așa, pe scurt, ideea e că suntem destul de siguri că hackerul este pe server, ok? Știm că hackerul este pe server, hackerul666 s-a întors pe server și cică a furat-o pe prietena noastră, Maria. Și acum noi am găsit-o pe Maria, pentru că știi că atunci când ne-am văzut la magazin, ți-am spus că avem niște treabă. E, ne duceam să vedem unde e Maria și ne-a ajutat hackerul bun să o găsim. Am găsit-o, doar acum Maria se comportă foarte ciudat și nu știm dacă putem să avem încredere în ea. Practic cam asta s-a întâmplat. Și da, nu știu ce să zic, nu prea aș spune de baza asta secretă, pentru că pasta pe o avem în caz de se întâmplă ceva și nu știu, bubuie tot orașul sau se enervează uh, hackerul și începe să ne atace sau ceva, măcar să avem baza asta. Mamă, ce a pus aici și mere din astea, asta e bă, că și eu știu câteva mere. Din astea, dacă nu aveți încredere în ea, să nu i spuneți de baza asta. Păi da, asta ziceam, să nu i spunem de baza aici. Aici eu zic să stăm noi momentan, suntem ok așa și uh, Gigele doar ai grijă, zic eu. Eu zic să ai grijă că uh, dacă te mai vezi cu ea sau așa, eu zic că se comportă foarte, foarte ciudat. Și a făcut o fază ciudată, gen a ieșit de pe server și a intrat iar, dar n-am văzut că a intrat sau nu știu ce s-a întâmplat, gen. se de pe server, dar tot apărea pe lista de player mai devreme, tu nu erai pe server, dar a fost ciudat rău de tot, tot ce s-a întâmplat. Și nu știu, nu știu, ce să mai spun cu, cu, toată situația. Efectiv, eu zic să o lăsăm așa. Gigele, dacă putem avea încredere în tine, eu mă bucur că ne-ai ajutat și o să spunem ce mai. Aflăm. Momentan ți-am spus, cred sunt 95% sigur că Hacker666 e pe server, pentru că Maria ne-a spus că Cic a furat-o, că l-a văzut puțin, ea, ea susține că l-a mai văzut și înainte pe server, nu știu ce să spun, nu știu, habar n-am dacă, dacă Maria are treabă cu asta sau nu, dar deja pare prea suspectă Maria, deci nu știu, nu știu ce să spun decât că ar trebui să avem grijă, să stăm în baza asta și habar n-am, eu acum i-am dat un mesaj și hackerului, știi, hackerul bun, dar așteptam uh, așteptăm mesajul de la el și altceva, nu știu ce să mai spun, mersi super mult că te-ai ocupat de bază, cred că o să rămânem aici o vreme, mie e cam frică să mă duc acasă. Mă duc să mai iau niște provizii. Să-i spui să ne dea și niște arme foarte bune. Să ne... Bă, nu ne-a dat niște arme, nu ne-a dat niște arme. O să vorbesc să să dea și ție ceva, dacă e. Și uh, mă duc acasă atunci, să -mi iau și eu chestile și ne mutăm cu totul în baza asta momentan. Ana, ia și tu chestile. Adul pe ex aici că ne mutăm în baza asta. Da, ne, ne mutăm în baza asta și o facem mai ca lumea. Uh, adică e făcută ca lumea, dar zic să ne o facem și cu itemele noastre. Și o să rămânem în baza asta până când ne dăm seama ce se întâmplă cu Maria și cu hackerul. Uh, gigele și tu la fel eu zic să nu mai ieșim atât de des gen din asta, mamă, dar aici hai că mai ieșim vreodată gen. Uh, să nu ieșim atât de des din bază și să avem grijă gen să ieșim doar așa când, uh, cât e nevoie la din astea urgente, nu știu. Ok, Ana, oficial sunt... Bă, ce faci, mă? Doamne, bă, Ana, ce faci de te uiți acolo? Nu are cine să intre peste noi aici. Păzesc, doamne, ok, e bine că ești precaută, dar totuși eu zic să mai și dormi, adică nu, nu cred că o să intre cineva peste noi acum, adică au trecut deja două zile, n-a mai intrat nici Gigel pentru un motiv sau altul, mi este prea frică, bă, și mie mi-e frică rău de tot. Gigel n-a mai intrat de când a făcut baza asta, nu știu ce a zis că o să mai intre el când poate n-a mai intrat deloc. Măcar a pus aici asta cu lucaluc.ro, deci chiar arată bine mărciul ăsta. Dacă vă interesează primul link în descriere, dar nu asta este important acum, Ana. Adică este important și asta, dar uh, ideea este următoarea, Ana. A venit momentul să ieșim afară, gen. Trebuie să ieșim afară din bază. Mulțumesc că mi-ai făcut poză la mărci, chiar aveam nevoie. Vai, nu, eu nu ies. Trebuie să ieșim pentru că am vorbit cu hackerul, cu hackerul bun și a spus că mi-a trimis o informație foarte, foarte importantă, dar nu putea să-mi zică gen uh, pe laptop. Dacă se întâmplă ceva rău, nu știu, nu știu ce o se întâmple, dar din câte am văzut pe, pe camerele de afară, momentan suntem ok, adică uite, încă nu este nimic, nu e nimeni pe afară, Maria încă are casa deschisă, dar nu e, nu e nicăieri efectiv și numai noi doi suntem pe server, deci ține minte că așa apare la playeri, țin eu arma, da, trebuie să ieșim afară, să vedem ce mesaj ne-a lăsat hackerul bun, să vedem ce se întâmplă cu... Maria care, eu zic că 100% nu e Maria, adică și lumea în comentarii a zis că bă, aia clar nu e Maria și eu zic la fel că efectiv nu cum să fie Maria și e, e, mult prea ciudat. Vreau să văd ce mi-a spus, a zis că nu poate să-mi scrie pe laptop gen informația și că trebuie să-mi dea așa text, că e cel mai safe cum ar veni. Dar hai să vedem, deci băgăm repede parola. Oh my god, pot Hai că am reușit să ies. Bun, cred că stai așa că ți bag eu parola. Hai, vino cu a, vino cu a, vino cu a. Gata, 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 vino cu a ce? Bun, deci trebuie să avem grijă, dar îți spun că nu nu cred că s-a întâmplat nimic. Adică n-am mai intrat nimeni pe server de două zile, cât am tot intrat noi și ne-am uitat efectiv. Bă, am uitat să l părex, ești nebun? Oh my god, rex a stat aici până acum. Dacă venea hackerul și lua, tu tu ți-ai merci. <laughs> cred că nu și-a luat mărci. Cred că încă n-avem mărci pentru Rex, dar el și pune-l în bază, du-l în bază. Doamne, am uitat să l pe rex Ok hai să vedem. Deci, atenție, bun, bun, bun. Hai că am luat repede mesajul. Hai să ne întoarcem în bază până nu se întâmplă orice, că mi-e prea frică să stăm afară. Hai repede în bază. Hai, hai, hai. Bă, bă, bă unde e mă baza? Să și aș... A, uite aici, gata, gata. Hai că pun codul. Bagă repede, aruncă l și părex aici. Hai, ia, -l, ia, -l, ia, -l, ia -l, lua cu tine. Bravo, bravo, bravo. Ok, perfect. Hai că ne-a scris aici un mesaj și că super important, Ana. Deci ține-te bine, ține-te bine cu mesajul ăsta că nu știu ce urmează. Ai grijă, orice face, stai departe de Maria, între ghilimele, Maria. Fii atent, Ana, ce ne zice aici hackerul, care se comportă ciudat, nu este Maria. Deci chiar aveam dreptate, Ana. Efectiv nu este Maria, deci nu e Maria pe bune. Wow! Bă, deci bă, bă, ce, bă, ce am știut, mă. Deci ne-am dat seama, nu eu, nu ies de aici, am e frică, gata. Bă, nu mai zic nimic, Ana. Stai și stai așa că ne-am mai zis chestii. Locația Mariei nu este în apropierea spawnului. Încă nu am reușit să o localizez exact, dar este undeva la mai mult de 10.000 de blocuri distanță. Bă, deci adevărata Marie. Stai, 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 stai un pic să văd dacă înțeleg. Stai așa. Deci vrei să-mi spui tu mie că Maria pe care noi am salvat-o din închisoarea aia nu este de fapt... Maria gen a Noastră Și Maria adevărată Este la mai mult de 10.000 de blocuri Distanța Ana Doamne Ferește Ok uh, Încă nu am reușit Să o Deci zice că încă Nu știe clar unde este Dar este undeva La peste 10.000 de blocuri Probabil le-a scanat Pe toate astea 10.000 de blocuri uh, De la spawn Și n-a găsit-o nicăieri Ok Cel mai probabil Este hacker666 Sau Un robot Trimis de el Costumat ca și Maria Stați departe de ea Și orice ați face Nu-i spuneți nimic ca aveți grijă, revin cu informații cât de repede pot. Hackerul, doamne ferește, ok, sper să nu mai intre, că mă sperie. Mamă, păi și ce facem, Ana? Bine că nu i a spus de baza asta. Ok, încă suntem bine, că nu știe de baza asta. Bine că nu i-am spus, ne-am gândit bine, oricum ne-am prins că nu e Maria. Dar acum, um, ok, nu scrie nimic, nu scrie nimic, stop, 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 nu scrie nimic pe chat. Ok, Ana, calmează-te, nu scrie nimic pe chat. Stai așa să vedem ce face, stai așa că am camere. Am camere peste tot. Bună, a scris bună și a pus și smiley face. A pus smiley face cum a Uite, uite, Stai așa cu vă la aia în casă, ok? Am, am, camera pe ea, am camera pe ea. Ce faceți? Uh... Da, cred că e Maria fake. Nu, 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 clar e Maria fake. Că Maria adevărată nu e la spawn. Deci Maria adevărată nu e la spawn, ok? Uh, pune și tu pe chat că ce îmi place muzica. Doamne, ce zice acolo? <laughs> nu știu, spune ce face Ana banana. Mă, e ciudată rău de tot niciodată nu ți-a așa Maria. Bă, 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 e la merge la tine acasă Ana. Merge la tine, e la tine acasă. De când îmi zici tu așa? Oh my god, e la tine acasă Ana. Deci Maria e la tine acasă, fiate. Oh my god. Ok, ok. Sunt la magazin, de când suntem prietene. Auzi când sunteți prietene, zice și Ana. Doamne, am înțeles. Bine că ai zis că ești la magazin și când o, -o să te găsească la magazin, ce mai facem după? Doamne, ok, ok. Bun, calmează-te, Ana. Totul este sub control. Stai așa că mai am niște camere pe aici. Unde e, mă? Stai așa, uite că o văd, o văd, o văd. Deci uite-o, mă, pe Maria. Hai că vin la magazin, auzi ce zice. Doamne, ferește. Bă, nu-i nu spune că ești acasă, că deja a venit de la tine. Unde ești? mama, mamă. Nu, spune, spune că facem mișto de ea. Spune că glumei și că ești laminat sau spune ceva de genul. Spune, spune că ai, ai luat-o la mișto, că facei mișto de ea. Dua, ferește, stai așa să văd unde pot să o văd. Unde mă ia? Uite de aici. Mă, dar nu mai văd. Ce a făcut, mă? la magazin? Te-am păcălit. Bă, ai grijă să nu enervezi că mamă, mamă. Deci poate poate se întâmplă ceva oribil. Ia vezi ce prank fac. Ia. Oh my god, furt tot din magazinul ăsta. Bă, se comportă ciudat, rău, rău de tot, efectiv se comportă ciudat și nu știu ce face acolo, dar mamă, mamă. Ok, hai să ne calmăm un pic, Ana. Am luat 64 și și de diamante din magazin. Dua, am a din magazin. Nu, no clar nu i Maria, oricum. Vezi că ți-am furat toate diamantele. Bă, nu, hai să nu o enervăm pe Maria fake, Ana. Eu, eu, zic să nu o enervăm că cine știe ce se poate întâmpla, Ana. Ok, gata. Hai, hai să încerc să o fac să iasă. Nu cred că nu cred că o să iasă, sincer. Deci chiar nu cred că o să iasă. Doamne ferește. S-a dus, s-a dus uh, în baza ei, că nu mai văd și nu mai am camere în baza ei. Doamne, sub casa mea, sunt sub casa mea și nu ești aici. Auzi ce zice? Nu vreau să mai vorbesc cu ea, gata. Mamă. Ok, uh, nu-i nu mai scrie, nu-i mai scrie nu mai scrie nimic, lasă-o, lasă-o pace să vedem ce se întâmplă Luca, Luca, tu ce faci? Doamne, m-a întrebat și pe mine, ești cu Ana Banana? Uh, suntem, uh, uh, nu suntem împreună Eu sunt plecat la minat, departe Nu-i mai răspunde Lasă-mă, lasă, lasă că e ok, că nu are rost Lasă așa ca să, să nu suspectezi ceva sau nu știu Păi și Ana Banana e la minat uh, pff, nu e, nu e cu mine Simt că voi sunteți împreună A. Uh, asta nu e deloc ciudat. Ok, calmează-te, Ana, calmează-te. Doar, doar hai să, să ne prefacem, da, uh, uh, hai să ne prefacem că nu știm. Nu știu despre ce vorbești. Eu sunt singur. Ok, gata, Ana, nu, nu, nu. Da, așa este. Bă, nu mai scrie nimic, lasă-mi pe mine, lasă-mi pe mine că mi că zici ceva greșit și după aia ne prinde pe aici și s-a terminat tot de unde. Uite că văd, văd, văd. Ce facem, mă? Doamne, ce creepy e. Doamne, cum stăm fața casei. Deci vreți să sparg tot de aici? Mă, ce? Cum adică să spargă tot? Uh, adică, mă, ce sp Ok, mi am frică de ce se întâmplă, Ana. Deja, cred că... Cred că deja ne întindem cu gluma. O să vedeți când ajungeți acasă. Uh, Ana, nu vreau să... Ana, nu te panica, dar Maria are Dita mai bazuca și a început să spargă spawn-ul, gen. Să așa am niște că... Ca... Oh, my God, a început... Efectiv, a spart magazinul. A spar magazinul, Ana. Efectiv... Doamne, îți bubuie casa. Doamne, ok. Ana... Bubuie tot serverul, Maria. Deci, Maria, legit, bubuie tot serverul. Și o să-mi bubuie și mie casa. Fii atentă de nu-mi bubuie. Ok, a, a început să-mi bubuie și mie casa. Îmi este frică. Ok, calmează-te. Cal nu, nu trage, nu trage, nu trage. Să nu știi că suntem aici. Calmează-te. Nu, nu cred că o să ne găsească. Sper să nu ne găsească. Mamă, mamă, mamă. Stai așa. Mamă, ce se întâmplă? Ce a făcut aici la mine? Doamne, ia ziceți unde sunteți. Nu suntem acasă. De ce? De ce? La tine în casă, mamă. Ana, nu te mai preface de parcă suntem pe lângă spawn. Ascunj... Oh, my god, a dat fix aici că am auzit. Mă, ce se întâmplă, doamne? fix pe la noi pe aici, o aud. Bă, 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 mă, mi s-a blocat camera. A, ah, ok, a revenit. Bă, 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 se întâmplă mult prea multe pe server, Ana. Efectiv, ce facem acum? Am distruge casa mea. Acum e la casa mea, efectiv, am distruge casa. Mama a distrus și casa lui, lui, Gigel. Ce facem? Rămânem aici, Ana, doar rămâi aici și nu nu mai fă nimic, nu mai fă nimic. Lasă, stai pe loc că momentan suntem bine. Încă nu cred că ne-a găsit baza. Nu o mai văd nicăieri pe camere, dar efectiv ne-a distrus paunul. Ne-a distrus paunul, a distrus, 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 distrus magazinul, a distrus Doamne, ferește, mi este frică. Cred că s-a voiam să zic că cred că s-a oprit. Au doar bubuitori și eu au numai bubuitori. Și eu au numai bubuitori, Ana. Stai liniștită că nu ești singura. Stai că mă uit pe camera asta că vă... Mamă, ce se întâmplă, mă? Spa a spart teleportatorul. Nu mai avem teleportator, Ana. Nu mai avem teleportator. A spart tot teleportatorul. Doamne, a distrus toată harta, frate. Oh my god, sper să nu tragă și aici. Doamne, deci, deci chiar proasta alegere să avem baza pe aici. Tu dai seama că dacă aveam undeva pe aici unde a spart. Deci a început să spargă toată harta, efectiv. Nu știu ce facem, nu știu ce facem. Uh, habar nu am. Efectiv, nu știu ce să facem. Știu unde sunt sunteți să știți? Cum, cum adică știe unde suntem? Degeaba m-ați mințit cu minatul. Uh, nu cred așa ceva. Refuz să... Stai, Ana? Stai, nu mai văd. Stai, ce, ce, se întâmplă? Ieșiți afară sau vă scot eu? ah, uite-o. Nu pot să cred. Chiar e la noi. Chiar știe unde suntem. Chiar știe. Ok, ok. Uh, uh, ia tot, ia tot, ia absolut tot. Salvați mărciu, salvează tot. Nu știu, ia, ia cât de multe chestii poți și hai să mergem. Ana, trebuie tre să mergem, trebuie să mergem, trebuie să mergem. Hai, 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 hai. Hai afară. Nu știu ce, ce să facem. E frică. Uh, uh, Eșim stăm aici. Hai afară, Luca, Bă, bă, armura da, da, da. Bă, dar chiar că eu nu mi-am pus armură până acum pe mine. Așa, două încoace, coace. Ok. Uh, ce facem? Ieșim afară? Oh my god, ne spune și hai afară. Ana, eu nu știu ce să zic. Deci ar trebui să ieșim, nu nici măcar nu știu ce să facem. Rămânem aici? Bă, mie, mie că oh my god. Uh, 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 gen, nu știu cum să spun Ana, dar e fix aici. Bă, uh, oh my god. Bă, uh, ok, ok, asta nu e nu e ce trebuie. Nu prea nu prea mai avem ce să mai facem, Ana. Eu bag un măr din asta și m-am dus direct. Mă duc direct. Uh, avem ceva blocuri? Mamă, nici blocuri nu am. Stai așa, stai așa. Hai că am luat eu niște blocuri. Ana, mamă, 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 mamă. Nu mai văd absolut nimic. Ok, am înțeles. Uh, Maria, putem vorbi, putem discuta. Stai, stop, stop, stop. Putem, putem discuta, ok? Putem, putem, putem. Ok, hai, hai, să, hai să discutăm, hai să discutăm. Ana, nu mai trage în ea că n-ai ce să-i faci, ok? Hai afară, ok, mergem afară, mergem afară, mergem afară. De ce trage mine? Nu mai trage mine, Nu poți să-i dai damage, Ana, înțelegi că nu poți să-i dai damage pe creativ. Doamne, Ok, gata, gata, am afară, gata. Maria, suntem gata, suntem cu minți, ne predăm. Ce se întâmplă? De ce faci toate chestiile astea? Ce se întâmplă? De ce m-ați mințit? cum, cum gândiți? Adică te Nu te-a mințit nimeni, ce să te mintă? Adică, cu, cu ce te-a mințit? Sau ce, ce vrei să... Trage Ana, nu știu ce să facem, dă-i, fă ceva! Ce e cu baza asta? Oh my god! Uh, nu e nimic cu baza asta, ce să fie cu baza... Oh my god! Uh, nu, nu, e absolut nimic cu baza asta, Maria! Nu cred că avem ce să-i facem, Ana, e pe creativ, Ana! N-avem ce să-i facem, că e pe creativ! Uh, uh, Maria, hai să vorbim, gen, hai să, hai să vorbim mai bine. Maria, Maria, calmează-te. Haideți să discutăm ca niște oameni civilizați, ok? Maria, ți-am spus oameni civilizați, nu cu rachete. Te, te, te rog frumos, încetează. Oh my god, fugi, fugi, fugi. Uh, fugi de departe poți, Ana, fugi că de departe poți. Maria, stai calmă, da, hai că nu mai calmă, nu stă. Maria, te rog frumos. Băi, 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 n-am văzut mai așa ceva. Cum ar trebui să poți să fac ceva? Oh my god, nu, nu. Uh, Ana, știi ceva? Ține-o țin, -o, țin -o ocupată, ține-o ocupată. Încerc să dau de hacker, încerc să dau de hacker. Ține-o acolo ocupată, doamne, nu știu că mai am vreun laptop ceva. Nu mai am nimic la mine să pot să comunic cu cineva. Doamne, ferește, nu mai am absolut nimic. Așa, da, trage după mine. Am înțeles. Nu, nu mai am ce să mai fac efectiv. Doamne, ferește. Ok, gata, am găsit ceva, Ana, am găsit ceva. Băi, iau după mine, ajută-mă. Ana, ce tot faci? Ajută-mă. Doamne, ferește, Maria, gata, calmează-te, Maria, calmează-te. Două secunde, trebuie să dau și eu un telefon. Hei, care vino cu ace că s-a dus harta. De deci, ce efectiv se, se distruge toată harta? Vino cât de repede poți. Că Maria nebunii zboară, trage cu rachete, efectiv n-avem ce să-i facem. Vino, cât de repede poți, nu mai văd nimic. Doamne, ferește ajutor, ajutor, trimite ajutor de urgență. Oh my god, nu mai văd nimic, am pierdut și telefonul. Uh, uh, L-am recuperat, ok, ok. Uh, nu, nu mai înțeleg absolut nimic. Uh, Maria, hai să fim și noi prieteni dacă se poate. Mama, dar n-ai mă ce să-i faci, nu poți să-i dai damage efectiv. Nu, chiar cred că e pe creative, efectiv, chiar cred că e creative. Ce prietenă ești tu, Ana, să mă minți așa? Pă, da' cu mine ce ai? Eu, eu nici măcar nu sunt prieten, nu Ana, e prietena ta, dai pana. Nu, dar nici pana, că e prietena Oh my god, ok. Hecare, nu știu dacă primești mesajele astea, dar efectiv se distruge toată harta și nu știm ce să mai facem. Vino cât de repede poți sau fă, fă, o chestie orice că nu știm ce să mai facem. Uite ce se fac la ca Da, dar nu mai poate. Bă, nici măcar nu-i Maria, nu-i pasă de casa aia Ana. Oh my god. Fă ce vrei la casă. Oh, loo Bă, 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 stop, 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 stop. Gata, gata, gata. Tu ce tragi? Nu trag. Oh my god. Bă, 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 hai să ne calmăm un pic. Nu pare să se calmeze prea curând Ana, nu prea pare să se calmeze. Deci nu știu ce să mai facem. Efectiv, bă, 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 gata, gata, gata. Maria, te rugăm, te implorăm. Ce tot faci? Nu poți să-i dai damage, Ana. Chiar nu cred că poți să-i dai damage. Ok, ok. haideți să ne calmăm, fetelor. Nu cred că... Degeaba trage, Ana. Nu vezi că n-are armură. N-avem ce să-i facem. Maria, gata. Mamă, mamă, mamă. Unde am căzut, frate? Doamne, ferește. Bă, cât damage dă, frate. Bă, bă, bă. Ok. Nici mere nu mai am prea multe. Nici gloanțe. Nu știu câte mai am, Ana. Nu știu dacă avem ce să facem. Cred că... Cred că atâta ne-a fost. Hai, Maria, încetează, gata. Cred că efectiv atâta ne -a fost. N-avem ce să mai facem. A, a, eventual să ieșim noi de pe server dar n-are niciun sens, că dacă ieșim de pe server nu mai avem ce să mai facem. Bă Maria, bă, bă, bă hai să ne calmăm un pic. Ia stai puțin. Mă, ce a plecat? Mă, ce facem Maria? Sau... A, uh, oh, ok, da. Da, ok, ok. Asta asta o să rezolve totul. Da, am înțeles. Nu, 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 nu avem ce să facem, Ana. Cred că suntem rip. Nu mai am nici mere din astea prea multe. efectiv nu mai avem ce să mai facem. Lasă-ne, bă Maria, pace. Ana, ai ultimele cuvinte să mai spui ceva că eu nu știu, mai am decât un măr și pare că nu mai avem ce să facem. Unde ești? Sunt fix cu tine, Ana, dar nu nu mai, efectiv, nu mai stăpânesc A nebunit de tot, Maria, te rog te... mama 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 Deci zici că sunt pe Fortnite aici, efectiv Doamne ferește, bă, 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 gata, Maria Nu, no, nu, ai ce se face? efectiv E pe creative, nu mai am nici mere Cred că s-a terminat aici, s-a terminat Ești gata, oficial S-a terminat, n-am mai avut ce să mai facem Nu, n-are niciun, n-are niciun rost Bă, uite-te am pierdut, am pierdut tot Efectiv, doamne ferește Bă, ce se întâmplă? Am înțeles. Uite, tu. Wow, nu pot să cred. Hai plecați de aici, tu oameni, nu mai are rost, Ana, nu mai are rost. Am pierdut lupta asta. E, efectiv am încercat noi de toate, dar e locația mea de acum. Deci, bă, Maria, de ce faci toate chestiile astea? Nu te înțeleg, efectiv nu are niciun rost. De unde ai acces să zbori? De ce? Uite, și tu ai creativ, nici măcar nu putem să dăm în tine. Deci, de unde e creativ? Pentru că m-ați mințit? Bă, 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 nu pune adevărul. Cine ești? Cine ești? uită te la mine și spunem cine ești, ok? Cine ești tu? Că tu nu ești Maria. Treaba mea? Bă, bă, nu, nu se poate așa ceva. Deci, nu. Deci nu se poate. Deci de bă, haide să, să încercăm să ne înțelegem. Deci, efectiv, de ce? Nu, nu, mai am ce să mai spun? Ai distrus tot serverul. De ce faci asta, efectiv? Sumaria 200. Nici măcar n-ai scris bine, Maria, că e cu mă mic. Doamne, ferește, bă, ce? Doamne, bă, bă, bă. Nu mai am cuvinte, efectiv, nu mai am cuvinte. Hai la casa Anei. De ce să mergem la casa Anei? Bă, spune mă cine ești odată. Măcar spune cine ești, efectiv. Spune-ne cine ești, ok? Am încercat să ne batem cu tine. Nu putem să facem nimic. Ai distrus toată tot spawn-ul. Spune măcar cine ești. Cine Cine ești? Ești hacker 666? Ok, nu ești. Cine ești? Spune-ne cine ești. Cine te-a trimis? De unde ai apărut? Că Maria clar nu ești. Uite, deci tu, Maria nu are ochii roșii, în primul rând. Încetați cu întrebările. Păi, nu, nu înțelegem ce se întâmplă aici acum, adică. Pune-ne odată ce se întâmplă. Zi, bă, asta sunt, asta vreau, nu știu. Spune-ne ceva. Haide, păi, pă, bune, ce, mai aștepți? Efectiv, ne-ai luat tot serverul, nu mai avem nimic. Sunt Maria 200, nici măcar n-ai scris bine. Iar ai greșit. Are, are underline Maria 200. Doamne, nici n-a scris bine, Băi, 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 cine ești? spune neodată, odată, deci, gata, nu mai e nimic, ce mai aștepți acum, ce mai aștepți? Nu mai avem mai teme, nu mai avem bază, nu mai avem absolut nimic, ce mai aștepți acum? Explică-mi și mie, ce mai stai acum, ce mai... A, -a dispărut, Ana? a aplicat? Mă, ce se întâmplă? Uh, poți să răspunzi la întrebare? Uh, ce? What? Ok, deci, uh, am înțeles situația, hacker, 6. 6, 6 scrie aici Connection lost și îmi spune hacker și a... Wow, nu pot să cred, fraților Nu știu ce a fost lupta aia, nu știu de ce am încercat să ne batem cu ea Pentru că era clar că era pe creativ Dar efectiv eram disperat, nu știam ce să mai facem Wow, ce se întâmplă? Ce, ce, nu mai am nimic de spus, ok? Habar nu am, aștept să văd ce o să-mi spună și hackerul bun După experiența asta, nu mai zic nimic Efectiv, după experiența asta uf, Nu știu, cred că o să fac o pauză de la Minecraft Sau habar n-am ce o să fac Dați un like și un comentariu și spuneți-mi ce să facem în continuare. De Marian că nu știm nimic, nu știu absolut nimic. Cred că nu știu, o să vedem ce o să se întâmple. V-am pupat pe toți și ne auzim data viitoare că eu aparent m-a de pe server, pur și simplu. Și scrie hacker 666. Am înțeles. Am încercat, le-am încercat pe toate. Nu știu ce s-a întâmplat aici sau ce -a, ce a fost chestia asta. Ok, fraților, am revenit aici pe Minecraft și nu credeam că o să mai încerc vreodată să intru pe serverul ăsta, dar tocmai ce am vorbit cu prietenul nostru, hackerul cel bun și mi-a spus că, și că bă, am încercat să fac tot ce se poate, încearcă să intri pe server dacă merge bine, dacă nu, nu. Deci o să încercăm aici, a spune că nu mă pot conecta pe server, din câte știți, în ultimul episod, efectiv, hackerul rău ne-a scos de pe server, ne-a distrus tot spawn-ul, nu știu ce speranțe mai am sau ce o se întâmple, dar habar n-am, el mi-a spus să încerc totuși și că s-ar putea să mai fie o speranță. O să-i dăm join server și să vedem ce o se întâmple. Bă, ce mă locul ăsta? Ana, ce faci mă aici? Ana? ce cauți aici? Ce se întâmplă? unde suntem? Ce faci aici? Cum adică ce fac aici? Ce faci tu aici? M-a chemat hackerul. Mi-a spus că, că pot să încerc să intru pe server, dar... What? Tu vezi ce e sub noi? Doamne! Nu mă așteptam să te văd aici. Ana, tu vezi ce e sub noi? Lasă-mă că nu mai vreau să mă uit în jos că mă sperie. Oh my god, Ana! Știi ce e asta? Știi unde suntem acum? Doamne! Noi suntem deasupra spawn-ului, unde eram la început. Aici e tot orașul nostru distrus. Doamne, deci au distrus distrus tot, tu vezi? Băi, deci nu pot să cred. De ce ne am mai adus aici, hackerul? Ce, ce căutăm aici? Ce e baza asta sau ce locul ăsta? Uite, și unde jucam adevăr și provocare. Da, acolo jucam adevăr și provocare. Și acolo e baza aia a Mariei ascunsă. Mă, ce s-a întâmplat aici, frate? Deci au distrus tot, efectiv, după cine a dat nou kick. A distrus toată harta aici, nebun. Oh my god. Unde ne mai jucăm acum? Da, cred că, cred că nu asta e problema, Ana. Cred că e, nu știu ce o să facem cu tot serverul ăsta. Adică, bă, ce s-a întâmplat aici, e, efectiv, și ce e locul ăsta? Deci, stai, și ție ți-a scris hackerul pe, pe, Discord și ți-a zis gen că să intri pe server și mi-a zis să încerc, nu știu ce, că e finalul, nu știu, o chestie din asta ciudată, rău de tot. Și nu înțeleg, uite -o, cu o carte, finalul, ok, dar nu știu. Stai că, stai așa că avem o carte aici. Sunt fricoasă rău de tot și când văd, bă, lasă-mă că și mie mi-e rău de când văd ce se întâmplă. Și uite toată munca noastră, frate, tot, tot, tot efectiv e distrus. Nu mai știu ce să mai fac. Ok, Ana, hai să, hai să ne calmăm puțin. Nu știu ce se întâmplă, dar mi-a spus că, că, acum o să se încheie totul. Chit că e de bine sau de rău, nu știu, hai să încercăm să-l să ascultăm, să vedem ce zice, ok? Măcar să vedem ce, ce are în plan pentru noi hackerul bun, pentru că cu hacker 666 nu știu cum ne-am descurcat de unii singuri. Hai să vedem ce zice hackerul bun, ok? Bine ați venit pe server, dragilor, auzi ce zice. Acum e momentul final, atacăm cu tot ce avem. Uh, Ana, pregătește-te, că aparent atacăm. Deci, uh, da, nu știu, nu știu ce are în plan, ok? Stai așa să vedem ce să mai atac Luca. Bă, habar n-am, pentru că deja în ultimul episod ne-au ne-au făcut praf, efectiv, n-am avut ce să facem. Nu știu dacă avem vreo șansă. Hai să vedem, când ăștia sunt pe creative, nu avem șansă. Da, efectiv era pe creative data trecută, deci nici nu avem ce să. Da, nu, nu mai zic nimic, ok? Hai să vedem ce zice. Am încercat să vă dau cam tot ce se poate ca să aveți o șansă, ok? Știu că o să ziceți că are creative, fix ce am zis noi acum, gen, și că nu aveți ce să-i faceți, dar creative pot avea doar clonele și alte entități care nu sunt atât de puternice. Deci, că nu poate să el creative. Deci aia era o clonă sau ceva, Ana. Deci nu, nu cred că era Maria, stai, Maria din ultimul episod, care ne-a distrus totul, cred că nu era el, sincer. Deci, deci putem cumva să câștigăm aici lupta. Așa spune, că nu are cum să fie pe creative sau... Uh, el nu poate avea creative și puterile lui normale. Deci cel mai probabil o să fie pe survival. Deci ori are creative, ori are puterile lui normale, dar nu știu, e ciudat rău de tot, ok? Hai să, hai să vedem. Nu știu ce să facem. Uh, Calmează-te că o să ne spună, eu nu aș mai juca. Bă, 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 Ana, nu putem să dăm înapoi acum, da? Măcar hai să să încercăm să facem ceva, pentru că dacă facem alt server, o să se întoarcă, pentru că aparent după o mie de sezoane, omul ăsta s-a întors după noi, deci nu o să ne lase niciodată hackerul ăsta, nu știu ce e, o entitate, habar n-am ce e, dar dacă nu ne iese, Aie, pierdem serverul, cu oricum nu mai avem nimic de pierdut corect, trebuie să încercăm măcar, măcar să încercăm, hai să vedem ce zice asta. Deci aveți echipamente pe care vi le-am mai, nu vi le-am mai dat până acum, deci nu ni le-am mai dat până acum și sunt mai puternice ca niciodată. Încercați să dați tot ce aveți ca să putem scăpa de el odată pentru totdeauna nu știu ce sfat să vă mai dau decât să vă zic baftă. Când sunteți pregătiți, apăsați pe butonul de pe blocul roșu. Am pregătit coordonatele de la baza lui secretă. Așa cred, cel puțin. Acolo este Maria adevărată. Baftă din nou, hackerul. Deci a reușit să o localizeze pe Maria adevărată, bă. Mi-e frică când aud de Maria. Nu, dar nu e Maria aia. Deci Maria care ne-a distrus nouă toată, tot serverul și tot în ultimul episod nu era Maria. Deci nu era Maria, era o clonă de-a lui ceva. Deci efectiv nu gata, gata, nu mai zic, nu mai zic cuvânt. Cu mă. Dar totuși trebuie. Nu înțeleg, ok. Și ce. Mamă, ce avem aici, Ana? Stai așa un pic în nou, chiar ne-a dat chestia. Hai să vedem ce echipament avem. Deci avem 26 de mere înceanta. Da, ok, ai, ai o, bazuca. Ok, asta e destul de OP. Deja, deci tu ți-ai luat armele. Stai, ți-a dat aceleași chestii și ție. Să așa să văd. Cred că ne-a dat la fel, mă gândesc, nu? Mamă, o groază de gloanțe. Ok, super multe gloanțe. Am 26. Da, și eu am tot 26 de mere. Ok, ne-a dat super multe gloanțe. Mamă, da câte gloanțe. Și rachete multe. Ok, deci o groază de gloanțe și rachete. Ne-a dat o armură. Hai să vedem ce cu armura asta. Deci avem cască Protection 4 Unbreaking Breaking 3, ok. A, toate cred că au așa, nu? Da, cred că toate au același enchant. Ok, deci suntem full netherite. Bun, avem niște arme, dar văd că sunt enchantate, ești nebun, stai așa un pic. Deci sunt enchantate, au, au fiat atentă că au enchanturi armele astea. Ok, Ana, ce deci ai grija? Avem și o elitra. Bun, mamă, și cu artificii. Unde ținem frate te chestii? Stai așa că avem aici ghiozdanul. Bun, stai așa să facem ghiozdanul un pic, să, să pregătim toate itemele astea. Pe aici Și mărimei inatoru Oh my god, Ana, tu știi ce chestia asta? Deci tu, tu nu ai idee cât de OP pe chestia asta Nu mă întreba de unde știu, dar credemă că cunosc item-ul ăsta foarte bine Pot să mă fac micuță? O să te faci mică, mare, ce... Exact, exact asta face Poți să schimbi dimensiunea? Da, poți să te faci super mică, gen Sau foarte mare, dacă vrei, dar nu încerca, nu încerca în spațiul ăsta Fă-te fă înapoi normală, ok Deci, da, cu itemul ăsta poți să schimbi dimensiunea Dar dacă ne facem mai mari, să știi că o să fim ținte mai ușoare Deci o să fie greu Am putea să încercăm să ne facem mici, gen, și să ne batem cu el. Asta ar fi o strategie. Văd că avem și elitra. Hai să luăm, fii atentă, să-ți rachete, să-ți iei rachete cu tine. Efectiv, umpleți Ghiozdanu, umpleți Ghiozdanu, că ne-a foarte multe iteme. Dar bag acolo și în Mamă, dar nu avem nimic de mâncare, bro. Nu avem nimic de mâncare, efectiv. Stai așa un pic să punem asta aici. Mă, oh, lu. Stai că ne-a dat la iteme de ne-a spart. Băi, eu mi-am cam făcut inventarul așa. Nu știu că mai aici. A, ah, uite că avem și poțiuni. Jump boost și speed. Ok. Aici. A, ah, uite, bă, și mâncare. Avem și mâncare, avem și mâncare. Ok, mamă. Uh, da, nu mai am jump boost, gen. <laughs> Ana, eu deja nu mai am jump boost, De ce ești mic? <laughs> Doamne, ferește. Ok, cred că cred că n-am început bine toată chestia asta. <laughs> Ok, Ana, de deci ce oficial mi-am cam făcut inventarul? Acum, de ce, de ce, ești mică? Ana, nu te... Vino la păi, fă-te la păi, mărimea normală și hai să mergem. Păi, nu, nu rămâi mică, e mai greu să mă atingă. Da, dar o să mergi și mult mai greu, ok? Doar ai încredere în mine și fă momentan mărimea normală. Pentru că el nu știe că noi putem să ne schimbăm mărimea. Și hai să, să păstrăm asta un secret până când e cazul să o folosim, ok? Deci, hai, ești pregătită, gata, -ai, ai prins curaj, ai prins totul. Hai să-i dăm, Ana. Deci, ce fi o efectiv ne-a distrus totul, nu mai contează. Hai, ține-te bine. Uh, deci pun și eu astea aici. Hai, 3, 2, 1, ține-te bine, Ana, că mergem la luptă odată pentru totdeauna. Let's go! Bă, oh, ce se întâmplă? unde su what uh, uh, Ana Ana tu l vezi? Bine ați venit. Uh, uh, ce? De ce de ce a scris pe chat? Stai cream că hackerii nu scriu pe chat. Mă ce, ce vrei de la noi? De ce, de ce n-ai făcut atâta rău? Eu trag rău. Uh, ok, hai să uh, Ana stai așa că nu știm ce vrea să facă. Hai în casă. Uh, cum adică hai în casă. Uh, stai, nu, de ce de ce ai făcut toate chestiile astea? Stai, explică-te că tragem. Stai pe nu te mișca, nu te mișca. Stai unde ești. Hai în casă să luăm și noi un loc. Uh, what ce se întâmplă? Bă, bă, deci noi noi n-am venit să ne jucăm aici, da? Deci te rog frumos, noi nu, nu vrem jocurile tale de de nebun psihopaz, da? Deci stai acolo. Hai intrați în casă. Bă, ce deci ieși afară, nu intră nimeni. Bă, Ana nu intră în casa lui. Ana nu intră în casa lui pentru că acolo are avantaj că el știe ce are în casă pe acolo și nu treci în coace, treci în coace și luptă ca un bărbat adevărat. Dacă ești hai, vino în coace și luptă. Și de ce scrii pe chat? Stai că nu înțeleg, parcă hackerii nu scriau. Trebuie să ghiciți codul. E foarte ușor să știți. o ferește. Mă, am atât de multe ok? Nu știu că vreau, pentru că nu-mi pasă, sunt prea puternic. A, oh, și poți să scriu pe chat pur și... Eu n-am mai văzut hacker așa nebun ca tine și pot să scriu. Nu, no, no, nu, eu, mă duc, Ana, eu mă duc și l omor efectiv. nu, ia stai mă, ia mă să-i dau o de asta, stai așa, nu vrei să ieși? E, ia o de asta aici. Da, cred că, cred că nu merge, Ana, cred că putem să-i dăm noi. Hai de bagă măr. Da, cred că degeaba, Ana, cred că, cred că n-avem nicio șansă să intrăm în casa asta prea ușor, sincer. Băi, ieși afară și hai, hai să ne batem dacă e chiar jmaker. mecher. Vino încoace, pa bune, ieși, dacă ești mecher. Hai să stăm pe cana. Doamne ferește. Bana, știi ceva? Ia, hai să-i facem jocul. Hai să-i facem jocul. Doar așa, să vedem ce se. Po Mamă, dar ce o pe arma asta. Wow, cum mâncar și ok. Știi ceva? Ok, intrăm. Hai, deschide ușa. Hai, sunt, sun gata. Vin cu Hai, te bat la tine în casă. Ești nebun. Hai, eu, eu, sunt pregătit de bătaie. Hai, pot să deschizi ușa gen. Ghicește, faci mișto, ghicește codul. Doamne ferește codul. Vorbești serios? Ok, dacă nu e asta, ok, o să, o să încerc. O să încerc 666. 6, 6. Dacă nu e asta, da, chiar e. Doamne, ferește. Ok, acum gata. A venit momentul să ne dai înapoi serverul. Fă backup înapoi la server cum era. Exact cum era. Ok, felicitări, ai ajuns în baza mea. Bă, nu știu ce psihopatie ești sau care e faza sau ce vrei de la noi. Noi doar ne vrem prietena înapoi și să ne jucăm pe serverul ăsta liniștiți, ok? Poți să te rog să faci chestia asta sau e, vrei bătaie? Vrei, vrei să o dăm pe bătaie direct? Bă, bune, am ținta pe capul tău, ok? Bagă o, ai dreptatea Ana. Ai dreptatea Ok, deci gata, deci vorbesc serios. Gata, spunem dacă ne -o dai pe Maria sau nu. Pentru că eu sunt. Gata de, de război Ești nebun? What? Ce Ce a fost asta? Mă ce? Efectiv nu Nu înțeleg What? A, di a dispărut? A ieșit pe server pur și simplu? Eu bag mere mi-e frică? Mă ce? Oh, Ana? Ana uite-te în spate Surpriză Oh my god No, 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 no Deci a început război Uh, asta a fost mai ușor decât mă așteptam, gen. Ok, Ana, știi ceva? Hai să vedem unde este Maria, ok? Nu știu ce face, nu știu dacă chiar l-am bătut atât de ușor, să fi fost atât de ușor. Nu știu, unde poate să o țină pe Maria? Unde? Cred că am găsit, cred că am găsit, Ana, cred că am găsit. Ok, deci avea un, o gaură și o de asta probabil era un treptor aici, habar n-am. Du-te tu, du-te tu prima, Ana, am încredere în tine, haide. Bagă măr, ok, am, am, încredere, hai, bagă și asta, nu știm cine așteaptă acolo jos. Hai să vedem și Maria, Maria, ești pe aici. B -b -b Vină cu Ana What? Nu o faci mișto de mine. Ce faceți, dragi prieteni? Ba, ok, nu știu care este faza cu tine, dar gata, încetează, nici măcar nu mai armură, nu mai e nimic gata, lasă-ne, ea păi o căutați? Uh, da, ok, gata, știi ce. Doamne, neferit ce, ce se întâmplă cu cea dăm o mine? Uh, uh, Ana nu-și mai a damage gen. Ana nu-și nu mai a damage și nu mai nu mai văd bine. Ok, ce, ce se întâmplă? Ce. What? Um... Ce face? Nu, mai înțeleg. ok, doar ne vrem prietena înapoi, bine? Lasă-ne prietena înapoi și nu o să avem nicio treabă cu tine niciodată, n-am avut nicio treabă de ce faci toate chestiile astea. Nu, și nu înțeleg de ce dintr-o dată e pe creative, efectiv nu mai, nu mai putem să-i dăm deme, nu mai putem. O vrem pe Maria, exact, doar, doar ne vrem prietena. E o clonă? Cum adică eu? What? adică e o clonă. Ce? Ah! Oh my god! E o clonă că e pe cre... Mă, și ce... Nu mai înțeleg. Și unde e hackerul atunci? Mă, ce se... Ok, clonă, hacker, oricine ești tu. Spunem ce se întâmplă cu prietena noastră. Doar explicăm ce se întâmplă aici, ok? Nu știu cine ești, nu, nu mă interesează cine ești. Doar dă-ne prietena înapoi. Ok, știi ceva? Eu, eu bubui tot. Efectiv, eu bubui tot, ok? Maria 200 are contul de Minecraft corupt. Nu, nu te cred. Ok, dă-te dă la o parte, Ana. Dă-te la o parte. Nu cred așa ceva, ok? Re refuz așa ceva. Maria, vino o coace. Te, te, luăm acasă. Vino în coace repede. Hai repede cu noi. Hai repede cu noi. Maria, ce faci? Oh my god. Mă, mă ce face mă asta? Maria, vino o coace. Mă, ce face? De ce nu răspunde? Maria? Maria, vino în coace. N nu, pot să cred. Ana, cred că, are, cred că are, dreptate. Ana, cred că, cred că toată chestia asta, cred că toată chestia asta e o diversiune. Cred că Maria chiar nu este aici. Ana, Ana, că am un sentiment prost despre ce se întâmplă aici. Mă, ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? Ce a fost chestia? Oh my god. Ana, cred că avem o problemă. Ana, cred că l văd și ne dă rachete. Ok, ok. Bun, deci aparent nici nu știu care mai e hackerul adevărat, nici nu știu dacă el e hackerul adevărat. S-ar putea să fie el. Ok, l-am dărâmat. Bun, Ana, acum dai cu tot ce poți. A acum e acum. Mă, ce se întâmplă? Tu, omne, dai cu tot ce poți. Dai cu tot ce poți. Tu, oamne, ce ciudat se mișcă și ce se întâmplă? Oh my god, ok. Ana, doar doar dai cu tot ce ai, efectiv. E acum or niciodată efectiv. Tu, omne ferește. No, știi ceva? M-am săturat de tine. Ia mai du-te, bă, de... Ia uite mă, frate. Bă, 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 nu mai înțeleg nimic. Ok. Știi ceva? Ia, stai mă, frate, că am eu un plan. Ana, ține-l ocupat, ține-l ocupat, ține-l ocupat. Ok. Facem așa. Ia, vino mă încoace. Ia mă unde este? Unde e? Oh my god, ia, ia, ia ți o mă de. Bă, ce facem mă, mă? Mă treci mă încoace. Ana e prea rapid, nu pot să lovesc. Efectiv e prea rapid și nu mai am gloanțe. Ba da, mai am. Ok. Oh my god, m-a văzut. Ana încercă să dai. Bă, dar nu pot să dau pe mă, ce se simtă... Ok, și am mai luat damage, și am mai luat damage. Ok, în... nu știu cât damage poate să aibă, dar avem arme super pe Ana. Avem o șansă, avem o șansă. De, 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 de. Dai cu tot ce poți. Fuge, fuge, fuge. Fuge, fuge, fuge. de, de, de. Așa așa, așa zboare, Mamă, mamă, ce știi, Ana, învăța să și zboare, ești nebun. Treci mă încoace, nu mai scap de data asta. De data asta nu mai scap, ești nebun. Vino Decurachete, decurachete, de cu De 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 de. Oh my god, vino mă încoace Hai mă, vino încoa. coa. Luptați corect, auzi cine zice să luptăm corect. Du-te bă de aici cu puterile tale. Oh my god, fără să zburați, auzi? Și că fără să... Hai, mă, treci în coace. Acum ți-e frică, că putem să zburăm. Ia că i-am găsit slăbiciunea, Ana. I-am găsit slăbiciunea. de pe de pe -l. Oh my god. Stai așa, stai așa. Ai grijă, ai grijă cu un zbor, Ana. Ai grijă cu un zbor, că dacă ne prinde pe picior greșit, ne-a ne, -a, ne -a rupt pe amândoi. Stai, rămâi în aer, rămâi în aer, Ana. Orice îi face, doar rămâi în aer și dai pe el. Hai că n-are cât să mai be. Toamne, nu mai am nici gloanțe. mama o dată. Mamă, mamă, mamă. Toamne, oh my god. Bă, ce se întâmplă aici? Că nu mai înțeleg nimic. Nu rămâne pe pământ. Tot ce face, nu rămâne pe pământ. Că e jale rău de -o. Oh my god. Puta, nu șa nu mai moare. Mor o dată, Doamne, ferește. Uite te și tu. De pe el, de, de de Acum, 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 acum. De reload repede și de 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 de. de cât poți, de cât poți. Mă, ce face, mă? Nu-și mai ar damage. Ba, eu nu-l mai înțeleg, mă. Nu, n-ai ce să-i faci efectiv. Uite te și tu la el. Nu, no, de uite te și tu faci mișto, dar noi dansează. Doamne, deci nu. Nu cred că putem să-l batem, mana. avem destul de damage efectiv. Nu știu ce armură are, dar cred că are are protection infinit sau ceva, nu știu ce are pe el. Hai, hai care să vezi ce-ți dau. Hai că mai dăm. no Ana, de deci, ce efectiv nu știu dacă o să merg cu asta. Bă, îmi trebuie un plan, frate, îmi trebuie ceva. Trebuie, trebuie să fie o cale, frate, să-l batem. am săturat de el. Nu vedeți că n-aveți ce să-mi faceți, mă, ce? Bă, ia stai mă un pic. Stai, stai două secunde. E ceva ce n-am folosit până acum. E ceva ce n-am folosit. Mărimea inatorul. E, e mărimea inatorul pe care nu l-am. Ok, știi ceva? A, dacă nu merge chestia asta. Ok, stai. A, așa, dai pe mine. Ok, dacă nu merge chestia asta, le-am încercat pe toate, dar trebuie să încerc, ok? Ok, deci m-am făcut super, super micuț. Abia mă mai mișc. Trebuie să-l găsesc. Unde a zburat, mă, frate? Doamne, abia te mișc când ești mic. Cu ăsta. Oh my god, cât de departe cred că n-ajung. Cred că o să dureze 100 de ani. Ok, știi ceva plan nou. Ok, m-am făcut puțin mai mare ca să pot să zbor mai repede și când mă apropii de el, ok, ceva de... Mama, mama, stai așa că mă vede. Ok, ceva de genul acum. Ok, Ana, ține-l ocupat, ține-l ocupat, ține-l ocupat. Ai încredere în mine, ține-l ocupat. Trebuie să intru în capul lui. vreau să intru în capul lui, Ana, ține-l ocupat. Oh my god, mama, dar greu te mișc când ești micuț, ești nebun. Oh my god, acum e acum. Acum e acum. Let's go! Sunt în capul lui... What? Unde sunt? Stai, ce? Eu chiar am ajuns Bă, nu mă așteptam chiar să meargă chestia asta. Chiar am ajuns în capul lui, ești nebun. Oh my god. Deci, acum știu. Deci, am, am planul perfect. O să mă fac mare, ok, și o să-l. nu știu, o să. efectiv, cred că o să bubuie sau ceva. Nu dacă mă fac mare și sunt în capul lui. Dar ce sunt chestiile astea, totuși? Trebuie să-i distrug. Astea sunt gândurile lui, bro. Trebuie să-i distrug. Auzi ce se gândește. Oh my god, stai ce. Stai un pic. Sunt singur și trist. Uh, ok, nu mă așteptam să Găsesc chiar asta, dar ok. Uh, nu vreau să joace nimeni pe server. Bă, 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 ce se întâmplă? What? Deci chiar, chiar nu înțeleg. Nu am cu cine ju... Oh my god, nu am cu cine juca. Bro, mie foame. Da, ok, cred că e și el om, până la urmă, e și lui foame. Dar, what? Bro, deci cred că el face toate chestiile astea doar pentru că nu are prieteni și nu are cu cine să joace, ești nebun. Oh my god, acum mă simt prost. Mă simt puțin prost, dar n-am ce face, pentru că el în secunda asta mi-o moară prietena afară și trebuie să o salvez pe Ana, ok? O să mă fac mare, nu știu ce o să se întâmple, dar trebuie să o salvez pe Ana, ok? Ce o fi, o fi, efectiv. Oh my god, mamă, mă simt ciudat ce... ce... Ce-a fost asta? Oh my god! Ce-a fost asta? Nici Ana nu mai înțelege ce. What? Asta e hackerul? Um, Ana? Ce-a fost asta? Stai un pic. Da, bă... Efectiv, am reușit, Ana Ana, am reușit, nu pot să cred Deci, efectiv, am reușit să intru în capul lui Și m-am făcut mare și cred că am mers What? Bă, ce? Nu pot să procesez ce s-a întâmplat aici Mamă, tu vezi? Efectiv, i-am stricat caracterul, nu mai merge, uite și eu Câteodată nu-l văd What? Suntem liberi, Ana Suntem liberi, efectiv, nu vine să cred Am reușit Oficial am scăpat de el Cred că chiar am scăpat de el Doamne, nu pot să cred după atâta timp Wow, după atâta timp cât ne-am bătut cu el Atâtea sezoane cât ne-a Bă, bă, ne-a ne nebunit Uită-te la el cum stă Oh my god Bă, ce se întâmplă Ce a fost asta Deci nu pot să cred Uită-te, bă, la el E over S-a terminat Bă, nu pot să cred Parcă nu vine să cred că e adevărat ce se întâmplă Wow Deci asta a fost Bănuiesc că asta a fost Deci a, a zis hackerul bun că asta o să fie finalul Dar nu mă așteptam să funcționeze pe bune Și chiar să fie finalul în favoarea noastră Wow, n-am cuvinte efectiv Felicitări, știam că o să poți, Luca Uată, a scris hackerul pe chat Bă, ce se întâmplă? Doamne